Pregătit? Sigur că da. Suntem oricum pe arta noastră preferată, cred că ar trebui să dăm de animale. Alin se pare că se duce să vâneze diamant. Cred că... Baftă! Da, el joacă la altceva, la rancuri, la noi. Da, e greuț, e Dar greuț. nici de când apărea DLC-ul câine plus harta asta, Mamă, da! vis, vis, Mamă, nu, da! numai acela nu există. Deci lăcomia noastră plus câinele ăla, hai de capul Da, meu. ăla o să fie E altceva, ăla veche. schimbă cu totul, da. Aute, deja au venit oamenii, pentru cine nu știe la ce ne referim, este vorba despre următorul DLC care va apărea în The Hunter, și anume, câine de vânătoare. Și acum să ne ajute să găsim urmele, nu știu, sper să facă mai mult de atâta, da? Vedem. Mamă, ce oameni au intrat, holy shit, man, Și holy prețul va shit. fi aproximativ de 3 euro și jumătate, un ceea de Da, genul. 3 deci euro și foarte maxim. bine. Foarte Nu bine, zicem. sare de 4, oricum, nu era cu 4, era cu 3 în față prețul. Da. Mă, asta mă e mică firaria. Uite-mă că nu Dar știi merge. ce aș fi eu curios? Dacă îmi cumpăr DLC-ul de mai multe ori, îmi bagă mai mulți câini. Lol. Că lăcomia noastră e mare, vreau de tot, adică cu un câine... Ce vrei tu? Da, de când îmi doream câine, deci nu vine să cred. De la primele episoade, deci asta a fost prima chestie pe care am observat-o, bă, da, cum ar fi un câine. Ar fi fain. Și la un an distanță, facă-se voia Nu noastră. știu, sunt curios cum o să meargă toată treaba asta, știi? Adică sper să fie implementată bine. Că dacă e doar așa cum e în farming, gen un pic așa o lăbăleală. Da, el am înțeles că doar ia urma de sânge, și tu mergi după el și cam atât, doar că nu merge foarte tare. El mai caută, se mai oprește, se mai... Adică nu... Te cam încetinește puțin, știi, din procesul tău. O face gălăgie? Nu o face gălăgie, vezi? Întrebări de astea, întrebări de Da. astea. Trebuie să-i dai de mâncare, nu trebuie să-i dai de mâncare. Bine, la câți bani avem, putem să-i Asta dăm de nu cred. mâncare? Dar poate cine știe, vorba ta, poate e ceva din magazin și dai de mâncare, who knows? Da. Ar fi mișto să-i pună... Mau, deci fii atent. Deci poate se face și voia asta peste încă un an, în 2022, să-i pună un backpack la câine, să Da? putem lua gloanțe cu noi, muniție și alte nebunii Lol. în plus. Ar fi Da. ceva, da, ca un Știi, o fel chestie de aia de care vine pe el și cu catâr. buzunare pe margine, nu știu cum se numește. E o îmbrăcăminte de aia care vine pe el, știi, ca pe cai. Da, Și da, da. cu buzunarele într-o parte. Aia ar fi... Dacă la așa. Fine, fine, ar fi ceva. O, căprițe! Da, le-am dat de căprițe. Pe Pentru cine 150 se de întreabă metri. de ce în titlu avem farming cu The Hunter cu Dadu, dar nu e Dadu. Dadu descarcă Explică-te jocul. de ce nu ești... De ce nu ești aici? Dadu a uitat să descarce jocul și fix în momentul înainte să dea rec, am observat că n-am jocul. Am primit Noob invitație, dau alert. pe invitație, nu s-a întâmplat nimic. Zic, bă, s-a bugui Și la cât jocul. la sute ai acum? Nu știu, că nu știu unde văd procentul. Hai să mai luăm niște gloanțe de-astea. Da, procentul oricum e trecut de 50%. Am de descărcat 28 de giga și mi-a O trei descărcat deja smiley. 17. Da, Ok. 50% Ok, aproximativ. ok, ok. Dar mă Mai uitează viteza, un pic. când 3 mega pe secundă, când 23, când 3, când Asta nu e de 23. la tine, e de la serverele lor. Da, oricum e bine, doar că are jocul foarte mult. 27 de giga. O. O, da, am succes aici, să știi, ai venit pe o hartă foarte bogată. Nu. Ui, bine, bine, crede-mă, e Planul bine, nostru pentru bine. azi e să mai descoperim harta, să avem și noi pe toate descoperiri, că jucăm pe ea de atâta timp și suntem in love și addicted de ea, încât ar trebui totuși să o și descoperim, să nu mai jucăm în aceleași locuri. Da, o să iau un ATV și... Că noi ne-am orientat De fapt, către aștept astea două aici. locuri și numai acolo vânăm. Păi poți să iei ceva de... O să te aștept și când vii tu. 2-7-10 îmi trebuie, da. Polimer buletul. Când vii tu, explorăm, bine? Yep. Până atunci, mai au niște căprițe alea. Îl avem și pe Alin pe aici. Da, Abalin joacă la diamant, nu? E așa doar ca să ne atâțe, știi? Da. 104, așa, asta vreau. Nice! Așa! Pe Alin l-am De băgat mea, doar să vedem studio, și să dacă există trăiești! pământ. Păi, Alina a luat diamant la iepure, parcă ultima dată mi-a dat mie poză. Despre Bă, ce vorbim? Și eu diamant îl la prind iepurele, nici iepure! normal nu-l prind, dar iau diamant. Apropo, ai văzut cum ți-am făcut webcam-ul și cum am făcut setup-ul? Nu. Te rog să Te te cred uiți acum și că eu și așa nu sunt on. Te rog să-mi dai un feedback. Eu sunt offline momentan. Un feedback din partea ta, te rog frumos.
Ar merge. Deci face bă. Treaba asta doar așa ca să mă, să mă oftic. Ce nu, nu văzăși? Acum intru, acum intru. Cum așa? Da, facem dual cam, Maria, sigur. Mă gândesc că DLC cu câini ar trebui să fie ok, pentru că în The Hunter Classic există câini de ceva vreme. Da! Așa mă gândesc și eu. Oricum, în ultimul timp, din câte am văzut, oamenii au băgat decât hărțuleni. Nu știu de ce, ultimele hărțuleni... Și când vorbim, ne uităm unul la altul, foarte, foarte... Da? Eu mai mult la tine, tu, da, mai... da, tu te uiți așa în față, ca o vedetă, și eu mă uit mai mult la tine, dar lasă așa. Suntem în... Avem și aici un pic de plante, ca să avem niște verzuianu, să fim ascunși, pac, pac, după ferigă cu aia. Facem? Ha? Pac, iau-te. Boing! Merge. A... Dar vezi că pe perioada asta cam așa merge cu pumnul, nu merge cu boing. Bun. Uite acum observ că există acolo o întrerupere. La image. Da, problema asta o aveam și pe live, dar oricum altul merge mult mai friend decât merge al meu. Acum... Gata, am întrerupt acea întrerupere. Nu, nu, întrerupere între webcam-uri. Ți-am pus pe cap. Ah, ok. Da, da, era o mică pauză. Ți-am pus degetul așa pe cap. Pe cap? Aha, da, putem face și de-astea, putem face și de-astea. Da, mă, în ultimul timp oamenii au băgat niște hărți, da, total interesante pentru mine, din cauza animalelor, sau mă rog, a lipsei lor. Dar nu poți să bași harta asta și pe rând să vii cu niște hărți mai sărăc. Da, uite! Și asta, este o hartă relativ nouă, nu este chiar foarte veche și a fost, uite căcat, că tot am eu un thumbnail căcat, ia uite-l. Ați, e fresh. Este fresh. Vreau și o hartă similară cu asta, doar un pic altfel, că deja pe asta am jucat foarte mult și na, o mai descoperim și acum și cam asta a fost, ce să mai... Nu, sunt bune și hărțile pe care le-au băgat ei, celelalte. Alea cu savana care... și alea... Da, da, să mai bate animale, că de fapt colinas. Ne vrem animale, nu hărțile. Da. O fi și asta la dual DLC, prima dată harta și după animalele, știi? Păi nu, dar să ne dea un DLC cu animale, cu eu plătesc pentru el. Bă, un slider de la câte animale vrei să fie pe harta ta? Da. Și să le cumperi cu banii din joc. O, ar fi ceva asta. Să-ți populezi gen site-ul, terenul tău, da. Și să-ți-l populezi cum vrem și cu tău. Organizat, uite, că tu, spre exemplu, acum tu ai organizat o vânătoare. Da. Tu să, câte animale vrei tu să ai? La dispoziție să le ucizi, da. Genial. Sună foarte, foarte bine, într-adevăr. Ești te very nice. Mândru de câine, sunt mândru de câine. Crezi că ți-au auzit cerința și de asta poate au făcut? Bă... Așa-ți place să crezi, nu? Așa-ți place, a? Așa-ți place. Ideile mari vin de la oameni mici. E și asta, într-adevăr. E și asta o formă de a vedea lucrurile. Într-adevăr. Mai bine vă duce-i mai sus? Să nu duce mai sus? De ce mai bine? Că eu deja am primul vânat aici și am dat de o grămadă de animale. De ce ar fi mai bine mai sus? Te rog, justifică-ți sugestia. Acum ești pe desktop din când în când, că văd că... De ce? Nu, ți-a frizuit da, odată când ai ieșit pe desktop, cred. Se întâmplă, da, când am ieșit mai devreme, da. Jocul ăsta chiar consumă, adică pentru cine nu crede... Nu înțeleg de ce naiba... Nu, dar se mișcă bine, ce ai? Se mișcă, am eu o altă problemă cu camurile. O să se întrerupă un pic. Eu am o problemă cu camurile, nu știu sunt de ce. Prea sus. Te-ai pus tu prea sus. Da. E imaginea de fundal. Dar nu-ți mai tai ție puțin de deasupra capului și te ridici mai sus cu totul? Că văd că un webcam e mai sus și unul e mai jos. Pătratul, fundalul, da. Păi știi cum e? Eu când ies pe desktop, eu le văd bine, dar după aia când intru, se modifică. Din cauza că se modifică ăsta, fereastra la Discord. Adică eu când le fac, eu le fac bine, dar eu nu pot. Eu acum trebuie să o fac după ochi. Să te pun pe tine mai jos după ochi și să presupun că atunci când intru în joc se rezolvă treaba. Da, e foarte nasoală treaba. Ok. Știi? Când intru în joc se resetează cumva dimensiunea webcam-ului. În fine, o lăsăm așa. Ciudat. Da, ecran 4K și întotdeauna dar se redimensionează. De bloc în OBS la scenă? N-are treabă, că atunci mai pot să mai mut eu nimic, dar eu oricum nu mut nimic. E vorba de fereastra de Discord, aia e beleleaua. Okay. Mă rog, am un ecran cu o rezoluție Full HD, am altul cu 4K și se debusorează între ele cumva. Am unul cu HD, unul cu Full HD.
Știu, te înțeleg, eu am chiar și cu HD simplu. Mai există? Ah, okay. Da, eu l-am de atâta timp. Înseamnă că știi că se redimensionează lucrurile atunci când intri în joc sau când ești pe deck sau, da. Salutare, Aline, salutare! Salut, Mihai, m-am apucat și eu de joc acum vreo săptămână. La tine, aici, cum merge? Mă, ne merge foarte bine, avem deja primul vânat. Și, uite la aici, l-așteptăm și pe Dadu și... Un minut el mai are, Dadu. După aia luăm, explorăm frumos, este o hartă foarte frumoasă în care putem vâna foarte multe. Avem animale aici cu Doldora. Alin, ultima dată, să mă contrazică dacă nu rețin bine, dar mi se pare că a luat diamantul la iepure. Ceea ce, sincer, nu știam că există, dar da, na, acum înțeleg că e diamant la orice animal. Dar cum să iei diamantul la iepure? Like, în primul rând, de ce să iei iepure? Like... Pentru, cum îi spune, pentru... Palmares? Pentru palmares, ce? Palmares, da. Fii, acum m-a impulsionat și pe mine, de fiecare dată când văd iepure, pac, l-am nimerit. Hats! Îmi dau și o start acum. Perfect. Și mai am într-un minuțel intru, da. Fă-ți setările alea. Setările o să te întreb pe tine dacă vrei să mi le spui, eu cred că durează câteva secunde. Mi-ai dat niște setări de atât de bune încât nu mai aveam lag. A, pentru că el standard vine cu niște setări. Le poți face pe live, setările. Da, păi, de asta am dat drum acum. Și poate mai au și oamenii sugestii de setări. Sper că nu s-a de notificări, adică eu de asta n-am postat astăzi, ca să păstrez notificările pentru live-uri. Lel. Ce e acolo? Urs! Și atât e frumos, frumos! Ești al meu, băiatul meu, ești al meu! Avem un ursulache, frate. Ce-o pune rezistență? Nu-l văd încă stăpitit după un copac, cum stăm noi după ferigile astea. Pac! Și am foarte mulți copaci între mine și el. Și nu am vrăjeală de aia de urs, ar trebui să-mi iau. Tom, mi s-au dat notificări, ce norocos sunt. Da, nu știu, YouTube funcționează foarte frumos astăzi. Când facem live-uri sau când faci live, nu postezi nimic în ziua aia până nu faci live. Lol. Ca să nu-ți consumi din porție. Măi, ascuns pe aici. Hai, vedem! Da, la mine mai durează fix 2 minuțele. Azi că sunt după urs, nu te grebi. Nu. Că dacă... Știi tu cum sunt urșii, ai văzut că ăștia te cam duc așa cu vorba. Păi știu dacă avem un episod în care 25 de minute am fugit după el. Da. Cam a fost episodul. Îți nesimțiți. Bă, se lasă greu. Da, nu că l-am prins noi după 25 de minute. Am renunțat după 25 de minute, ca să nu credeți că l-am... Ai dat spoiler. Deja ai dat spoiler. De toate băga pe canal, dar SnowRunner nu prea. Am SnowRunner, am o serie foarte, foarte stufoasă în ultimul timp, într-adevăr, cu SnowRunner mai puțin, din cauza că au ieșit câteva jocuri și am început eu serii noi. Asta este singurul motiv. Like, am început Overcooked, am început Gold Rush, am început The Bus acum, mai nou, am început Ranch Simulator, adică deja sunt 4 joace, complet noi. Care oră că-i mă așa? Hai să dăm noi sunetul mai tare un pic. Așa. Jucăm un picuț la sunet. Acum jucăm așa, profi. Bun, i-am dat la 40. Ursul ar trebui să fie pachile așa. Te rog, fă și episoade cu The Hunter, nu doar live. Ștefanel, de obicei nu facem episoade. E interesant pe live. Da, mergi mult, știi? Eu am făcut în trecut, am o serie tot așa, cât de cât stufoasă cu The Hunter. Dar... Și trebuie editat la un moment dat și n-ai ce să arăți, adică la un moment dat ce? Vânezi ursul, vânezi căprioara, vânezi iepurașul, nu prea ai ce poveste să faci în fiecare episod. E într-adevăr un pic mai plictisitor, da. La maxim avem levele mari, bani, n-avem ce să facem cu ei. Acum uite. Așa și în realitate... 200 de metri avem aici și o să schimb scopul. Foarte, foarte important să schimbăm scopul. Așa că iau pe ăla babanu, sights, 816L pe range master, pac, și acum poți să iau ursul de aici, stând bineînțeles pe ciuci. Trebuie să las să ridic ce un pic botul, că dacă îl iau acum, mie că-i dau un cap și vreau să-i dau în inimă. Acum are botul lăsat în jos, nu pot să mă mișc. Aia acum.
Uite și acum, ah, mănâncă de pe jos. E posibil de să-mi instaleze jocul și pe un să înceară update la joc? Mi se pare puțin amuzant. Da. Un update de 2 minute. De ce? Nu știu. De ce n-ai băgat totul din prima? Adică... Separat de client, cine știe. Trebuia să-mi dea pe la primul de 10 giga și vreau să-mi dea update-uri de 12. Am dat în el. Se pare că a fugit. De ce, mă, dacă am dat bine? Pentru că n-am dat bine, asta era tot. Uite-l, ia uite-l. A, nu, ăsta e un curcan, lol. Lel! Dadule, avem și curcan pe aici, a? Eu vreau să explorez. Da, te aștept cu ATV-ul. Cu ATV-ul te-am cunoscut. Când am intrat prima oară pe joc, vine Mihai la mine pe ATV, el fugea porci și mi se pe lângă aici că, bă, câți porci am văzut, dar aspira toate animalele, în ziua aia n-am mai găsit animale. Mai ții minte când ai venit, nu știu pe ce hartă eram. Nu mă știu, asta vreau să te întreb, pe ce hartă eram, ca să știu dacă... Cu porci, mi stres, nu știu, ai venit tu din... Iarnă, cumva? Nu. Și ai venit cu ATV-ul, bă, mă, câți porci, mi stres, a văzut în spate. Și porci fugeau pe lângă el, așa, în spatele ATV-ului. Da, acolo aveam un obiectiv și anume să ne întâlnim noi. Da, și pe noi conta nimic altceva. N-am mai găsit un animal 20 de minute, 15 minute, n-am găsit nimic. Pură întâmplare, da, nu recunosc nimic. Toți. Dar mai ținte că primele 2-3 episoade pe care le-am filmat împreună le-am jucat numai cu ATV-ul. Până să mai conștientizăm, păi, că cu ATV-ul ăla suntem cam dependenți și facem gălăgie. Bă, știi cum e cu ATV-ul? Eu, de exemplu, eu merg cu ATV-ul până într-o regiune, după care mă dau jos și merg câteva sute de metri pe jos. Și așa știu sigur că am ieșit din raza de făcut zgomot, să zic, știi? Adică... Că altfel nu prea poți să folosești ATV-ul, știi? În moment ce i-au băgat ATV-ul, adică, na. Oricum, dacă aud băieții, un buton pentru ATV să-l chemăm când vrem noi ar fi... Ar fi tare, cu într-adevăr. Cu câinele s-a rezolvat, rămânem dator cu câinele, dar și un buton la ATV-ul ăla, dacă se poate. E curcanul ăla. Să fie un fel de Tesla, să o chemăm din telecomandă. Așa, ce mai avem aici? Când fac live cu The Bus? Bă, nu știu, săptămâna care vine facem un live cu The Bus neapărat, da. Sper să-mi țină calculatorul, că ăla necesită foarte multă putere de computare. Și da, sper să nu avem lag. Dar băgăm cu bas. Nu mai am răbdare, 10 secunde. Atunci încă ești pe update, a? Da, ai găsit ursul? Da, 10 secunde. Da, nu mai dă. Am găsit și ursul, am luat și un curcan între timp, am luat și o căprioară între timp. Da. Și undeva la munte avem silver, 800 la urs, se pare că i-am dat fix. I-am dat un pic în stânga de inimă, în plămân. Las că bine, las că este bine! Florin, salutare! Mai are 36, are un glonț pe țeavă? La ce te referi? Opa, ce s-a aude aici? Ia și mă întrebă, Radu, că da, posibilitatea să angajezi pe cineva să vânezi în locul tău, nu vrei? Fel de cosplay pentru The Hunter. E hater sau am luat eu greșit? E hater. Este. Credeam că am luat eu greșit, că n-am înțeles bine. Tu urmărești animal ceva acum? Nu, am animale pe aici, le-am văzut, dar nu urmăresc, nu. Bun, păi ce să mai, dacă poți să... Vreau să zic să tragi pe dreapta puțin. Dacă poți să te oprești puțin, să-mi zici și mie setările alea bombă, care nu fac lag, care... Stai așa. Ai niște setări magice care... System. Stai că gata. Stai. Loading. Așa, întotdeauna V-Sync-ul on. Eu l-am pe full HD acum pentru că fac live, mai ales cu dual cam, așa că să nu-mi explodeze calculatorul. Pe 2K. Da, când joc offline, joc pe o Bun, sunt la settings, la display. V-Sync-ul on. Nu stăm altfel la discuții. Da, e on, ok. Da? La graphics dai preset quality custom și faci așa. Ești acolo, da? Da. High, medium. Stai, high. Medium, high. Da? Off, medium, 8. Stai că mi-ai zis mai multe... Stai. De ce? High, medium, high, off. Da, medium la full quality. Da. E blănița, trebuie să o vezi rar. Nu vă să meniu în jos, nu vă să meniu. Așa. Anisotropic filtering, 8. SSAO, on. Okay. Pont, dacă vrei să faci imaginea mai luminoasă, dai să sau off, doar că calitatea... Eu vreau să nu mănânci resurse multe de asta. Motion blur off întotdeauna, screen space reflections on, global illumination on,
pont cu off vezi mai bine animalele, dar grafica nu e atât de frumoasă. Hit haze off, că noi oricum nu avem pe harta asta, ne trebuie doar pe harte, doar pe hărți deșertice. Anti-aliasing, eu am FX AA plus TAA. Merge și FX AA. Eu l-am așa pentru că am ecranul... Cu puncte A văd că scrie for the highest quality image și că asta înseamnă că o să mănânce mai multe cel. Păi da, dacă tu ai rezoluția cât ai și monitorul, nici măcar nu ți-ar trebui anti-aliasing cine știe ce. Ai idee. Okay, Doamne ajută, acum cred că s-a salvat singur. Și atât. Și acum am dat join-ul Leonu pe tine și hai să vedem unde mă spawnează. Începe distracția. Bă, și mă ce? Să mă obișnuiesc să mă uit la un live cu mine în care nu fac nimic, adică... Gata, se spune unde ești tu. Dar tu care ești, rozul sau albastru? Dă click pe mine și vezi, că nici eu nu știu. Da, ești roz, ești roz și... Acum să le iau pe astea. Eu n-am descoperit în stânga, n-am descoperit. În stânga am o singură căsuță descoperită, uite, o să mă teleportez acum, fast travel. Uite, aici. Tu poți să vii aici și să descoperim amândoi de aici? Nu, eu nu pot să vin acolo. Eu n-am descoperit acolo. Și eu n-am cort. Atunci, nicio problemă, ne întâlnim pe undeva pe acolo. Plec eu de la Sun Sisters din dreapta și mă duc în stânga și ne întâlnim pentru pe acolo. Eu n-am între, deci m-ar interesa și pe mine să descoper între, la Bird Rock-ul ăla, știi, adică între tine și Alin în jos. Sus ai? În nord? Am decât... uite, acum mă duc unde am eu. Asta e singura pe care o am în partea asta. Eu nu am acolo. Te dă jocul, mă. Deci eu pe aia nu am. Bun, vin la tine și plecăm amândoi. Hai. Păi dacă eu nu am pe aia... Păi zi-mi tu la un punct unde ești tu. Uite, vin la tine aici. Păi nu-mi pare avem... De aici amândoi. Să plecăm amândoi cu ATV-urile. Păi eu știu, dar dacă tu ai ce eu am și eu nu am ce tu ai, adică... Da, între ce am eu și unde suntem noi și între ce ai tu și unde suntem noi, găsim pe care nu le avem. Păi mai sunt ascunse, sunt multe puncte. Hai să iau și eu trei curcănei. Hei, că mă uși eu de gloanțe. Făcut aici frumos și alos! Îmi spui ce pușcă e aia cu un glonț pe țeavă, te rog. Ăsta e un 338, așa se numește. Un 338 și atât altceva. Nu știu. Avem inventory... Avem Range Master 338. Cu asta dau un animale de ăsta cu pielea groasă. Silver la curcăneală. 8. Deci trebuie avem destule. Nice. Dar eu să am, să nu mai am treabă la live-ul ăsta cu magazinul. 338 și 6.5. Ah, și de asta. Așa. Poți să-mi scot ATV-ul, să facă lăgie? Da, da, nu. Hai da, hai să mergem. Hai să mergem! Luăm roșu ca focul. Salutare, salutare tuturor! Da, grafica într-adevăr este cea mai frumoasă grafică de la un joc ever. 50 FPS-uri? Nu, eu nu pot să intru în asalt tău. Păi, cum să intri în al meu? Credeam că suntem prieteni. Îți merge bine? Prieten, da. Da, pe live văd că... Nu, pe live îmi scade, am 40 FPS-uri. Ce să mai scot din ele? Ce să mai scot din ele? Anistropicul dă-l mic de tot și scoate SSA-ul și atunci se va mișca belea. SSA-ul și anistropicul... De. Așa. S-a scos sau să-l dau mai mic? Of. Ia, să vedem acum. Tu în stânga sus ai o casă, e un lac mic de ăla așa rotund, ai descoperit zona? În stânga sus, nu. Deci cum suntem noi, la... vezi drumul ăsta cu puncte întrerupte? Nu, da. Așa, el duce la un lac, corect? La un lac, da, sunt la lacul ăla, da. La lacul ăla tu ai descoperit? Nu. Mergem acolo? Da. Bun. Și în stânga de tot sus, în nord-vest, da? Nu am deloc, absolut nimic n-am. Nici eu, la Cougar Watch, da? Da. Nici eu n-am acolo, gata, tata. Pe să descoper și eu pe asta și pe urmă mergem acolo în colț. Unde să descoperi? Unde ai zis tu că e aici, lângă lac. Păi da, și eu trebuie să descoper pe asta, nu doar tu. Ah, ok, hai. Facem aici stânga. Ia stai să mă orientez. Da, e bine așa, pe aici. Let's go! Da, n-ai de toate, nu? Da, 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 stai un pic să dau sunetul încet. Vezi cu sunetul să ți-l faci, așa da? Așa vreau să dau, că e soare destul de tare. A, poate și-au făcut și să fie reprezentarea bună. Când postez de bas, mâine
trebuie să vină episod cu The Bus, iar live vine săptămâna asta cândva, nu știu sigur, o să anunț pe Instagram, să vedem când vine. Urmărește-mă pe Instagram, Aront, at, de fapt, Barba Neagră Oficial. Și acolo punem. Luni știu că nu facem live cu The Bus, dar poate facem marți sau miercuri, undeva pe acolo. Fiți siguri, îl mai întrebați acolo din când în când, când face live-ul, când postează. Hai pe aceea, mergem? Da, după tine sunt. Direct pe aici, prin... Dar cât e ceasul? Este un pic. Nu văd ceasul. E aproape 5, descoperim aici și aici dormim ca să facem ziua. Yep. Deja e de lumină. De putem să o luăm pe aici, să facem drum. Bă, nu înțeleg ce potecă e asta, mi se pare dubioasă ca potecă. Da, că e și foarte, adică, nu e foarte lată, e îngustă. Da, o fi de biciclete, de mountain biking. Nici măcar pentru ATV-uri nu e. Da, nu prea. Ce chestiune. Ce chestiune! Gold Rush. Băgăm și Gold Rush, sigur că da. Dar trebuie să facem unul cu The Bus. Neapărat. Opa. Da, asta e o zonă prin care nu prea vin de obicei. Cam rar servez pe aici animale. Deci că e un șanț, nu pare mă șanț ăsta. Bogdane. Nu prea e șanț, da. E pentru că apare și pe hartă, e cu linie întreruptă, așa că cumva e marcat ca și drum. Sau potecă, sau... Să fi trecut apa pe aici, să fi secat, dar nu prea apare șanță, adică pare gena... asfalt. Da. Mai bun decât aia pe care l-avem noi în România. Nu. No. Nu. No. No. Da, de fii cu minte. Nu. No. Da, fii cu minte. Vezi că vine un animal din stânga, nu știu dacă l-ai văzut. Păi, da, suntem pe explorare. Ia uite, mamă, ce coarne mare are. Să nu dai cu ATV în el, că tu ai depățit. Da? Da, pe tu mori. Și el paralel cu noi. E pe stânga ta. Da, îl văd. Oprește-te, ia-l dacă vrei. Nu-i dăm una între coarne, așa? Nu, că la dispăr nu mai văd. Dar dacă se ține după noi, da. Zic că da. Poate luăm așa din urmă. O fi ăsta câinele de care se vorbea? Coarne? Bine cu coarne, sigur. Unii câine, de la unicorn. Unii câine? Da. Bun. Da, avem pe aici o grămadă de urme, se pare. Bă, știi ce? O să-i dau direct drept. Nu mai țin cod de drum, să vedem dacă merge așa. Kilometru 30, mai avem. Parcă văd pe acolo, mă, numai animale de alea de gold, știi? Range Simulator este multiplayer, sigur că da, dar am jucat multiplayer, Range Simulator. Nu mai știu pe al cui live am jucat. Dar am jucat multiplayer. Este până la 4 player multiplayer. Și merge foarte bine. Am intrat multiplayer offline noi. A, n-am jucat la niciun la nimeni? Puteam să mă gândeam unde, că la Striker nu te-am văzut, la mine n-ai fost. Înseamnă că aveam impresia asta. Altcineva. Nu, cum aș putea? Nu, Rain Simulator l-am testat. Funcționează, am testat în 3, funcționează foarte bine, se sincronizează playerii între ei foarte bine. Știu că merg până la 4 playeri, așa că, da. Doar că nu s-a ajuns la un live multiplayer pe Rain Simulator, pentru că atunci când am intrat, eu cu Striker-ul îl transformasem în Counter-Strike, ne împușcam, Mihai nu mai înțelegea nimic. am pus-o de un meci de Counter. A, uite mă, mai avem 800 de metri, hai că e bine. Prea tentant să nu ne împușcăm. Uite, asta e o zonă în care noi n-am mai fost până acum, total nouă pentru noi. Bine, să-și poate găsim și pe aici zone din astea bune cu lacuri, cu... Și uite ce frumos e aici, că ai avantajul. E câmpie! Vezi, da. Mamă, e superb aici și noi... Aici nu e rău. Ia dar uite, mă. E ceva ce lucește în spate. În spate? Urme, poate. Nu, în față, e ca un cablu. Sau doar din cauza că mi-am scos subțitările. Cred că ai o eroare de hartă și aia e o îmbinare, gen. Da, ori e îmbinare, da. Mă gândesc. Harta asta se numește Silver Ridge Peaks. Așa se numește. Și singurul DLC care nu s-a băgat la reducere acum, în rest toate DLC-urile de la The Hunter sunt la reducere. În afară de asta? Asta e singura pe care, da. Pentru că asta e cea mai, cred că cea mai căutată. Da. Din experiența mea și am încercat toate hărțile, asta are cele mai multe animale. Așa că dacă vreți să jucați The Hunter, vreți să începeți și nu vreți să vă plictisiți prea tare,
Vă sugerăm harta asta, e demențială. Chiar să fac un pack special cu harta asta și câinele. Adică câinele pe harta asta e genial, pe alte hărnete da. Sunt câinele. Dar oare îți găsește și animale? Așa ar trebui. Sunt anumite hărți care au rațe pe ele. Și știu că câinii de vânătoare, adică se înțeleg foarte bine cu rațele. Uite, două animale în stânga, două căpioare. Si. Le văd. Da, când vrem... Tu vrei să le luăm așa pe drum la pachet? Oprește și ele dacă vrei. Păi sunt două, poate ești una. Hai, na, păi noi. Hai să vedem. Wow! Oh, ce dă? În care dai? În aia de jos sau de sus? Eu dau în aia de jos, dă în aia de sus. Ce vorbești, tata, că asta zici că a câștigat la loto, așa se mișcă. Uite, n-a căzut, a înviat. Ce vieți are, mă? Nu, mă, astea-s cu erori, mă. Păi dacă n-am fost niciodată pe aici, cred că nici nu știe jocul și cum să se comporte. Chiar că... Uite, mă, i-am dat și în inimă. Da, și nu cade. Sunt nemuritoare astea. Hai, mă, că i-am dat 6 gloanțe. Mă duc la aia, nu, că mă duc personal la aia. Sau mai potolim un pic. Nu, au erori astea sau ceva. Nu sunt buc pe... Nu s-au gândit că vreodată cineva să vină pe aici. Chiar că. Dar de când am dat noi pe aici, cred că au devenit nemuritare puțin. Dar ele în continuare fug, nu înțeleg. A căzut una, gata, una... Una e căzută și una îi dau eu tare. Dă-i. Ai, de bucă, am luat-o cu aia. I-am dat cu Range Master-ul de urs. Te ajut? Da, dă-i, dă-i. Ai dat una? Da, tu ai luat-o, eu n-am luat-o. Băi! Ce insistentă! Te zboară. Puta, unde se duce, mă? Ia-te-o, dacă... Hai să luăm ATV-urile, că și-o-mi plecasem pe jos. Băi, așa ce... Păi ia-o pe aia, ai luat-o, da? Da, aia e jos, n-am luat-o, că e departe. A, n-ai luat-o, păi și noi? Ba da, iau ATV-ul și mă duc la aia. Bun, așa. E departe. Nu, eu nu mai ajung la aia, nu știu, las-o așa să se chinuie, că e foarte ambițioasă. Aia merită să trăiască, mă, dacă depune atât de mult efort, aia merită să trăiască. Chiar își iubește viața și probabil... Da. Probabil o să scriu o carte despre asta, știi? Era să moară de vânători. Includă. Se va predea la școala lor de căprioare. Un fel de Robinson Crusoe. Iau. Gata, m-am ajuns. Ala e! Nu e care are simulator să tragi de 4 ori maxi și gata, e moartă! Asta... Cred că are tot spiritul din Ranch și tot spiritul din The Hunter adunat. Nu, ai Rambo. Cum era în serialul cu Expresso Zăpezi când puneau piei pe el ca să-l facă rezistent? Cred că așa au astea. Au rânduri piei? De piele. Nu știi? Nu. La ăla mare care rezista la bânghețe. A, pe ăla, crezi că pe tren. Nu, acolo. Și cred că așa au și astea. Au rânduri de piei și nu trece glonțul. I-am așa par, așa par. 50, bun și bronzul. Aia, au ce frumos am făcut acum. Gata, mă, fraților, deci acum suntem la marginea hărții aici sus, la lac. Păi cred că de-aia sunt îmbinările alea ciudate la mine. Este foarte posibil. Am pus waypoint. Vin și eu acum, asta puțin. Am pus waypoint să mergem direct la lac. Doamne, ce frumos! Vin eu după tine, ca să nu mai pun și eu. Da, da, vin aici. Stau aici. Opa, opa! A, nu, e doar zăpadă. Îmbinările alea le văd și eu, apropo. Vezi că ți-am găsit căprioara, uite sus. Unde e sus? Stai că spun eu... Uite și iau, că am dat amândoi în ea. A, nu, că sunt două, nu cred că sunt ale noastre. Asta nu e o frază pe care ar trebui să o mai repetăm. Mamă, sunt... Dă-te ce e în stânga, sunt 3-4. Nu știu unde le vezi tu. Cred că nu pot să pun pe ele, stai așa puțin. A, în partea asta, ok. Lasă că mă uit așa prin... Culoarea o albă? Yes, sunt albă. Uite una aici, ți-am pus-o să scarpină. Ai văzut-o? Nu. Și una aici. Cred că doar tu le vezi. A, gata! Și n-am mai îndreptat, până acum, uite, și n-am mai îndreptat. Cu covara asta, ce panoramă! Nu se mișcă deloc. Salutare, bine ați venit și revenit. Lol. Ia-ți ăsta, ai dat pe el, da? Să ți-l iei. Punctul, centru, casa. Am dat. Mamă, dar ce frumos e pe aici. Mergem pe jos? Da, păi da, cum așa? Stai că faci zgomot. Dacă ai oprit ăla, mulțumesc, ar fi super. Să oprișe singur. Hai să vedem de aici. Oricum, Barbă, dacă nu prea scriu pe chat, am live-ul pornit și ascult și mă joc Gold Rush. Nu mai scrie Florine, bagă-te acolo și fă treabă, că știm amândoi cât de greu e pe Gold Rush să crești.
Cum îi este numele la hartă pe care a jucat ieri FS19? Aia se numește Slovak Village. Slovak K, V-L-L-A-G-E, Village. Slovak Village. Ăla e un lac sau e un lac secat? Ăla e un lac. Nu, 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 e un lac, e un lac. Doar că e limpede. Din cauza setărilor. A, ok. A. Oh. Mai facem o dată? Dar la Goldrush n-ai găsit nicio chestie care să te ajute, nu știu, un mic scriptuleț, un buton la monitor, un ceva? Pentru? N-ai găsit... Pentru ce? Nu știu, să te ajute, că ai zis că e foarte greu. Este, da. Dar să mă ajute pentru ce? Că nu înțeleg. Nu știu, să-ți dea numai nuggets-uri mari de gol, să se întâmple ceva, să te avantajeze. N-ai acolo? Că îți n-au rană, n-ai găsit. Nu, n-am, n-am. Trebuie. Stați aproape, că urmează. Vezi că ți-am dat cu albastru aici, două de-astea. Și-s mai multe. Observi? Nu văd. Vezi în față de tot? E o turmă întreagă. Du-te, văd, dincolo de lac. Dincolo de lac sunt multe capre albe. Peste drum de lac? Da. Deci, dincolo de lac. Drum. De unde drum? Mă, e lacul. Da, gata, gata, hai că am dat eu acum. Da. Așa. Acolo, acolo, acolo. A, da, gata, gata, le-am văzut, da. Dă-tu în alea din dreapta, da, uite-te sus pe rocă. Dă-tu în alea în care ai dat, acolo cu cercul, și eu dau în altele, bine? Bun, deci dau în alea de sus sau de jos? De jos, că în alea ai dat tu cu... Bine. În alea le-ai semnalizat. Bine, bine, gata, gata, hai zi când dăm. 3, 2, 1, acum! Hai că nu poate să urce. Nu poate să urce. Asta e sigur la 300 de metri, trebuie să o dau la 300 de metri. Dar ce unii nu se mișcă când dau în ele? Nu fugim puțin înspre, dacă? Cum dorești tu? Eu stau aici, le iau mai bine de aici. Mă rog, nu prea le iau. Uite că mai e una lângă mine, așa. Asta e poligon de tragere aici, mă. Poligon! Mi-am murit una aici. Ah, lângă spre noi una. În cine ați dat, mă, amândoi? În capre. În capre, dar asta a fost când am vizitat Pakistanul amândoi. Asta e o altă poveste pe care vă spunem în alt live. Da, da. Sau vă spunem la sfârșit, dacă s-a spune la sfârșit. Până mă duc să-mi iau căprița. Prea dacă, mici, bă, prea mici. Dacă nu mai jucăm cu ATV-ul, putem să punem sunetul la loc cum era, mă gândesc. Putem audio. Ca să auzim. Na, gata, au plecat. Greu, bă, greu. Greu cu astea, dar interesant, căprițele pe munte. Frumos, frumos, frumos. Să mut la 150 din nou. Nivelul de concentrare foarte mare. Da, este. Dar unde mi-e căprița mea, că omorâsem? Aici trebuie să ducem dincolo de lac acum. E o capră? Sunetele mi se par cele mai tari. Deci sunetele ambientale sunt geniale. Chiar te simți ca în pădure. Bă, am una. Mamă, ce m-am speriat când ai tras. Nu știu de ce. Trag în ele, cred că le nimerez, dar nu se întâmplă nimic. E distanța mare, vine mai aproape, ți-am zis, uite, hai să ne apropiem puțin, că... Dar n-ai zice... Eu trăgeam în ea și nu se întâmplea nimic. Chiar n-ai zice că e distanța mare, adică nu mi se pare. Da, mă, era la 300. La 300! Uite-le mai aici, ia uite-le. Una... Tot pe perete? Da, erau 3, dar 2 au fugit, una încă e blocată. Nu înainte și tu spre noi? Ba da, ba da, ba da, ba da, ba da. A, da, dule, cred că o să pic în apă. Cred că pic în apă. Na, m-am picat în apă. Nu pot să ies de aici. A, băgame și picioarele. Le am aici. Pic în... Deci nu vine să cred că pic în apă. Nu, nu, te rog, te rog. Nu. Bă, cum așa ceva? Uite, nu pot să... M-am... Give me a hand. Dacă aș putea... Gata. Am rezolvat. Gata? Mai avem una în spate, mă, sunt peste tot. Sunt, multe sus. Multe sunt sus. Eu mă apropii că n-au, oricum n-au cum să urce. Și le prindem. 300 de metri. Ai încă uite una? Uite ce avem și în stânga sunt. A, nu sunt pietre. What?
Oh, ce-am dat-o în cap alea. Bă, bine că mi-am luat gloanțe, ne mai trebuie gloanțe. Mi-am luat 100. Am 100 și un pic am avut și eu, dar să știi că se cam duc, mai am 70 din 100, deci... Crezi că aici trebuie să urcăm prin pădure cumva, că pe stâncă... Aaaa! Da. Exact asta vreau să spun că... Nu. Iară? Da. Exact. Iară? Încercam să-ți dau un sfat. Mersi, chiar vreau să-ți cer unul. Da, las că mă duc eu în jos, că nu mai... Hai mă, că n-are nimic, că oricum ești... Ce ai făcut? Adu-și mie niște gloanțe. Bă, am crezut, dar fără să... Fără să vrei, am înțeles. Bă, nu e ziua mea, mă, și pe Overcook și nu, nu e. Hai să-ți iei gloanțe dacă... Nu, păi ce, am murit? Nu, am și eu împușcat aici. O ciorbă, Aline, am făcut aici. O ciorbă totală. Am dat în ce-am nimerit de zici că eram... Pa, mă... Vreau să fac o analogie acum, dar mi-a dat seama că e prea de vreme pentru asta. Dar nu știu jos dacă sunt. Tu nu le-ai luat dincolo de lac, nu? Sau te-ai dus și până acolo? Nu. Ah, ok. Bun, hai să vedem. Am pușcat și atât. Și am căzut. Am înțeles. Păi așa se face. Ia și adună tot ce prin... Ce a fost asta? Nu știu la ce te referi. N-ai auzit? Mamă, cum nu, s-a auzit? Nu, că eu sunt la mama dracu. Ceva pasăre, la... cred. Mamă, cum a... Ui, fi călcat tu strâmb pe acolo. Uite, din partea asta s-a de ce, ceva dinspre vest. Bă, nu știu, ăsta al meu, caracterul, obosește prea rapid, mă. Păi e și în funcție de cum avem burțile. Vezi? Se simte. Da, se simte, într-adevăr, deci la deal, noi am zis că explorăm zona nouă, doar că deal nu a intrat în ecuație de prima dată și acum mă cam surprinde. Nu spune că nu mai poți să mai urc pe aici. Asta mi-era teamă, nu să aud. Mai bine. Mergem în zigzag? Mergem în zigzag. Salutare, Sacrieru. Harta este, serverul se numește Dadus Game și harta se numește Silver Ridge Pix. Parola de la 1 la 8. 1 9. 1 8. Întotdeauna bagi minimul? Eu vreau să excelez și mai bag încă una în plus. Tu ești nehăcuibil. Exact. Deja e bine dificultate cu nouăle ăla. Avem pe aici Rocky Mountain Elk. Avem niște căprioare de astea mari. Da, ai luat ceva? Prin guriță. Cum că am tras de... Am tras, dar e foarte greu. Sunt foarte multe urme, nu prea îți dai seama așa, că nu văd nimic căzut, știi, și... Explorăm! Tot aud niște sunete și cred că sunt de la curcane în mare parte. Da, nu știu, sunt niște sunete foarte horror. Horror? Tocmai vreau să zic că sunt frumoase. Opa, avem ceva acolo sus, Aluca, sunt prea departe, în stânga. Spre ai nord, grijă că sus sunt și eu. Nu, înspre nord avem vreo 3-4, dar nu are rost că sunt prea departe. Bă, da, nici n-a căzut pe aici, uimitor. Da, și în stânga, acolo, pe suprafața stâncoasă. Aici în jos am auzit un mountain elk. Deci pachii ar trebui să fie. Oricum, mergem în jos. Opa, până în zori, când te vedem, dai fior, nu? Sau cum era? Bă, sunt animale blocate, am un leopard aici, o pisică de asta. Și mi-e frică să mă apropii de ea. Am un leopard. Riscă-te că... Poți nu ții cu nici de gravitație. Vin, sigur. Și mi-arată gloanțele în ea, dar nu se mișcă. Adică ea mișcă doar puțin din cap. Cred că asta făcea glăgie. Și mi-arată gloanțele în ea, efectiv. Care mă? O vezi? Unde? N-o vezi? Nu. Aici. E o pisică, e un leu de ăsta. Eu nu văd nimic. Au! Ai dat în mine! Mă, cum că dau în ea? Au! Nu cred că dau în tine, nu mă! Ia! Nu știu, mă, dar ce armă asta? Au, boss. Mă, tu vezi ce armă... Vezi ce armă roșie am eu? Sau nu vezi? Da, pe bune dau în tine sau nu? Eu am văzut că mi-ai luat... S-a schimbat ecranul meu când tu ai dat. Bă, nu, are și o pisică. E o pumă, pardon, uite că mă corectează cineva. E o pumă. Da, deci asta...
Nu la ea pe cuvânt, deci, să în mintea lui Dadu, rocile astea, deci sunt o pumă. Fuge. Dar știi cum fuge? Stă cu picioarele așa fixe ca o statuie și decât plutește. Ei, bagă, am mă, înțeles. Te bag. Am înțeles. Deci bine, vezi că avem urmă de sânge aici. Ce e fumat, ce să mai... Vreau să zic bagul e fumat, asta e. Vezi că e urmă de sânge, ia urmă de sânge că mă duc eu după pumă. Da, nu știu ce care e treaba cu arma asta, stai puțin că mi-a stărnit un pic interesul. Ce armă am eu pe 4? Uite roșie, wow, ai skin-uri pe ea? Aparent, da. Se băga skin-uri. Mă duc după pumă, ce să mai... Du-te. Ah, Ioanic Collection. Din DLC Hyperion. Oh, 306. Polimer. Da, 5 gloanțe pe țeavă? Mamă, pe cu asta? Da, fac, care urla, mă, halul ăla? Nu știu, dar așa m-am auzit. Nu, a dispărut, puma mea plutea, practic. Cine a văzut-o, a văzut-o. No, eu nu cred că sunt animale pe aici căzute. Deci am dovadă că nu sunt nebun și nici n-am fumat. Dar am sigur că nu o să vezi că prea să te ia pe loc și... Dar totuși vreau să verific. Nord-vest e regiunea, adică stânga sus, asta de aici. Foarte dubioasă regiunea asta până acum, mi se pare că ar fi... Opa! Mountain Goat, jos. Mi se cred pare chiar așa gen triunghiul Bermudelor pe aici un pic. Da, cred că e buguit din cauza că e și marginea, ne apropiem de marginea hărții, deși... Așa cred și eu. Bun, hai să mai căutăm. Dar vezi că ai avut o urmă de sânge acolo, n-ai luat-o? N-am văzut nimic în continuare, deci nu mi-a apărut nimic. Vezi urma de sânge? Îi ducea în jos. Păi eu vreau în sus, că eu în sus am dat în ele. Păi da, dar poate au fugit în jos, mă gândesc. Da, dar prea vreau să merg de așa după urma de sânge. Vreau să iau și eu animale de alea babane, înțelegi? Ok. Da. Gata, așa facem. O să iau căcatul ăsta să vedem ea. E old, n-avem treabă, hopa. Careva țipă de jos, Mountain Goat. O auzi? Nu, decât am văzut animația, dar n-am auzit nimic. Ok, ok. Uite, avem jos animale. Te vezi? Da. Ei, jos de tot? Sau... Dar nici am vânat noi. E... Uite, o vezi? Înspre sud-est. Cam înspre sud-est, mai mult înspre est. Da, dar e prea departe, e prea departe acolo. Ți-am arătat-o doar să... Na. Mulțumesc. Salutare. A venit lumea să vadă puma, ca să vadă că nu sunt nebun. Cred că dacă mergem așa, e în regulă. Oricum, ți-am făcut poză cu ea, o să ți-o trimit pe unul dacă vrei să o ai amintire. Cu puma invizibilă. Ok. Opa, uite aici, aproape. Da. Două. Bravo. Bravo, stai așa. Ce șanse erau ca din două să dăm amândoi în aceeași? Mă, să nu dai vreun an. Gata. Mă, dar cum s-aude asta, tu știi ce sunet mișto are? Aia plecat în jos sau se dă de-a dura? Distanță dă, cu ce gloanțe merge sau nu? Distanță 300 de metri maxim, na, dă mai mult, dar depinde dacă nimerește. 30, liniuță 06, astea-s gloanțele, 15 țeavă. Uite asta, fuge asta ta. Foarte dubios. Păi dar de ce ar fi aia mea care fuge? Nu știu că am văzut că ai dat în ea de mai multe ori. A, uite una e jos aici, poți să o iei dacă vrei. Și mă duc să iau pe aia de sus sau cum facem? Cred că le-a nimerit amândoi pe ambele. Eu nu m-aș mai duce sus după aia, fuck it. Bine, iau pe asta. Păi are urmă de sânge aia de sânge. Mamă, iarăși mor. Așa să ne mai uităm. Asta da, i-am dat 89, tu 11, 350. Și în aia de sus ai dat tu mai bine. Că știu că mă uitam înspre aia când ai dat în ea. N-am dat atât de bine dacă tot se mișcă. De ce îmi scrie lumea neața? Cât e ceasul? E 10. Ce aveți, mă, cu noi neața? E bună seara. E dat din troll. Mi-a zis neața. Slăbus pe aici, să știi. Da, nu știu, căprioarele astea parcă nu mă încântă cine știe ce. Am putea să continuăm tot așa în sus. Tu ai zis că în nord, acolo de tot, maxim, tu ai descoperit zona, nu? În nord, sus de tot, da. E un lac și e o căsuță. De cât căsuță eu am descoperit-o. Așa văd că mai am un semn întrebării pe undeva. Na. Opa, opa. Dar nu te văd pe aici, lângă mine aici. Am văzut aici unele. Să-mi spui când să fac liniște. Nu, ce iar m-am speriat. Sunetul prea puternic. Bă, dar îmi place mult de tot sunetul. Te cred că m-am speriat. Nu, dar și cum face, cu mai mult bace. E așa, nu știu. E fain sunetul. E faină rău arma asta. Mă uit eu în stânga aici. Am una lovită, o am căzută jos, deci am una. Și altele? A, gata, am văzut-o.
Păi, prea fain. Și fii atent, uite că na, sunt recunoscător, am 60 de FPS-uri. Datorită se... Dar bine, după ce am dezactivat alea două, am 60 constant. Deci alea două erau cu problema. Da, SSA-ul ăla îți mănâncă foarte mult, dar totodată ți ieși foarte mult la grafică, așa că... Dar oricum, te interesează mai mult să fie fluid? Da, asta căzută e a ta? Da, da, aia mea. Avem un elk în dreapta. Ai auzit? Nu l-am... Da, stai puțin să intru. Aproape de sud, de la est. Grafic. E ascuns, e ascuns, e pe acolo, poate l-o observ tu. Care e important dintre SSAO și antisotropic? Pe care să-l activez dacă aș avea de ales? SSAO, clar. Ok. Vreau să văd dacă ăsta e cu problemă sau nu. Apare nu, 58-60 nu este. Înseamnă că nu merg amândouă, trebuie să-mi aleg unul, ori ăsta, orice altă setare, dar sunt bine. Bă, ce au mă astea zbuguite, că dau unele de lea naiba. Ce animație frumoasă de încărcat. Îmi place, deci setările ăștia ale tale au fost demențiale. A, nu-mi scade, uite, 48, 40, da. Ai. De metri prea mult. Bă, cum se aude arma aia, deci e incredibil. E faină, e faină. Are basul așa, știi, puțin tăiat așa. Da, 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 să-ți iei știu că e faină. Problema că ți s-a apărut în inventar sau cum ai făcut? Nu, am băgat eu mai de mult, dar nu mai rețineam. Dar are un sunet frumos, într-adevăr, da. Motorul este Yamaha FZ6. Mai am altul în minte, mai scump, dar... Da. Dacă poți să repezi din ce DLC face parte arma, te roagă cineva. Mamă, nu știu din ce DLC face parte arma, cred că e pe ăsta cu arme, habar n-am. Dar ai putea să cauți pe Google numele armei pe care ți-l voi spune într-o secundică și așa poți să dai seama, gen The Hunter Call of the Wild și arma se numește Apex View. Nu, glumesc, ăia sunt binoculars. Se numește M1... IWANIEK Hyperion, cică. Și face parte, uite, din Ivaniec Collection. Hyperion din Ivaniec Collection. Ceva armă rusească înseamnă, după cum pronunți. Probabil, habar n-am. Să nu uiți să-ți iei... Aba, nu e Hyperion, stai că mă uit greșit. Tâi că nu le-am cu astea. Hyperion e, de fapt, scopul ce l-am. Deci el se numește M1 Ivaniec Collection. Uite, o scriu aici. M1... cum era, mă? Era cu W sau cu V? Așa. M1 Ivaniec Collection. Asta e. M1 Ivaniec Collection. Da. Nu știu că a durat atâta, nu știu eu pe unde să mă uit. Nu, e clar rusească armă. Ce-cic. Știu, ce-cic. DLC Smoking Barrels, zice Anonymous. Vezi că avem animale în spate, două. Rumi, Silver. Vrei să dăm în ele? Da, dai în dreapta și dau în stânga. Da, dau în dreapta, n-ai albă și tu dai n-aia stâng. Nu mai pe a doua, dar oricum o vezi tu. Las că o văd eu, hai. 3, 3, 2, 1. A mea a căzut din prima. A mea a dracu. Păi i-am dat cu glânzile la nisipsi de bizon. A, ok. Am spart în aficații. I-am dat cu Ivanie Collection-ul ăsta. Bă, mi-a luat o căprița? A, da, mi-a luat-o. Bun, hai jos. Are și o animație frumoasă de încărcat, adică vine cu chestii faine, da. Nu, dar e frumos că zici că e skin de la special, zici că schimbă puțin. E o pată de culoare. Da, ok, dacă te încântă asta, are un plus, na. E un pic dubios că atunci când mergi cu ea în mână, ți-o arată pe ecran mult în stânga și în spațiu, în dreapta e un spațiu mult liber. Mm. Nu e centrată pe ecran. Poate ține cumva ridicată în sus și lăsată de dreapta. N-am idee. Nu știu ce a vrut să zic artistul. Artistul, da. Autorul. Autorul. Bă, sunt pe aici foarte multe căprițe astea. Frumos! Frumos! Mai o armă înainte de arc. Ce armă e? Rangemaster-ul 338 la mână înainte de arc.
Ăla are decât un singur glonț pe țeavă și îl folosesc pentru animale mari. Bă, a ta-i aici, s-o iei? Mă duc și eu după a mea. Care nu știu pe unde Dumnezeului a luat-o. Da, n-am nici urme, nu văd. Acum, cât de îndreapta, nu știu, dar îndreapta era sigur. Tu vezi urme? Că eu nu văd nici măcar urme. Hai că asta e culme. Dar am văzut doar când s-a dus îndreapta mult. Bă, nu știu, mi se pare un pic triunghiul bermudelor zona asta. Nice, bravo! Asta e. Frumos. Hai că te ajut să o cauți, dar eu îndreapta am văzut-o, acum... Pe îndreapta am văzut un joc, m-am uitat, am tras în ea, dar... După ăștia, după brazii ăștia... În sus nu cred că a urcat, că n-avea cum să urce. Deci... Dacă urca în sus, urca foarte încet, adică n-avea timp să urce. Am văzut-o clar cum am tras în ea, adică știu sigur că am tras în ea. Ai tras, s-a lăsat în genunchi odată. Da, și atunci... De ce nu avem pete de sânge? Eu am dat cu glonț din ăla așa mai nesimțit de bizon și tot mi-a dat gol 450, mi se pare... Un deal. Feriol, nu? Aici sunt niște răhăței foarte... Interesant, și eu mă chinuiam să dau cu de-astea subțiri. Nu, că tu ai văzut ce am dat acolo pe stâncaia câte 4-5 și nu s-a întâmplat nimic. Tu ai pe acolo, da? Hai că... Am găsit-o. Cred că asta e. Am găsit aici. Serverul se numește Dadu's Game, adică jocul lui Dadu în română. A, ba nu, asta e alta albă, what the fuck, man? Dadu-și barbă neagră. Lol. Ia de aici bănuții. Mulțam. Încotro, hai să vedem ce mai avem de descoperit pe aici, încotro mergem. Păi pe aici nu prea mai avem, trebuie să mergem în nord. Nu mergem rău, să știi. Tu în față, în Crooked Hills-ul ăla, nu ai nimic a descoperit? În față, cum? Ba da, în nord, la lacul ăla de sus. În stânga sau în dreapta, în nord? Fix sus, deasupra noastră, e un lac, nu-l vezi? Eu văd un lac și în dreapta și în stânga. Păi da, eu zic sus, nu zic în dreapta sau în stânga. Eu zic sus, adică deasupra, unde e capul, gen, sus. Ți-ai să văd cum ești orientat. Nu contează cum stii orientat, uite-te pe hartă. Deci în stânga noastră e un lac. Da, și eu zic sus, nu stânga, nu dreapta, sus. Sus puțin în dreapta. Da, sus foarte puțin în dreapta, da. Așa, acolo ai tu de descoperit una și putem să ne mai ducem în stânga, uite unde e Alin, sigur mai e ceva acolo. Da. Hai în dreapta să-ți descoperi și tu și poate luăm ceva la pachet și până mergem în stânga. Bun. That's the point. Bun, mergem pe jos sau cu ATV-ul? Că... Păi ATV-ul de unde luăm? Mergem la cabană, luăm ATV-ul și... Mergem pe jos, mai rupem și noi ceva căprioare între timp, ce așa, e un kilometru 400, nu-i cine știe ce. Vezi că aici imediat... Cum mergem, ai un turn de observație, o să punem un waypoint și mergem dacă vrei să-ți iei și turnul, că e aproape, e în drumul nostru. Da, l-am văzut, dar nu vreau să-l iau, mă duc direct la casă. La lac e casa, nu? Dincolo de lac. Da, unde se termină punctele alea. Da, acolo mergem acolo, direct. Da. Păi, practic, turnul de observare te ajută să iei casa, așa că dacă știu unde e casa, nu mai am nevoie de puncte. Eu credeam că dă și ceva experiență, bani, dar... Ah, ce mai contează asta? Era mișto să te teleportezi la turnurile, așa o idee, nu știu. Da, fain, da. Da, deja da asta cu teleportare, da, vrem și noi prea multe să ne ușureze prea mult munca. Da, vrem prea multe, nu știu, prea... Ce mai avem pe aici, să vedem? Nu, Mariane, îl confunzi? Salut, barbă, am astenie, dacă mor îmi plângi de milă? Poate puțin. Doamne! Poate puțin. La ce nivel s-a ajuns în comentarii? Dar trebuie să o lași poate puțin. Să le citească, că îi răspundea Mihaela. Nu, are treabă. Dar și tu ai citit fix comentariul ăla. Păi, ăla mi s-a părut interesant, adică e ceva ce nu am mai primit până acum. Wow. Trebuie să recunoști că n-ai mai uitat asta nicăieri. Nu, și mi se pare puțin morbid, așa, puțin. Puțin? Wow. E ceva. Probabil o să fiu un pic trist din cauza că voi mai avea cu mai puțin o vizualizare, dar... Uite-te și tu, între nord și est, ai una moartă. Păi și de ce crezi că e a mea? Că noi am tras în alea albe, multe.
Da, dar tu ai dimerit cele mai multe, eu am căzut. Eu am avut altă treabă, să cad prin prăpastie. Eu nu văd, să știi, tu dacă o vezi, iau. Eu nu văd, e între noi doi? Nu, e între copaci. E în față mult. Înspre nord-est, fix în mijlocul dintre nord-est. N-ai cum să vezi, dar mergi către acolo, că o să te duc eu la ea. Și de unde știi că e acolo, dacă... Am văzut-o culcată jos, e culcată jos, e moartă. Înseamnă că am trecut, mă, de aia, că sunt la 200 de metri, eu nu mai am braț pe lângă mine. Între noi doi sunt brazii, dacă tu ai zis că ai văzut-o între brazi? În față, între brazii din față. Eu n-am brazii în față, oricând mă uit eu cu ochile. O să vezi tu, o să unde vezi. Unde linia portocalie pe hartă? Cam pe acolo e situată. Linia portocalie pe hartă? Ești foarte misterios astăzi linia la... Linia care delimitează zonele în regiune. Anyway, mă duc eu să o iau. Deci eu sunt aproape. Am văzut și eu ceva aici, dar nu cred că e asta. Sper să nu fi pierdut că... E piatra, mă. Stai, piatra. Dar păi, eu nu văd braț pe aici, e foarte dubios, da? Nu auzi, Mihai, o ai moartă la vârsta asta și între voi doi? Uite, iar o pumă, aici buguită care se pe loc. Păi ceva cu pumele. Da, văd animale puma, da, o iau ca să știu că dă banuția. Eu, iau. Dar nu fuge. Uite, cred că am găsit o... Cred că am găsit și o căprioară. Da, m-am găsit și una. Cred că... Zi. Asta e puma, că uite, are săgețile în ea, în care a intrat înainte. A, aia e, ia săgețile înapoi. Săgețile încoa. Din prima, bronz. Mă, nu e rău. Pis. What the fucker. Rupi fâșule, nu? Gata, m-am ajuns dincolo de deal. Oh my god, cât a drumul. Bă, avem o zonă foarte bună de vânat aici sus. Eu credeam că e numai munte, dar nu e. Nu, e mă, se buguită asta, ce mă enervează, că... Chiar îmi doream o pumă. Gai. Pis, da. Poate apare frățiorul. Poate după un teleport se rezolvă treaba. Bun, eu mă duc să iau animalul ăsta pe care tu nu l-ai văzut și... Da, eu am luat unul. Luat de mine chiar. Deci credeam că la te referi. Nu, uite, mai e unul aici. Mamă, dar stai un pic. E luat de tine dacă te ajută cu ceva. Deci dacă sunt de la ce distanță? Ia zice 358 de metri. Am făcut mai mult. Ce? Da, dar mult și 358 e mult. E ok. Ai luat silver 150 și ai dat din prima. Oh, Range Master, urs de sus, băiatul meu. Facem content frumos. 230, mutăm la 300 de metri. Fraților, acum vine treaba frumoasă, 300 de metri. Și luăm ursul Acheu. No. Pentru ăsta mă voi pune pe burtă. Pe burtă. Ca să am cât mai bună stabilitate. Ala a fost. I-am dat-o fix pe coloană. Deci ar trebui să fie caput. Farcaș vine cu 5 lire. Ce se aude de tatuajul lui Dadu. Ia uite, iar pune la pușcliță pentru tatuaj. Ce dor îmi era asta, cum am luat-o pe asta cu tatuajul. Am zis că nu mai deschidem subiectul în The Hunter. Da. Mersi, Marius. Acum, cred că rămâne la latitudinea mea. Dadu e pe sistemul acum, gen, nu te pună dracu să-ți iei BMW sau iPhone. Sau, de fapt, și că au rămas ambele. Mie îmi place un pic la chinarea asta. Dacă spuneam că vreau să studiez, nu știu, la o facultate cunoscută, nimeni nu mai era de acord cu mine. Acum cu suferință și cu Exagere și tu acum. OnlyFans. Deci, dacă îmi fac tatuaj pe fund, direct OnlyFans, trebuie să-mi promovezi, mi-l pui la story. Dacă nu știi ce setări trebuie sau chestii, cred că te poți consulta cu Striker-ul eventual. Nu achiesez la spusele colegului meu de vânătoare. Mă dezic total, nu știu ce. Mă dezic, nu cunosc. Învăț terminologii noi. Acum, na, nu știu. Lel. Unii sunt mai răutăcioși, acum, na. Răutăcios, dar cine ia ursul? Cine ia ursul? Așa, ce mai am așa? Capră, iau eu? Ursul? Nu, capră.
Capra, eu, mai luăm și una de pe drum. Eu, cum să nu-i? E tot a ta. Mulțumesc. Am zis că eu n-am tras în atâtea capete. Da, știu, da. Sunt alea de demult și au venit de după deal și s-au proptit aici. Până aici le-au ținut pipota. Ce s-au deci, de sunt în zona cu ursul. Vezi dacă vezi urme de urs, mă anunci pe mine. Da, uite, aș putea să mă uit de sus. Nu, l-am văzut și mort. Nu e nevoie, l-am văzut. Ai mort? Okay. Da, păi am dat-o, știi cum? Mamă, nici că n-am mai văzut urs în viața mea. Ești băiatul meu, tu-mi faci ziua. Îmi plac ăștia când iau de la distanță, așa. 700 că i-am dat pe sus, n-am avut deschidere la inimă. Pe ce hartă jucați? Pe Silver Ridge Pix, zic bine? Da, da, sigur. E Pix, nu e Pic. E cu S, Pix. Da. Tot timpul ziceam Pic, dar nu știu de ce. Nu e X, e P-I-C-K, Pic, da, e P-E-A-C-K, Pic. Pic înseamnă vârful la ceva. Dick. The peak of the dick. E vârful, you la know? Ceva. E vârful la ceva. Deci e P-E-A-C-K. Pic. Da, așa e. Așa avem e animale în dreapta, ți le-am... Oh, departe alea. Da, nu mergem spre el, nu. Ce animale? Sheep. Oi. După ce dau un capre, dau și noi. Da, dule, mai trebuie să mai schimbăm un pic. Eu nu mai temi în cărnița. În stânga e căsuța, să știi, să nu... Da, da, știu. Mi-am pus oi pe... Dar mi-am pus oi pe, știu. Okay. Mai colea, că poate na. E o oportunitate pe care nu vreau să o omit. Dă-mi și noi, ajungem naibii, obosiți până la cabană. Who knows? Câte la pe ors, că nu am fost atent, ia să vedem. Marian, iau, e microbist aici. A luat bine, rău. Cum bine, rău? Păi am scor de scor. Salutare, domnule Gabi, salutare. Eu cred că The Hunter-ul prinde pe foarte multă lume, că sunt foarte mulți care se uită pe live, dar nu scriu nimic, așa, pentru că sunt prea prinși de... Opa. Așa că am văzut și eu ceva. Urs, e al meu. Mamă, cum se aude aroma, de ce e incredibil. Nu, asta e Range Master-ul, nu e cealaltă. După tine vin, băiatul meu. Da, aveam eu la 300 de metri, că n-am dat la 150, că eram prea prins de lucruri. Bă, nu știu dacă l-am luat. L-am luat, mă? Nu l-am luat. Oh, man. Ești în drept. Ah, nu e în dreapta, nu e în dreapta. Cred că l-am luat. Suntem prea atenți la joc. Ți-am spus. Suntem prea atenți la joc? Da, sunt oamenii, sunt concentrați aici, mai concentrați decât noi. Și nimeni nu e atent la chat. Nici măcar noi nu suntem atenți la chat. Nu știu dacă l-am luat, mă, pe ăsta. Păi, domnule, de-aia jucăm profi. Hai, mă, hai să merg. Mă duc să iau cabana. Dacă tu ai luat, bag altceva. Uite, urs. Dă-i în el. Păi nu vrei, că parcă tu îl vânai. Păi dă-i în el, că e bucos. Dă-i în el, că tu ești mai aproape. Ok. De acolo să-i facă fălcile. Noi, până vin eu, deja am 100 de metri până la tine, așa că am... Cu dita mai glonțul băgat în fund și el tot fuge. Nu, eu nu înțeleg câtă putere au urșii ăștia. Așa îi zici glonțul? Ce zici glonțul? Mă pui într-o lumină mai proastă decât asta pe care o am. N-am cum să te pun într-o altă lumină, că ai fi complet alb. Ești, așa, da. Ai o lumină acum de... Am dat din la câmpuț. Dacă tăceam din gură... Opa. Dadu și-a luat niște lumini de studio pentru webcam și a zis, bă, mi le pun pe toate în față. De toți banii, mă luminez de toți banii. Și cam, și, da, se poate vedea ce a ieșit, asta este toată treaba. Nu știu ce sfaturi ai dat tu și cui ai dat sfaturi, dar un băiat Andrei, mulțumesc pentru sfat. Nu știu ce sfaturi. Mai vreau să spun că doar la lume că tu ai un semn din naștere pe frunte, dar nu-l poate vedea nimeni. Ești cu Harry Potter, frați. Da, nu poate vedea nimeni din cauza că ești ars. Știi cum sunt eu lumină. Cu Harry Potter? Uite așa. Sunt eu cu Harry Potter. Ok, tot cu gloanțele? Cu gloanțele sunteți așa sau? Opa, asta se că a revenit ursul. Deci pe aici se pare că avem ursule. Ok.
Sunt băie, nu? Mai am și urme pe aici? Nu. No. Nu. No. A legat de armă, nu, că a găsit arma în... Ah, când e, da. A găsit astea. Da, uite că sunt doi urși. Nu ești tu niciunul? Am văzut altul de am văzut altul. Băiatul meu e alb. A, nu, e capră, e capră, e capră. Nu, mă panicasem. Dacă văd alb... Crezi că e urs de la alb scump? Da. Valoros? Da. Cred că e albanez ăla. Harry Potter și piatra filozofală. Exact, piatra n-avem, dar semn avem. Harry Potter, da, duci ursul filozofal, știi, să fie un urs de la așa, cu o pălărie într-o parte. Da, să fii urs înseamnă că viața este maro. Poți să pui ca thumbnail, știi? Ce bine ai imitat. Am un pic gabaritul și kilogramele unui urs, mă ajută să intru în caracter. A, fetele mele, ale mele sunteți. Așa. 53 de gloanțe, 3 pe țeavă. Bă, dacă te arme mi-a luat la mine, ești nebun. Astea 4 armă pe care o am în afară de arc. Ai crezut că plecăm cu săptămânile? Da! Băi, deci am la arme, Doamne! E, tu ești aproape de cabană. Vezi că cabana e în dreapta, nu e acolo. Da, las că știu, da. M-a oprit și-o, okay, pe drum. E normal că ați fugit! Nu, dar câte animale sunt aici, nu vine să cred. E, hai că am dat în tine. Ai luat 300 de metri, na. Presupun că le-ai 300 de metri. Lol, una stă degeaba. Pani! Uite acum se mișcă. Și că dacă îl pui pe dadul lângă un urs, nu știi care îi barbă. Ne-a făcut urși pe amândoi, te-ai prins? Da, da, s-a jucat bine cu cuvintele. Da, da. O, om inteligent, domnule. Și asta e o chestie, că dacă eram slab, amândoi gândește că nu mai dădeam subiecte pe chat. Dar așa fiind grași, Dacă eram slab, eram la sala amândoi. Acum nu mai făceam live, așa că... La mine se deschide pe 12, că la noi, când Anglia, nu ieșim pe străzi la grătare, noi stăm închiși în casă. Da, da, dole, dar hai să fim serioși, adică mai poți să mai și alergi, nu trebuie neapărat sala oficială, înțelegi? Și asta, da. Vreau să zic doar că faptul că nu ne îngrijim de corpurile noastre, adică e un beneficiu pentru YouTube, că contribuim cu content canceros. V-ai văzut ce s-a întâmplat în România? Nu. La 6 se închid magazinele și la 8 ușile. La 6? Wow. Stai care m-au? Parcă te... Aveai, da, tu un cuvânt, Edi... nu știu... Te dizeci, sau cum zice? Mă dizec sau ceva, sau mă... Dezic, mă dezic! Te mă dezic. Dezici! Și nu achiesez la spusele colegului meu. Noi așa suntem prin tribunale luate. Și acum ce? Ok. Nu de la școală, că la școală n-am învățat cuvinte din astea. Mă, și mir de ce dracu nu poți să o pronunț, știi? Păi... Deci nu, hai mă să luăm. Luăm cabana. Asta e cabana? Dacă e, poți să vin și acolo și ne continuăm drumul de acolo. Mă uitam de unul, dar oh, Barbaroșie, vine cu 10 euro. Salut, Barosane! Salutare, Barbaroșie! Mulțumesc! Auzi, ia! Hop, hop! Mulțumesc, dude! Să trăiești! Băgă la pușculeană! De motoscârs! Dacă e pentru bicicletă, încurajez, da, da. Acum da, începe da. Tatuajul, nu, dar tatuajul... No, Barbaroșie de-al nostru e de foarte mult timp. Băi, așa lumea. Nu se dize că poate când... Dacă vine vorba de tatuaj. No, pentru țelul cu motoscârțul. Dar tu nu te-ai dus la casă? Nu m-am dus pentru că m-am mâncat aici, am niște căprioare pe care vreau să le iau. Ah, ok. Da, e o chestie personală cu mine. Și eu am doi urși, dar renunț că dacă stau acolo, stau până mâine. Da. Nu, dacă îi vezi că n-au căzut într-un timp scurt să-i vezi așa prin binoclu, eu nu m-aș mai duce. Da, te pomeni că se face dimineață și... Te aștept aici la căsuță. Ia să găsim ceva pe aici, pe scurt. Of! Te avem ceva, ce aici am lângă cabană? Păi treaba. Că nu plecăm acum. Ah, bine, ok, scuze. Mai timp. Stai că am un urs.
O, pe aici urs? Da, mamă, și cât când deschise? Cirea. Păi și ce fac, trag sau nu? Trage, ca mea, cirea mea fuge. Mamă, cred că m-a auzit. Da, cum că îi la... Trage, dă-i acolo, dă-i în el. Rupe-i fuchileanu. Gata, acum am auzit. Nu mai bă, de acum încolo cu ăsta dau. Cu ăsta mare și babanu. Așa, tată, să nu mai fugă astea pe niciunde. Bă, dacă vrei să steacă... Silver, nu e rău. Vreau, bă, e ambițios. Stai așa că schimbăm, fii atent că schimbăm tactica, că nu se poate. Nu, ia-o pe aia de ursuleni. Nu, păi cu aia, dar dacă e nesimțit și fuge, stai că eu și-o ATV. Ai scuipat pe glonț? Ai dat cu mir, cu alea? Am dat și prin WC-ul cu el, dar nu vrea să stea. Am trecut că și pe aici prin WC-ul să stea. Dacă poate n-ai încercat, dar... Nu, pur și simplu, nu... Sărbătorile pas. Sărbătorile pascale. Mamă, ce oficial a fost astea, suciule. Mașa. Unde fugi că tot te prind, stai așa. Diseară mănânc curs la cină. Bă, tare curios în ce gustare. Da. Da, mă îndepărtez un pic, că vreau să iau câteva animale pe aici și după aia revin. Revin la casă. Sigur. Avem timp. Eu o scurcă în ăla, cum faci? Ne avem timp, nu ca în alte țări. Unde trebuie să stai în casă? La 8? Fraicăre, grătarul. Și ghișine e într-o săptămână liber. Frizerie, sală, restaurante, mamă. Cred că facem și vlog când se deschid. Fii atent aici, că acum vine vlogul. Aș vrea sincer să văd un vlog și din România după ora 8, dacă se poate. Gata, scuze, nu mai încep. Bă, da, am eu lupțile mele interioare. Ok, chiar dacă sunt, dacă nu se respectă, ai. Bă, ce mă fugărește. Da, mă, opțiunea de asta poți să schimbi ATV-ul ar fi fost genială. Opa, cred că e urs. Copioare. Of. A fugit, mă, și ăsta al meu. Păi, frumos pe aici, nu știu, adică... Este, și poți să vânezi foarte liber. Când deschizi, da, doar că... Neavând copaci, te și aud animale, adică te sesizează foarte repede și... Opa, te aud cum tragi. Da. Da, pentru că sunt multe animale. Care aveam arcul. Nu mai găsesc cursul ăsta, a plecat. Chimic, frate. Am niște urme care dispar random. Mi se pare că am auzit ceva. Aici. Aici o continuare! Nu mă nimic. Opa. Urme se chiar... Oh, sânge! Al meu ești. Cam tu, papa. Hai. Am luat. Unde ia auto care... cum fuge. Are 3 gloanțe în el, săracu. Deci încearcă nu știu să se schimbe. Nu pot să cred că am dat în ea cu arcul. Oh my fucking god, ce viață are aia, și împușcată, și cu arcul în ea, haide, că merită să rămâi în viață, nu mai. Merită să te împrietenești cu ea, poate. Du-te, mă. Afli secretul. Bă, dar prea. De alta. Doamne, câte sunt. Pe urmele urșilor. Multe animale, mă, vezi, și noi n-am venit niciodată în colțul ăsta. Păi, dar unde e casa? Că n-am văzut-o. Ia stai, că trebuie să mă întorc neapărat la casă, că m-am luat aici cu taina. Să mă o să le iau și pe astea. Păi, vezi că te reportez mult de totul de aia. Da, acum mă întorc. Deci cât ai tu până la lac, da? Când ai tu până la lac, cam atâta mai ai după lac, până ajungi la aia. Deci ai ceva de mers de asta, zicem, să... Dai 300 de metri tot azi.
Salutare, salutare, bine ați venit, salutare. Oh, nici nu s-a clintit asta. Cum? Da, 300 de metri, am dat bine. Hai bă, dă-o încolo, bă, nu știu mă ce naiba au, mă. Le dau bine, mă. Hai acasă. Că e mai bine. Nu? Vrei? Ar trebui, ba da, vin de mine. Asta ar trebui să fie căzute instant. Da, vezi că băiatul, tu l-ai banat pe băiatul cu, dacă mor, eu cu ei rămân? Nu, nu. A, că a venit și la mine, credeam că l-ai gonit tu. Banează la tine și... Să întoarci la tine și eu dai și tă? Exact. Smiley, pasează-l. Smiley, pasează-l tu ca să nu mai iese pe ecran. Pasează-l. Dar ce idei mai au și unii pe cuvânt, like, wow. Da. Amazing stuff. Hai că vin, gata, vin, vin, vin. Și aici iar intervine discuția de ieri că... Poate e adevărat la un moment dat și ne facem mișto din cauza unora. O ce ai, cum așa? Bă, nu știu, bă, căprițele astea sunt prea ale dracu. Deci, pe cuvântul meu, pielea asta prea tare. Gata, s-a banat la mine să te pregătești la tine. Ok. Se pregătește, poate. Oh, 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 ce-i asta? Ce asta aici, că am patru, mamă câte am. Mamă câte am. Am luat. Nu știu ce să fac. Ah, în tine. Am luat. În tine, mort. Oale, câte am. Care mine? Mamă, mai dă fruntea, fii atent câte am. Și tu, și tu, și tu. Cam tu, papa. Bun, două căzute. Ah, ce-mi place așa de la distanță mică. Băgața-i sârmă. Na, mă. Am luat două, sunt... Sunt bine, sunt bine. Ursul fuge, nu-i nimic, mă întorc și la tine. Bă, ale naibii, cum fac? 225, bă, nu e rău, dar nici bine. Incredibil așa ceva. Și Doamne, acum? Cum fac astea? Mă. Să le fugărez pe alea sau urs? Bă, cred că după urs m-ar și aș fi mai tentat. Bă, da, cum mi-au ieșit ăștia în față, nu vine să cred. A dus, mă. Bă, da, nu știu, e absolut fenomenal. Sunt niște căprițe, deci, nu știu, foarte tare de caracter. Ăsta ce-i mai aici? Care ești? Mountain Goat? Nu știu, mă. Da, apropo, uite, mi-am adus aminte o chestie. Am uitat să te întreb off stream, te întreb on stream. Trebuia să apară lunea asta, penultimul episod din... Nu, pe 30 apar ultimele două, se termină. Am văzut că scrie acolo, dar de obicei apărea în fiecare săptămână lunea. Probabil au legătură foarte mult una cu cealaltă. Ba da, în fiecare săptămână lunea. Problema care? Eu am venit acasă și zic, băi, luni, mă, expresul zăpis. Mi-am făcut mâncărică frumos, vin, mă pun așa la birou, da. Ca un gras infect ce sunt să mănânc în timp ce mă uit la ceva. Și n-aveam episod, zic că, păi și eu cum mai mănânc, că nu puteam să mănânc. Așa m-am gândit și eu și tot așa mi-a luat-o. Da, m-am uitat. Azi, da, gata, intru la Barbă Neagră pe canal, văd cum a terminat balonul. Nici balonul nu era pe canal. Cum nu? Ai pierdut live-ul? Pe Minecraft? Da, 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 am făcut live cu balonul, e terminat. Când ai făcut live, că mă faci curios? Da, da, e live, e pe canal, dar nu te-ai uitat la el. Nu apare acolo la uploads. Apare la live. Silver. Da, nu știu, și mi-am luat așa, nu, m-am simțit puțin păcălit, că știam că lunea apare și eram... Eu ce văd acum? Când programasem, adică eram... Încearcă, îți sugerez eu unul, The Exorcist. Exorcistul. Deci, noi l-am terminat, e absolut demențial, deci ne place teribil, de bă teribil. Are un stil mai aparte, dar e atât de realist, e wow. Și chiar îți sugerez Exorcist. Câte sezoane, dacă, sau episoade? Sau? Vreo 90 episoade și două sezoane. Ah, nu, e ca Expresul Zăpezi, e micuț. Da. E foarte intens. Da, o să vezi că e foarte intens. Nu, dar îmi bag picioarele în ele de căprițe. Bă, dealurile astea, să știi, bă, sunt foarte dificil să vezi dincolo de ele ceva, mă.
Oh! Ah! Băiții, pe aici vorbesc de pandemie, interzicile ei. Ah, okay. Le-am dat foc. Sunt. Unde-i mă căprița asta, mă, nu era pe aici? A, uite-mă, Doamne, ferește. Fii atent, mă întreabă Adrian Florin Fedeleș și mai citesc o dată întrebarea. Bună seara, Dadu, de curiozitate, ce s-a întâmplat cu fata aceea cu care ai făcut vloguri atunci când ai fost în Spania? N-am mai vrut să facă vloguri. Și-a încheiat cariera de vlogăriță. Dar foarte frumoasă întrebarea, știi? Cu bună seara, curia, sperul mi-a dat... Da, e o întrebare politicoasă. O, oh, inimă, Silver, nice. Marian, 98.000 euro, trebuie să nu uităr mâine, farme, cu mâine, mâine. Farmer reacționează la primul tău videoclip de farming. Nu, mane, lasă-mă. Tu mai ai pe canal? L-am. La primul, nu 19, la primul pe care l-ai uitat tu. Da, vreau da, să-l caut, deci vreau să-l caut. Păi e ușor, că tu ești la video și dai sortare după vechime. După timp și dai descendenți. Când ai 20.000 de videoclipuri cum ai tu, e mai greu. Am doar 3.000. 3.000, alea sunt. Da. Watch Dogs-ul l-am găsit, dar... Nu, deci e urât, e urât, e urât, 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 mai așa. Dar la primul tău episod filmat sau tu mai jucase și înainte off-stream? Am jucat nici n-aveam live-uri, posibilitate pe YouTube să fac live atunci. Nu se băgase încă opțiunea de live. Ah, ok. Nu, pe bune, chiar nu se băgase opțiunea. Dar știai multe despre joc când te-ai apucat să filmezi? Știai multe, multe sau... Nu, nu, nu. Știam foarte puțin, eu l-am mai jucat înainte, dar nu l-am jucat... Nu băgase moduri sau că nu știam de chestiile astea, știi? Jucam jocul așa. Vezi că ai apăsat pe ăla și nu te auzim. Ai apăsat... Da, îți am un comentariu și nu era important la tine ca să nu te burezi de asta. Ah, ok. Acum am făcut curios. Nu, ci aceeași persoană îmi scrie că sper că ești ok. Vin de la barbă, succes. Nice, un om politicos. Îmi trimit eu link-ul cu video. Bă, Răzvan, da, dăm pe Discord dacă ai găsit clipul. Super, super, da, genial. Sunt curios să văd clipul. Vezi că șterg comentariul dacă comentez la el. Nu comentez. Ce? Dar da, poate comunitatea de pe Discord e curioasă. Sigur că da. O să postez pe oriunde. Atâta din cât e on, cât e public, adică... Da. Public. Da, eu mai jucasem înainte, știam jocul, știam ce trebuie să faci în el, dar nu știam denumiri în agricultură, chestia, adică gândește-te că eu când l-am jucat, like, nu mai jucat decât câțiva în afară și nu aveam foarte mult content de unde să mai, plus de alta mie nu prea îmi place să mă uit la gameplay-uri, îmi place să descoper eu, așa că, da, nu știam cum se zice la anumite unelte și așa mai departe, evident, da. Dar știam care e ideea în joc, adică știam ce trebuie să faci, știi? Și mi se pare că pe România nu mai juca absolut nimeni, din niciun YouTuber. Jucau altceva ce era atunci la modă. Mult Counter era. Nici acum nu joacă foarte mulți. Acum mai joacă, dar gândește că înainte nu era absolut nimeni, gen zero. La nivelul ăsta să joace, gen să aibă serii multe sau să joace zile. Mai sunt, să știi. Bă, marca abonați nu, dar mai sunt care au serii, să știi. Așa, marca abonați, de exemplu, am văzut live-uri de 2-3.000 care, hai să sărim din Counter în farming, dar au văzut că farming e puțin mai diferit de Counter și se simțea puțin inconfortabil și mă uitam foarte amuzat că încercau să, nu știu, să cupleze diverse, știi, și nu reușeau și era bine. Lol. Da, e... Și asta e, că nici nu puteai să te uiți la cineva, știi? Acum, dacă vrei să vezi un mod sau cum să instalezi moduri, de exemplu, poți să găsești informațiile alea video. Atunci, deci nu existau videouri cum să instalezi moduri, existau decât, gen, trebuia să citești pe forumuri, știi? Acum găsești orice, vrei să faci o chestie în casă, ai tutorial, vrei să faci aia, tutorial. Nu mai există secrete sau... Ce e asta? Asta e casa? Aveai o eroare pe Farmix, spre exemplu, sau pe un joc, intrai pe un forum, dacă știai forumul ăla, îți făceai cont pe forum, îți lăsai comentariu, așteptai să-ți spună cineva la subiectul tău pe forum. Auzi, dar... Discord cu... Unde e cabana? Eu cred că sunt la cabana, dar nu sunt la cabana. Nu, ți-am spus, mai în față. Cum ești tu, în față mergi. Nu, mai îndreptat puțin.
Nu, mai în stânga. Așa, 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 în față, așa. Așa? Da, cât mai în față mergi. Ok. Da, unul trece ca aș veni, da, așa mergi, în față și dai ideea. Da, 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 am trimis doi la tine, cred că unul am dat și unul el. Sunt peste tot, urși, sunt peste tot. Salve, Narcis! Ia uite și pe cămăruț pe aici, nu. Salutare, salutare! Nu avem loc, avem decât trei, sunt cu Dadu și cu Alin. Aici, ca să nu știu, uite, aici s-o este. Ok, 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 vin acum. Da, nu, jucăm tot timpul când vedeți live-uri cu The Hunter, nu mai jucăm ca înainte, gen să avem 8 player maxim, să evităm lag-ul și erorile astea de la joc în legătură cu animalele. De fiecare dată când intram, ne pomeneam cu animale care merg pur și simplu așa în loc, care... Le știu, oamenii, că în fiecare live, când am jucat mulți, de fiecare dată am văzut așa ceva. Sau animale în care dai și nu se întâmplă nimic. Dai și nu se întâmplă nimic, mai una care plutește puțin și plus că mai sunt și erorile jocului, care nu știu din ce cauză. Uite, cum am găsit-o pumaia de două ori, am găsit-o cu săgețile în ea. De. Asta cred că era din cauza că ne-am pus noi pe la margine. Vezi, cred că de asta unele jocuri precum Ranch Simulator pun maxim 4 playeri. Știi? Că bă, nu duce mai mult, ce vrei, adică nu se sincronizează. Da, ce pleacă la drum. Stai cam unul să nu mi-l speri. Op. Da, eu nu trag, eu alerg acum. Păi, e frumos că uite și tu, e numai câmp deschis, deci n-ai cum să nu omori ceva. E câmp deschis și în stânga și în dreapta de cabană în zona asta. Și eu muream acolo. Da, mă, e foarte mișto zona, da, într-adevăr. Și urși mult și... Într-adevăr, dar trebuie să ne teleportăm până la final și la lac. Să vedem ce mai ești pe acolo un pic așa. Gata, l-am omorât. Trebuie să păstrăm tradiția, evident. Și ce mai avem aici? Oamenii vorbesc aici de vaccinuri, asta, cred. Pe Discord și ție și lui Mihai? A, mi-a trimis pe Discord și pe Insta clipul cu tine. Okay. Nu, clipul cu tine mi-a trimis. Eu știu cum să-l găsesc. Vedem după! Vreau să văd. Dar să știi că are ceva vizualizare, adică nu știu de ce te comporți așa. Îmi place să mă uit la persoane, nu știu, să le văd acum 4-5 ani cum își făceau treaba, pentru că e o diferență uluitoare. Este. Ține cont că atunci, de exemplu, n-aveam web, n-aveam microfon, n-aveam informații, adică nu era ca acum, tu te duci și ții web, îți iei microfon, mă întrebi pe mine ceva de ăstea, ai rezolvat tot. Dar atunci... Eu văd diferența, spre exemplu, între acum și acum 6 luni, când am făcut primul episod de SnowRunner. Doamne, cât de prost mă simt când mă uit. Deci Dadu intră Dadu pe SnowRunner și e ceva de genul așa. Facem în stânga, dreapta. Vai, ce roz frumoase, vai, ce nămol frumos, o luase și tu la un moment dat așa. Ce lucește mașina. Stânga. A, aici trebuia dreapta. Deci ăsta era comentariul meu. Comentariul de calitate. Bă. Gata, mă, hai că am luat-o. Stai să-mi iau și niște gloanțe. Primul episod de Festa lui Barbă este cu titlul Farming Simulator în română, part 1, Barbă Neagră. Pune deja cu part 1? Sau... Păi da, sigur că și acum nu pun part 1, episodul 1. Are 147.000 de vizualizări. Băiatul meu. Wow. Hai să te aud acum dacă mai e amuzant. Ma, nu mai e amuzant. Încă un urs. A, nu. Bă, sunt foarte mulți. A ajuns la cabană? Da, 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 am rezolvat-o. Bun, uite, dacă e în spate, că în fața am luat, eu le-am speriat pe toate, dacă e în spate, iarăși când deschis, cât vezi cu ochii. Ți, am văzut. Bun, în ce direcție o luăm? Vrei să luăm ATV, ori mergem într-o direcție, facem ceva, să știu? Două secunde să faci clonția mai, 62, uite, mergem spre Alin, dar o să-l deranjăm, dar acolo nu avem descoperit, spre exemplu. A, e la 2 km, nu, nu neapărat, hai să mergem... Dar trebuie să mergem spre vest, spre... pe mijloc, cu Marunii... Păi să zic, la... A, să mergem la Swish Valley, colea unde e Alin? Tu ai descoperit la Cougar Watch, în stânga jos de Swish Valley, unde e Alin? Nu văd Swish Valley și nu văd nici pe la, nu. Alin, nu-l vezi? Pe Alin îl văd, dar n-am zona, denumirea zonei, de asta mă uitam. Really? Dă zoom in. Nu, n-am, dacă nu descoperi zona, nu văd denumirea cu portocaliu. Păi nici eu n-am zona descoperită. Păi nu denumirea cu portocaliu, cu alb. Așa, ia mai zi o dată denumirea. Swish Valley. La... Nu, am Sun Sisters. Am The Narrows acolo în stânga și cam atât. Lone Island Lake, mă rog, asta sunt în altă parte. Nu am denumiri pentru că nu am harta neagră acolo. Păi da, și eu am harta neagră, dar prima dată când ai zoom out, harta îți arată denumiri mari cu portocaliu. Și după aceea când ai zoom in, îți arată denumiri mai mici, zone mai micuțe.
Da, le-am găsit pe cu alb, dar nu mi l-a arat acolo, în stânga, n-am. Stânga sus, de stânga tot. Sus, n-am nimic, îl văd decât pe Alin și văd unde stau, un, lac. Un turn de observație cu verde. Mm-hmm. Nu, trebuie okay. să mă apropii puțin, tu probabil ai mai fost în zonă, stai, mai făcut pe acolo ceva. Și n-am mai făcut, adică nu prea înțeleg nicio de ce mie mi-apare și ție nu. Și primul video de la FS17 al lui are 447.000. O să apar și un clip, în primul tău clip de FS17. Și ăla de 19 are destul de mult. 447.000? Pe bune sau greșește? Ați greșit o cifră. Jumătate de milion. Ce crezi? Intră să văd că nu cred. Cum are titlul? Nu cred. Nu știu, habar n-am. Ce să-și cu vizualizările astea? Mamă, tu... Cum îți fură ochii? Vezi, așa le fură și la femei banii și mașini. Așa sunt eu cu vizualizările. Văd vizualizările, sunt... Can we be friends? Barbă, mother, farm, simulator, 17 episod. Dar mai avem una de descoperit. Hai, lasă-mi. Este? E jumătatea. Tu nici n-aveai... Tu n-aveai adunat, cred că, vizualizări pe vremea aia cât a făcut ăsta. E un ATV să mergem? Ce ATV să mai... Mamă! Îl cunosc, să știți, îl cunosc! Gata, vin acum, iau ATV-ul. Trece peste momentul awkward și îți ia ATV să mergem. Da, stai. Dar okay. Că parte, nu pot să-mi intru pe... Am pus să dau click, what? Ce treaba e cu mine, că nu înțeleg. Ești pus fix pe casă, gata. Nu nimeni să se lipez. Hai să mergem în stânga la Switch Valley și trecem pe acolo, trecem pe lângă Alin, îl salutăm și după aia mergem în jos la Cougar Watch. Am pus eu waypoint să nu îl supărăm pe Alin totuși, o să-l locolim da, așa un pic. Eu vin după tine oricum, ca să nu... Ma... Ești bine? Cerească Dumnezeu! Ceva. Să te uiți și la ala de 19. Eu cred că așa o să ajungă și episodul ăla al cu Marin, care deja 100 de mii. Da, da, n-are, are 70 și ceva de mii. Așa o să ajungă FS 21. Na. Yep. Nici nu știu câte zerouri are, 500 de mii ăla. Jumătate de milion. Dar tu nici nu mai spui, mă, câte vizualizări are. Jumătate de milion, adică nu te mai chinui, 493.000, jumătate de milion, păi, ăla e. Da, bă, dar e un singur clip așa, stai calm, chill, că nu e... E ceva ce se poate repeta. Ai. Mă, l-ai făcut? L-ai făcut. Da. Oh, avem urme de diamant, ia uzi. Aline, să te ferească domnul să nimerim noi căprioara, că la cum dăm noi în ea. Nu nimerim noi pe urmele alea, să arăt praful. Să duce dracu, toată, tot diamantul se duce. De rahat e pe urmă. După aia citim de acolo, Dadu 20, Dadu 15, Barbă 5, Barbă 25. În aceeași căprioară, știi? Da, corect. O ciuruim. Noi facem ca cu orezul. Una mică ție, una mică mie, una mică ție, una mică. Ia vorbești, bă, sărăcie. Da. Să vezi cu FS21, să te ții bine că la FS21 vreau să refreshuiesc tot contentul de agricultură ever. Adică, ce înseamnă? Adică, gameplay-ul nu va mai fi cum îl vezi tu așa, gen ne punem la calculator și jucăm. Va fi combinat cu realitatea. Îți dau ponturi. Zic că mi s-a blurat imaginea. Nu-ți dau detalii, că nu vreau să le urmezi. Dar nu o să fie un gameplay cum faci tu sau eu acum gameplay-uri normale. Adică, găsim tractoare în realitate. Mergem pe câmp în realitate și le conectăm cu jocul. Stuffs like that, you know? Brainstorming, stai că trebuie să fac brainstorming. Așa că reinventăm gaming-ul în agricultură. Mai când ești live, îmi dai puzzle-uri. Și când dar nu e puzzle, dar nu e puzzle. E quest. Nu e nici quest, doamne ferește. Tu o lași ca pe un quest.
Nu mă pas, dar îl spun, dar deci... nu pot, nu vreau să dau mai multe detalii, evident că na, nu vreau să copiez asta, dar nu va mai fi cum e acum, adică nu salut și vine v-am găsit una așa. Da, nu, nu. Va fi diferit. Ok, deci nu va mai fi așa, deci practic renunțăm la chestia asta. Și va fi conectat cu realitatea. Bă, aici putea să vină. Da, spun. Da, mă, dar nu e mister, mă, dar pot să zic, nu trebuie... ...una de grâu cu aia, dai cu conectarea cu tractoarele în realitate, asta îmi dă... Da. Da, spre exemplu, dacă avem un... Uite, na, îți dau și un exemplu, ca să înțelegi, să nu crezi că îți dau eu mister aici. Dacă, de exemplu, băgăm un tractor în joc, da? Un New Holland T6, de exemplu, care e un tractor mai micuțel așa, nu e T8-ul sau T9-ul cu care am jucat noi până acum. Știi? Începe episodul... prezentând tractorul ăla în realitate. Mă duc la reprezentanță, înțelegi? La reprezentanță, frumos, filmat, ăsta este tractorul, vine în echipajul ăsta. Știi ca lumea să vadă un tractor în realitate cât de mult seamănă cu cel din joc. Să vadă motoarele, dacă seamănă, dacă consumul seamănă, valoarea și așa mai departe. O, albă, nu prea mai urcă. No. Cred că mă bag pe Euro Truck Simulator, că tiruri mai găsesc pe aici, dar tractoare... Dar să puțin, tu ai reprezentanță de tractoare în Spania, că e cam istrădirea pentru tractor. Păi și pe unde transport tractorul pe câmp? Că tu ai străduțele așa de aici, e de așa intră, decât bicicleta. Nu, alea sunt în oraș, dar pe câmp sunt străzi destul de măricele. La ce te referi? Păi bine, că oricum până... L-am făcut noi, mă rog, da, nu l-ai văzut, dar am făcut câteva story-uri de fiecare dată când am mai găsit tractoare, am găsit chiar... Le-am văzut. Așa, random, deci nici măcar nu le-am căutat, gândește dacă le caut. Adică am găsit și combine de struguri, de viță de vie, care alea sunt foarte rare. Câteodată stau în trafic și aici, de exemplu, prin sensul generatorului, mai vezi cât un tractor cu o remorcă după el și tractoare de la mari. Că te întreb ce caută pe stradă, dar au voie, că efectiv au voie să meargă pe stradă. Păi da, au voie, că normal, de-aia sunt echipate cu semnalizatoare și lumini, că au voie să meargă pe stradă. A, și încă ceva, să te ferească, deci să ferească pe oricine care face farming, să ferească Dumnezeu ca în FS21 să introducă struguri, viță de vie, că rămâneți fără vizualizări. Păi eu sunt în tărâmul cramelor. Spania e unul dintre cei mai mari producători de vin din lume. Eu am crame de tempiedici de ele. Și am... Bro, am fost la degustare, înțelegi? N-am degustat, eu am fost șoferul, deci trebuie să... Dar știu unde să mă duc să degust vin. Și luăm așa, ce punem? Pac, vinuțul, alea, uite, din strugurile astea să face vinul ăsta. Jumătate de episod pe real, jumătate de episod pe game play. Eu pot să fac roleplay cu tine, eu degust, că tu nu poți, eu degust. Dacă vrei un roleplay, eu sunt un roleplay, degust. Păi nu înțeleg, te băga și în povestea mea, așa, like. Tu nu poți să degusti, tu cum poți să redai senzația vinului, să spui dacă e bun? Cum adică? Păi, spun părerea mea, spun părerea mea, eu de ce să nu pot? Nu, dacă m-ai ridicat ștafeta, eu încă mă gândesc... Nu, crede-mă, o să o ridic rău de tot, sus de tot. Da, dar am altă strategie, fii atent, eu vin cu... Păi, până faci tu review și ele așa, tu o să pui, da, un episod de calitate la 2-3 zile și o să merg pe cantitativ, nu calitativ, așa Da, băiatul meu, dar ce fac în alea 2-3 zile până îl fac pe ăsta de calitate? Crezi că stau degeaba? Păi nu, te duci să cauți reprezentanța, să filmezi. Unde, dracu, mi-a 2 zile să caut reprezentanță? Și mai multe serii în curs ale alea, cum așa, dar o să avem, practic, una o să fie faină rău. Da, mi-a venit ideea asta de mult, de când am văzut că pe aici agricultura e destul de în floare. Aici am ajuns. Ok. Și practic o să fii acolo, păi și firma ce mai faci, că nu mai ai timp de ea? Bă, da, sigur că da. Mergem aici. Aha, să dea domnul să fie ocupat... cu fotografia atât de mult încât să nu mai am timp de canal, să dea două. Atunci da, într-adevăr, mai merit. Și atunci rămâne doar seria de calitate. Știi, cu real, cu alea. Dacă le-am spus și oamenilor de pe live acum, le-am dat din casă un picuț așa. Dar oricum, până atunci uită toată lumea. Este în regulă. Eu am progresiv că dacă primul episod din... 15 a avut atâta, din 17 atâta, că văd că și eu, că tu la toate, la primele ai avut câte 400.000, ferească Dumnezeu, că nu știu cum arată 400.000. Eu am 300.000 total, ca să înțelegi despre ce e vorba. La 21 cred că e milionul în câteva luni. La cum vreau să-l fac? E lejer. Nu milionul, dar oricum vreau să fie gen bombă, știi? Quality. Chiar dacă o să mă muncesc, probabil de mai ia dracu la el.
Bă, zic să mergem în față. Nu știu dacă tu ai oașta, orul ăla luat. Îl ai? Din stânga de tot? Acum mă uit. Nu, l-ai. Oașta, orul ăla nu. Merge și luăm ca să deschidem toată zona. Da? Bun, și pe nu, cred că mi-arată și mie de numit. Hai că... Da. Da, și așa costă. Supărat și da, doc. E, te-am, că vine și la mine lumea și îmi zice de... Da, du! La primul clip al tău ai 10k! Nice. Bun. Dar ghiciți ce titlu are clipul ăla? Conține barbă neagră și are poză cu el. De... Nu prea mai e așa. E, 5k asta ai mei deductibil. Da, 5k sunt ai lui, trebuie să-i dau înapoi. Punem la ăla cu 400 și ceva. Băgă la ăla, face și mai mare. 500 de mii, ferească Dumnezeu. E amuzant, și de fiecare dată dacă vorbim despre vizualizări, deci ai niște reacții... Nu vorbim de vizualizări, se gorgeous. 500 de mii nu mai sunt vizualizări, e deja spectacol. Păi și de aia, ce zici, mă, de aia cu milioane? Da, sunt prea cu milioane, tot. Eu vorbesc aici de un content nișat calitate, nu că și arată să mușcă de sfârcă pe live. Eu vorbesc aici de un 500 de mii făcut cu greu. Se face greu. Da, e... Cu... Da, la 17 nu e în 5 ani, ăla e în 3 ani, parcă. Nu știu când a fost pus. E o căprioară beată pe aici. Orice aș vrea să comentez vreodată la aia 400.000 de vizualizări în total pe care le-am eu, bine, Mihai, uite, am 500 pe ăsta, dar trebuie să știi? Azi mai ia cu o singură carte. N-am 500, am 400 și ceva de mii. Că n-are 500. Mai bagă o dată, cum recomand. După live-ul ăsta facem 500. Da, pe păi intră băieții acum, mai lasă un comentariu, un like, intră în recomandări, mâine 500. Da, deci nu vă sugerez să vă uitați la clipurile mele mai vechi, pentru că sunt super mega cringe. Deci comentariu e altul, da. Bă, aici avem parte de poveste, se pare. Cum că a plecat tipul ăsta de aici, I wouldn't recommend it, but it gave me enough energy to get back down. The first day I did 4,000. Ok, nu mai scrie aici nimica. Poate are legătură cu misiunile pe care noi nu le-am făcut și că zăci niște chestii. E foarte posibil, e foarte posibil. Dar e mișto ăștia ori ăsta. La bază, apropo, pentru cei care nu știu, are și o poveste. Îți dă quest-uri, faci fotografii, livrezi niște fotografii, dar noi când am văzut bizonii, am uitat de chestia asta. Da, în carieră, dacă vrei să faci cariera, practic cineva, na, șeful tău, na, așa, îți zice, hei, păi tu fotografii la trei iepurași dăștea și trebuie să duci să vânezi iepurașii aia și îți spune, vezi că iepurașul ăsta se găsește în regiunea asta. Și așa mai departe, știi? Exact. Da, hai să mergem aici jos, place foie point. Sigur. Tu ești la turn acolo, nu? Păi și aici nu avem nicio cabană în zona asta? Avem una la lac pe care tu ai descoperit-o, cred, nu? Sau nu? Nu, aici unde sunt eu n-am unde, am în dreapta. Hai la lac și după aia mergem la aia din stânga. Avem două cabane lângă noi, suntem fix între ele. Dar între mine și tine nu există nicio cabană sau lacul de deasupra mea? Nu. Dar uite-te pe harta că e o cabană în dreapta și una în stânga. Dreapta sus, stânga jos. Ca după aia să ne putem teleporta pe aici mai ușor. Ok, vine spre tine. Da. Da, tu e în ceasără. Asta îmi place cu dual cam, că se și vede. Nu e, e lumina lui acolo, e multă lumină pe frunte sau acum se concentrează să găsească direcția. Da, știi din ce cauză? Am zis să-mi respect tatuajul cu iluminatul. Nu s-a văzut de a mea ferigă. Nu, pe nimeni nu l-am arătat. Că... Ah, ok, bine. Pe unul nu vrea să fac 400 de mii. Cum descoper că nu? Uite băieții mei ce zic aici. Horia Suciu de când zice, da, Mariane, am dreptate că e frumușică foc Carmen asta. What? Așa mă gândit și eu. Citești de pe live chat-ul sau? Ion 1425 comentează asta. Ion 1425 YT. Ce mai avem? Andrei zice, îi frumoasă ca un lemne și mi-ai rupt inima în doi. Putem să intrăm și noi în discuția voastră, vă rugăm. Ok. Un meduș și o meduză stă pe plajă buză în buză. Ce zici de nou update de la Call of the Wild? Bă, e un update pe care îl așteptam, mai mult Dadu decât eu. De ceva vreme. Cel cu câinele bănuiesc că te refer, dar încă nu-l avem la dispoziție.
Mergem în jos, da? Încercăm să le evităm, da, pe Alin cât de mult posibil. Da, da, păi mai iau după tine. Păi dacă o luăm drept în jos, se spune de pe acum că obelim rău de tot, așa că mergem un pic mai într-o parte. Doamne, dar frumos e jocul ăsta. Deci mă, e frumos. Îmi face poftă de fiecare dată să simt mirosul ierbii. Știi mirosul ăla de câmp, așa? Fain, yep. Fain rău. Barbă, ne refeream la Carmen Kindris. Radule, salvează-mă. Who the fuck is Carmen Kindris? Eu tot știu trez. De ce a crezut la mine, dar asta chiar nu mai știu. Asta chiar mi-a scăpat din lista mea de content consumat. Deci nu știi nici tu, sau? Nu, no, deci e clar că e ceva... Wow, super underground atunci. Dar mai avem o șansă. Dacă sunt tu pe Dănuț, dacă e numărul lui... Da. Pe Dănuț pe cui... Noi avem o șansă, el mai are la bica noi. Bă, dar nici tu mă așteptam din partea ta tot și un pic, adică... Cine-i Carmen asta? Tu ai cunoștințe vaste, mai ales dacă începe cu Carmen, mă gândesc că, pac! Ce să joacă Carmen? Ce face? Ce... Păi nu știu dacă e ok să ne spună ce face pe chat. Dacă e și Marian... Dacă... Păi nu știu dacă se joacă, că e și Marian în conversație și... Noi știm pe Marian, așa că Carmen poate nu face activități pentru YouTube. Poate de pe grupul lui Marian de WhatsApp. Păi de asta zic și pentru chatul nostru nu prea, nu știu dacă e în regulă pe YouTube, înțelegi? Exact, noi poate chiar am văzut-o în seara aia pe Carmen și nu știm de ea. Nu știu care parte din Carmen am văzut atunci. Nu mai văd. Salutare, salutare, bine ați venit, uite, intră oameni de la tine și mă salută. Și menționează că vin de la tine. Foarte bine. Ca să nu mă mir eu de unde au intrat cumva, știi, să îmi pun o dificultate. Zic... Carmen Kindris, ziua în care tu m-ai sărutat, melodia aia. Nu, deci chiar... Dănuț e pe aici, Dănuț, te rugăm frumos, spune-ne cine e Carmen Kindris sau Kindris. Ne-a auzit, ne-a auzit. Dane, cine e? E o cântăreață din Baia Mare, ce Alin. Uite și Alin, Alin, tu de unde ești de cântăreață din Baia Mare? Dar cum ajuns sărăm la o cântăreață din Baia Mare? Vezi mă, mănoși cu vizualizările tale chestii și oamenii ajuns sără la o cântăreață în Baia Mare. Poate zis eu ceva greșit, cine știe. Poate nu se mai aude microfonul cum trebuie, tu ce ai vizualizat, începe... Da, da. S-auzea Oradea, sau știi, și după aia ajunsărăm prin Baia Mare, pa, Carmen Kindris, cumva. Mm-hmm. Nu știu, da. Cine interesant, nu știu, sunt mai curios de subiect, să vedem ce... Ai cotat trăpânelele? Dar era cântăreață, de unde subiectul cu arată bine, că ea e cântăreață. E trebuie doar să aibă voce bună. Nici Dănuțul nu știe. Dănuțul nu, că e din... Noi suntem toți din Oltenia și tu și eu și Dadu și de asta nu știm că până în Baia Mare mai avem. E foarte ce cine ajunge acolo? Piesa lui Bendeac. Face parte din piesa lui Bendeac? Hai că deja ne aprofundăm prea mult să vină. Deja să... Mă, ce pierdură! Bro, ce pierdură! Deci dacă voi spuneți că cântă și trăpănele... S-a terminat, am ieșit. Bă, lasă-o cu trăpânelele tale, că te-au cu trăpânele. Bă, mi se pare că cineva... Mi se pare de-am pulea, mă, cineva a pus la de-am pulea numele, trăpânele. Da, da, adică trăpânele. Este la mișto pus, mă. Da, e făcut în timpul liber de Alex Velea și ține, adică prinde, a prins. Merem? La următoarea, la următoarea covercă de asta. Da. Da, mă, da, eu înțeleg melodia, dar denumirea trăpânea mi se pare foarte... Eu nu mai înțeleg că nu cântă Carmen asta. Pe oricând, ori nu cântă, că nu mai înțeleg nimica. 16 milioane de vizualizări în două luni. A, e piesa lui Bendeac de la Ai Umor. Păi... Okay. Nu înțeleg Bendeac care... Care a făcut 500 de mii, dacă vreți. Farming 17 episodul. Da, mă, dar s-a făcut 16 milioane. Da, ce vorbim? Nu ți-ai arătat țâțele și de-aia. Dacă ți-ai arătat țâțele în primul episod de Farming... Nici nu aveam țâțe atunci. Pe drum le-am luat. Păi atunci nu-ți mergea bine, acum decât nu primești bani pe fiecare episod de Farming. Tu acum vezi așa, vezi lumini prin aplicație, vezi scaun de gaming, fundal negru velvet care absorbe lumina, dar nu te gândești că am avut și lucruri pe care le-am pierdut. Precum fitness-ul. Da. Sunt lucruri care au rămas în urmă. Dar tu numești-l altcumva, ca să înțeleg, e un sacrificiu. Noi am putea fi fit, dar petrecem prea mult timp să creăm content. Dacă YouTube-ul indexa și cuvinte românești, noi puteam ajunge departe cu live-ul ăsta. Ia uite, numai când zici e un sacrificiu episodul 2. Era, știi? Băgai de astea, știi, și analiza audio-ul. Știi, și ne băgam recomandate după aia la sacrificiu, la alea. Dacă vedeți YouTuber slabi, înseamnă că nu-și dau interesul.
Da, sigur, păi aia mai au și viața privată și din cauza asta. E normal. Superficial. Da. Plus că se și respectă de fac sală și așa mai departe, înțelegi? Adică noi suntem prea preocupați pentru a crea content. Ne respectăm pe voi înainte de noi. Văzăți? Te-am văzut cum stăteai și o gândeai pe asta. Nu, așteptam ca să termin, ca să nu te întrerup. A, gace. Bă, da, greu să merge pe aici, o, nene. Da, păi tindem să... Uite, și cum te lovești, cum te mai duci puțin în jos. Gata, în jos acum mergem. Hai, da! Zăi! Aolea de noi să-mi explodeze mie asta. O, ușor, o, ușor, că-s pietre. O, da! Nu exploda. Mamă! Nu exploda. Ce-ai găsit? N-am găsit nimic, dar avem... Ah! Mergi rapid, e câmp. Am stâncă, am stâncă! Ma, nu, nu, nu! Simt stânca, simt! Mi-a dat pe cocoașă stânca! Ai grijă să nu cazi, ai grijă! Nu cad, mă, cei care are scări! A dus ATV-ul meu... Mi s-a dus primul, el a ajuns înaintea noastră, nu vezi? Și sigur mai poți să mai ieși cu el acum. Nicio problemă. Da, dar nu înțeleg asta cu piesa lui Bendak. A făcut Bendak piesă cu ea? Parcă a făcut și odată mai demult. Dar văd că ești foarte interesat de subiect, nu înțeleg. Uite, cu oamenii vorbesc aici, like... Deja doar n-ai fost așa de interesat. Nu, nu, dă-l în căcat, nu. Ma? Nu că-l știu, adică am auzit de el și știu, dar... De aici n-am auzit până acum nimic. Wow. Gata, mă, uite, mă, ce frumos explorăm. Mă, dar n-avem noi toată harta făcută. Ia să vedem ce mai avem de făcut. Jos aici Cougar Watch-ul nu-l avem deloc explorat, nici măcar un Watch Tower. Ar fi bine. Da, Swiss Valley și Cougar Watch. A, dar fii atent, nu mai luăm Chialin jos, fii atent, mergem la lacul de lângă și nu mai luăm astea. Nu le mai luăm, că speriem animalele lui Alin. Bine? Eu merg după tine, unde-mi spui că... O le așa la lac. Zic și mergem pe jos, că nu vreau să-i sperie diamantul lui Alin. A, uite-te, fii atent, hai să învățăm și noi. Alin vine aici, vezi? În margine, zona muntoasă pentru diamante. Noi stăm acolo, caiete, puliferii, la lac, dar, jos. Tu îți dai seama că Alin are acasă un întreg caiet pe care și-a scris acolo tehnici de ultimul e iepure de diamant notat. Știi că tu l-ai întrebat acum, hei Alin, vrei să vii cu noi la un The Hunter? Și Alin a luat caietul, fii atent. A luat caietul așa, bun, pe ce hartă jucăm? Silver Peak. Și acum caută, Silver Peak, bun. Și el are tot un carnețel, deci cât îi spui harta și el are un carnețel unde joacă, are strategie, are gloanțe, are distanță, are... Era, uite, veni o idee la cum zici tu, era fain să primim ceva update, să ne arată gen, uite mă, aici ai luat ultima dată diamant, uite aici ai luat diamantul urs, uite aici nu știu ce, știi? Uite update-ul, bagi aici update-ul. A trebuit să le facem ăsta la un e-mail ceva cu sugestii de-astea. Dar fi coordonatele în carnețel, diamant, gold. A, păi da, da, să fie așa un pic mai ușor. Opa, am văzut ceva. Căpriță. Ok, o să dau în ea. Ia și că dacă tragi o să-i sperii oricum animalul. A, și-s doar capre, nu vreau. Hai să plecăm de aici. Hai să mergem jos la Cougar Watch, la celălalt lac. În stânga jos celălalt lac, îl vezi? Da. Un kilometru de mers doar. Da, și luăm gata, în drum, ce găsim luăm. Gata, să-i pun și un waypoint. I-a trimis Delia o piesă de atipe astea și Bendak era nebunit după melodia ei. A, și chiar mișto melodia? Cred, la cum e Bendak, cred că era mai nebunit după... Păi asta zic, melodia aparente. Chiar așa mișto? Asta mă interesează, dacă melodia era mișto. Știi cum e, melodia nu e mișto, dar gătește bine. A, uite, Alina a omorât presupusa diamant. Ok. Pume în dreapta. Vezi că ți le încercuiesc bine? Da, stai că eu sunt încă sus. A, gata, le-am văzut. Mai e una sus. Uite acolo. Da, dar e Alina acolo, cred că poate să... Că la e Alina acolo. Nu, Alina e în stânga. Nu, Alina e în spate, n-are treabă. Măi, eu vin la spatele tău. El e în stânga ta. Vezi că vine. Duce la Alin. Vedeam că am luat-o. Pot să mă exteriorizez și o secundă? Doamne. A! E puma la mine! Te-ai mutat?
Nu m-am mâncat. O fi aia buguită și scapi. O fi aia buguită. Nu. Și scapi. Nu e buguită. Nu. Mamă, ce m-am speriat. Unde s-a dus, mă? Avem una căzut acolo și încă... Ah! Mamă, ce s-ascunde în... în tufișuri. Vai, bă, m-am speriat atât de mult. Spune, spune, spune. Erai tu, zi, vrei să zici ceva. Vezi că ai microfonul, ai microfonul, ai microfonul, n-auzi nimic. Nu te aud. A, da, gata. What the fuck. Da, nu, ziceam că vreau să mă bucur și eu așa alături de tine că am rotunjit cifra la 8700 în momentul ăsta. Mos, baftă. Vreți foarte activi. Felicitări și baftă pentru următoarele. Acum o săptămână aveam 8000, adică... Nice. Mai ai trebuie să sărbătorim, da? Și primul 400.000. Vezi, chiar ai dat cu microfonul. Nu mai joc, lasă-mă. Nu, fii atent. Deci, hai în două minute să sărbătorim tot. Și luminile prin aplicație. Să sărbătorim tot ce de sărbătorit. Nu să... cred că, fii atent, cred că trebuie să-mi aduc microfonul wireless, că nu cred că mă auzi foarte bine prin ăsta. Două secunde. Ești funny, dude. Bă, dar... Pentru că îmi place la valiera, ok? Am spus-o și în comentarii, mi-ai dat inimioară, trebuia să-mi dai și pin. Am spus-o deja. Îmi plac ce la valiera. Și luminile nu-mi plac, să știi că mă dor ochii când mă uit la ele. Serios? Da, nu-mi plac, nu-mi place. Tu le-ai și în pifometrie băgate, dar astea sunt ale mele, stau într-o parte. Dar să știi că modalitatea de a le dispune, asta e gratuită, poți să o iei. Și cel mai urât, cel mai urât mi se pare și deranjant, când ți-o faci în două culori așa, nu știu, mi se pare foarte... Nu, am decât o singură culoare și dacă vrei o schimb, ce culoare vrei? Ia spune, stai un pic, două secunde. Ce să mă-mi face? Roz! Roz! Ai roz? Da, normal. Mă, adică am roz. Ce insultă! Mai caut o căpriță până mă conecte și la aplicație, că... Aveam telefonul stins dacă că... Dacă ai iPhone, hey Siri... Are nu, și nu, am glumit. Am și Alexa, am Alexa. Siri, am glumit, fii cu minte că am glumit. Ia uite-mă ce repede auzit. Salutare. Și mă, Alexa nu mai e bună? Alexa. Da. N-ai văzut, tu n-ai văzut-o pe Siri? Nu. N-am văzut. Opa, mai avem pe aici ceva? Tot aud. Ești tu? Nu, nu, tu ești la 200 de metri de mine. Vine rozul? Sau n-ai făcut update-ul la roz? N-ai cumpărat culoarea? Bine, bine, bine. De bine, bine. Ci că roz are pentru OnlyFans. E un băiat care e și la tine. La tine. Gata, bun. Fii atent la asta, da? În 3, 2, 1... Vrei mai roșu? Uite roz. Să și intensitatea gen mai deschis, mai închis? Ai paletă? De... Ia arată-mi ecranul. Ai paletă de culori? Ia uite-te un pic, uite-te un pic la webcam. Fii atent. E bineînțeles că poți să schimb intensitatea, da? Cât vrei tu. Uite. Ita, mă. Păi, cam așa arată... Are paletă de culori. Ferească. Da, e un cerc. Ai toată paleta din lume. Uite, e un cerc de ăsta așa colorat. Ăla-i, da, da, da. Eu zic paleta de culori, aia e tot. Uite așa, știi? Și e un cerc de ăsta și pur și simplu... Mamă, ce are acolo... Nici nu știu toate culorile. Păi da, dar acum nu mă mai potrivesc cu tine. Ar fi bine așa să ne potrivim. Ce să mă... Sper că și dacă aveam și eu aceeași lumină ca tine, tot nu ieșeam la fel. Că nu știam să le pun. Lels. Dar poți să pui gen să se întâmple lucruri, gen să pulseze sau ceva? Ce? Asta e poliție. Asta vreau să zic, da. Ma, lasă așa să vedem. Și am și intensitate. Asta e intensitate mai mică acum. Să fie așa un pic drăguț. Pac, pac, cum. Fii atent. Am party. Cât acum... ai zis că sunt astea? Ha? Cât ai zis că costă? Asta e party. Asta înseamnă că se schimbă în continuu. Culoarea prin tot spectrul de culori. După care vine flash... Acum e setat pe fulger. Dacă bate, dacă afară e furtună. Așa că dacă vrei să povestești ceva. Mamă, dacă te joc jocuri horror, cum vreau să... Ma, îl iau. Ai paparații, asta pentru 400.000 de vizualizări. Asta e paparații.
Sunt stroboscoape direct. Da, exact. Și ai și ecran TV dacă vrei să emiți ceva de genul ăsta. Știi, e ca și cum ai avea un ecran TV aprins. Wow. Ce perete de gaming ai, îmi place. Deci că e perete de gaming. Perete de gaming, da. Și am zis o dată... A, am ambulanță. Ambulanța e asta. Știi? Am, și am și fire truck. Pompieri. Să e pompierul. Nu mă ură, te rog frumos. Mamă, câți bani trebuie să dau? 200 la valierile costă cu 200 astea, 400. Dar le am, o să vedem pe unul ce mai zice. Funny. Așa, o să las pe asta. Yeah. Uite cum schimbă intensitatea în ciudă îmi face. Cum nu mă, ce ai încerc să potrivesc, termină-te. Vezi că e prea deschis, Mihai. Ce ai zis? Și când te enervești, faci așa. Ei, pe roșu. Da, mă, hai că gata, o luăm pe câmpiste. Gata. Are, merge și cu baterie și băgată în priză. Cum vrei tu, merge. Și de asemenea are și butoane în spate, plus ecranul lui special, așa că nu trebuie neapărat după aplicație. Dacă nu ai la îndemână telefonul. Păi și nici nu s-a mutat cu chirie, că... Când s-o mutat, atunci chiar mi-e frică. Nu mai facem atunci dual cam niciodată. Frică. Atunci nu să-ți mai facem dual cam în viață. Deci când te-ai mutat, at! Păi da, nu știu că se poate mai bine de atâta, sincer, la webcam. Mi, e, mi se pare că am făcut toată damblaua. Adică ce pot să fac mai mult? Și uite, fii atent. De cel mai mult sunt mândru de asta. Negru velvet, absorbe lumina. Asta arată bine. Deci eu am lumină în casă, tu înțelegi acum. Eu am lumină, se întâmplă lucruri. Asta e negru velvet. Wow. Da. Eh, lasă-mă că fac și-o 400 de mimioșe. A, nu mai e din aplicație? Nu, no, nu, no, dacă îl stingi după aia, na, se oprește, știi? A, o pui și pe acum, îți pui o Alexa, eh, lasă-mă, o priză de aisteață și pe lasă-mă 20 de minute după live, că o îi dau de cap și la treaba asta. E... Dacă știu că îți plac astea. Când, știi, când eram mic și vedeam și la un copil o mașinuță de aia mare, cu o basculantă din aia mare, mare. Și mami, vreau și eu. Și mi-aducea și mie o mașinuță de aia și zicea, uite, uite, uite ce ți-am adus, ai și tu mașinuță. Și el avea așa, să brabata, răsturna, da, da, și da, mine, da. Așa sunt eu acum. Am și o lumină. Lasă-mă, că oricum nu-ți adaugă cine știe. Dacă te uiți, nu știu, pe live-ul meu, tu ai fundală ca al meu, să știi. Și pe tine nu te... adică costuri zero din partea ta. Opa, Fiscalina aici face ceva. Da, eu am plecat de acolo. Văzut? Da, percuiește lucruri. De asta zic, contează și la ce live vă uitați. La mine, de exemplu, Dado are un fundal la fel ca al meu. Foarte frumos, RGB. Semnă că am și-o velvet. Stai că-ți arăt velvetul meu. Păi n-ai, mă, că e fundalul la mine, nu poți să mi-l arăți. Ce? Fii atent aici. E. Yeah. Stai atent aici. Ia uite. A, tu ai... Tu aștepți FS21 să-l bagi? Aștepți FS21? Eu nu fac din aplicație, eu fac așa manual, le vezi? Ia uite. Păi și... Dar nu e velvet, e așa mai... Velvetul buldeoia din OBS. Păi și... Păi și nu înțeleg, aștepți FS21? Vrei să bagi tare acolo frumos? Da, nu, că am o idee în FS21. Da, am niște idei. Da, le văd. Eu cred că ne pregătești ceva acolo. Un leu pentru tine, i-auzi, Dadule, 130 de metri. Oh, mai. Am mai găsit doi. Leu? Mă, stai puțin, era pumă. Unde? Deci, Alin ne consideră atât de varză la The Hunter, încât nici nu e ce pumă, e prea complicat pentru noi. Bă, leu, leu, is de leu. Când erați voi mici, leu. Ia-te-l ce jucăușe, să vezi ce-i dau. Eu nu mai găsit nimic pe aici, m-am luat cu luminile și nu... M-au luat animalele la ochi. Oricum mă duc în drâncoace. Ce mai zic, mă, oamenii pe aici, să vedem. I-am dat Aline numai cu poftă.
Ok, Marian, văd că e foarte activ aici, foarte bine. Ce vă credeți de pus la grăta, zice Johnny. Bun, Johnny, am luat ceva până acum, uite, avem ceva punctaj, dar nu jucăm la punctaj neapărat, vrem să și explorăm harta în același timp. Și uite, ne lăudăm mai mult cu explorarea hărții, tot nordul și spre vers, așa, nord, stânga sus, a fost explorat în acest live, plus omorât căprioare de tot felul și urși. Aș vrea mai mult să, nu știu, cred că ar trebui ca data viitoare să încercăm o hartă cu rațe. Vrei să mergem de cât la rațe? Să ne punem chestii de aia gen să atragă rațele? Și că rațele zboară și dacă au pe jos o chestie de aia care să le atragă, o rață de plastic, ele vin. Da, am intrat și din greșeală pe o hartă din aia într-o zi cu rațe pe lângă apă. Da, și să ne băgăm doar pe ea, știi? Dar alea cu arcul mai mult, nu ne mai băgăm cu arma asta de bizon pe ele. Dacă... Nu? Da, nu acum după skill, da, gen provocare, adică să ne mărim gradul de dificultate. Păi merge, mă bag, sigur că da, da. Știu că ție-ți mai tremura un pic mâna pe arca așa, nu prea... Că nu te-am văzut să folosești arcul. Luminile alea colorate și de la valiera aia. Ante. Da, știu că tu nu l-ai echipat acum arcul, nu? Ba da, ba da. A, vezi că ai și arbaletă în caz că vrei ceva mai automatizat. Că n-ai decât archi și arbaletă. Mă, n-am arc. Pasă de oameni nu e... Uite, Leighton Lake ne spunea. Link e prima harta, asta e cu rațe. Nu, zic, ai și arbaletă dacă vrei. Păi așa, arbaleta nu e... Oh! Rocky Mountain Elk, băiatul meu, la tine vin. Ce că e pușcă specială pentru rațe, nu cu arcul. Ne zice un băiat... Și pistolul poți să-l folosești, dar... Păi și cine e? Ce ne sugera să folosim la rațe? Arc sau pușcă? Mă gândesc că arcul ar fi mai bun, dar poate mă înșel. Eu am luat-o ca pe o ceartă, gen, hei, nu arcul, pușca pentru rațe. Da, e posibil, da, da, da. M-a băgat Alin după leu, dar eu am pierdut leu, că era prea jucăuș. Ăia doi prea înghețați, ăsta prea jucăuș. Da, la lei e greu până găsești leoaica, aia e... Că aia stă un pic între. Da, și când o găsești... De asta nu te înțelegi tu bine, probabil, cu Leo. Când o găsești, ce faci? În cauza leoaicii. Păi aici un Ia hotel! Eu de fiecare dată, eu am o glumă interioară pe care doar eu o înțeleg. Când zic hotel, eu mă gândesc la hotel, care e o companie foarte bună de făcut drone. Eu nu știu de cât ești de companie. Da, 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 exact, da. Și cred că și Dănuț știa. Bine, Dănuț cred că știe, știe. Că... Da, drona se numește Autel Evo Ivo. Se citește 2. Dar Dănuț a ieșit că... Că da. Da, că am început live-urile cu Omegle. Mi-am dat seama acum că am primit notificări. Dănuț? Nu mai, s-a dus. Bă, da, e ceva personal între voi doi. Să-mi amintesc să nu vă invit vreodată la un podcast, la un semi-podcast, pardon. Semi. Au semi, clar. Încercați să faceți un episod sau live în care să jucați CSGO, să vedeți cât de mult s-a schimbat. Oh, nu te mai împuști acum? Ce mai faci? S-a introdus și altceva? Au introdus modul la curațele și vânătorii, gen, știi? Aaa. Au pe inișul și restul trag, nu știu, aruncă cu armele după el. A, dar nu sunt într-adevăr rațe. Nu. Uite, în The Hunter avem și rațe, avem și vânători. Fac și roleplay și putem să măcăim noi. Ar merge, roleplay, semi-roleplay. Mamă, ce se go, deci ne... Dar chiar nu face nimeni. Opa, nișă deschisă. Dadule, nișă deschisă. Nu. Ce se go roleplay. Nu. Cine are canalul la început și vreți idei bune, ce se go roleplay. Yep. Bă, stai să mă mut și eu. Ba da, sper arma potrivită. Mamă, dar e pădurea atât de deasă aici. Ia pot să văd ceva. Și mor pe munte. Mă, e greu aici. Dar e greu că nu vezi. Avem vreo firmă producătoare de scaune, de gaming, în principiu. Există ceva, vreun... Nu avem, nu? Eu nu știu să avem. Totul e importat. Nu, caut să fac un scaun care să imite scaunul de tractor ca să pot să vin și eu cu ceva nou pe seria de 21. Păi, dar poți să-ți comanzi și-ți comanzi pe comandă. Păi acolo, gen un tractor și alea.
Dacă... Cineva așa ceva, un scaun care să imite scaunul. Da, 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 dar câți să nu fac pe comandă? Ce ai? Da, da, alții care sunt mai mari și cunoscuți, nu eu, micuț așa. Atâta încât plătești, nu cred că contează cât de mare ești. Tot o vrei așa pe ochi frumoși. Nu, 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 ce vorbea asta, nu, să plătesc. Dar vreau să fie un scaun gen să-l imite pe ăla de tractor, dar să fie cu roți, să se învârte, să fie cumva confortabil, nu să fie doar așa de design. Ah, păi poți să faci și tu cum a făcut Geleven, de exemplu. Geleven și-a luat un scaun de mașină. Asta e un scaun de tractor și să-i fac și să le prim cumva în suport. Da, dar nu e confortabil, vreau și confort. Dar știi cum e un scaun de tractor? Nu e deloc confortabil, că n-are spătar. Are un spătar mic. Asta zic, da, păi, da, eu-l vreau așa mai... Acolo la un tractor valoarea nu e de fapt la scaun, e la tot ce e în conjurul lui. Mă pusești pe gânduri că asta cu 21 trebuie să fac brainstorming singur. Deci bro, brainstorming știu că te-ai pus pe gânduri, da? Știu, nu vreau să spun acum, dar na, o situație și vorbim despre asta. Și cu telefonul și cu... Da. Ma! Și ținte bine să mă mut. Apropo, am găsit câteva apartamente și mâine sunăm. Dacă mâine la 9 avem apel, dacă unul dintre ele pe care noi îl favorizăm nu s-a dat încă, mâine sunt mutat. Mâine avem depozitul dat. Păi și ați dat, cum zice, ultimatul? Au bazat notisul ăsta unde stați acum? Nu contează. Avem contractul aproape de expirat. Mai avem... practic pierzi... Avem decât o, avem o lună jumate, dar după aia dăm notisul și n-are nimic, mai plătesc aici o lună, nu mă doare. Da, dar dacă îl dai de acum și spui, hei, duduie, când se termină contractul, la revedere. Corect, 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 pero eu nu știu cum găsesc, înțelegi? Adică nu... Da, dacă, zic, dacă le zic căsătora, hei, în două săptămâni noi ne mutăm, păi dai în două săptămâni trebuie neapărat să-mi găsesc. Dar tu ai prin agenție, nu? Da, prin agenția asta, da. Și tu când îți iei la noua chirie, eu am fost pus în situația asta, nu o să-și ceară referință de la fosta... Doamne ajută! Chirie? Îți spun sincer, Doamne ajută să-mi dea referință, pentru că suntem foarte buni amici cu ăștia de la agenție de aici, care, apropo, e agenție care deține și apartamentul. Deci o agenție care are... Hei, unde ai mai stat? Acolo, hai, dă-ne număr de telefon. E genial! Păi da, întreabă dacă ți-ai plătit la timp, dacă... Bro, eu trebuie să... Deci Mihaela știi cum face? Mihaela trebuie de multe ori sună de câteva ori, azi, mâine, poimâine, ca să poată să îi răspundă cineva de la agenție și să-i dea de asta, de plată. Deci oamenii sunt super mega giugiuc în sensul că niciodată n-au cerut plata, iar noi tot timpul am dat-o la timp, gen noi ne-am dus și am dat-o, pe când noi trebuie să așteptăm întâi hârtia cu costurile ca să știm cât de plată, cât e de plată. Plus că și... pe tine te-ar ajuta că tu ai stat aici foarte mulți ani și asta dă foarte bine în referință. Da, ai și n-am acum. Plus de alta le-am și făcut apartamentul un picuț, adică am renovat un picuț pe aici, așa că arată mult mai bine ca înainte, știi? Ți-a căzut o ușă, nu știu, nu vorbeam eu cu tine atât de mult ca acum, nu aveam treaba asta cu YouTube-ul, ți-a căzut o ușă la un moment dat când te-ai mutat, cred. Spus da, când ne-am mutat, da, a fost ușa la dulap. Mi-aduc aminte, da. Da, da, ușa la dulap nu era zi, era într-o fâznă, dar am lipit-o și pe aia. Deci am rezolvat-o și pe aia. Știți că mă pasionează să mă uit și de atunci mă pasionează să mă uit la filmulețe din astea făcute crud, știi, în care oamenii arată mediul în care trăiesc, adică realitatea, știi? Si, nu... si. Și m-am uitat și zic, adică eram acolo, zic, bă, e posibil că s-au mai întâmplat și la alții, nu doar la el. Nu, asta e gen, uite și noi, de exemplu, am găsit acum niște apartamente care nu aveau nici frigider și nici mașină de spălat și nici microunde inclus. Deci erau fără, vin cu gaură. Așa că... Aia e detaliu, cu 100 de euro îți le iei noi, nici neapărat. Noi există, cum 100? Uite, eu m-am uitat la prețul. Un frigider... Frigider, da, ăla e 150 aici, un frigider. 200 aici, secunda mano, gen la mâna a doua, iar mașina de spălat sub la 200... Mâna a doua? Da, 40 de lire la mâna a doua, mi l-a dus la ușă cu 40 de lire. E la tine, mă, dar e altă piață, ce vrei? Mamă, ce scump. La tine. Și noul e cu 150-160 de lire, hai să zicem 200 de euro. No. Ai câteva 100 de euro bune aici, da. Dar din ăla cu congelator și cu frigider, știi că e și doar cu frigider, doar cu răcitorul și fără congelator. Da, aici nu e, aici e mai scumpe, să știi. Și la fel și asta cu aragazul. Nu, mașina de spălat, pardon, nu aragaz, că cu aragaz vine. Mașina de spălat, sub 200, am căutat eu astăzi, la mâna a doua. Nu găsești ceva bun sub 200. Wow.
2 secunde că Bogdan vine cu 5 euro. Salut Mihai, știi ceva de PS21? Vorni și tu o caprioară să mutăși noi ceva? Bine mă Bogdan. Bine mă Bogdan. Crezi că noi nu vrem? Zi, sub 200 mașini de spălat, acceptabilă, nu am văzut, să știi. Bă, eu îmi bag picioarele astea. Hai mă, să-i luăm lui Bogdan o căprioară. Bogdan, Efesul 21. Mă, am câteva mici informații pe care nu pot să le spun. Dar sunt foarte puține și nesemnificative. Doar așa de gameplay. Dar în rest, nici eu nu știu. Știu doar că, și mă rog, asta se știe destul de public, că grafica va fi super mega îmbunătățită. Pentru că poți să deduci asta din cauza că au amânat jocul cu fiascoul cu PS5-ul. Și dacă... că nu are procesul. Deci vă spun de pe acum, dacă vreți să vă faceți upgrade la calculator pentru Farming Simulator 21, faceți-o pentru că veți avea nevoie. Vom avea o grafică schimbată. Înspre bine, mult spre bine. Așa că vom vedea, ca să vă faceți o idee, ca de la 13 la 15 diferența. Între 15 și 17, diferența n-a fost cine știe ce. Între 17 și 19 a fost încă puțin, dar încă între 13 și 15 a fost una destul de măricică. Și cam așa o să vedem și aici niște schimbări de grafică destul de majore. Uite că nu știu, și eu sunt curios despre multiplayer, cum va funcționa. Încă sunt pe urmele corecte. Bă, da, dule, aud niște urăcăitori pe ei să moară, mă, să am de cum ai zis fix de groază, de storibile. Uite, și am intrat într-o zonă cu foarte mulți copaci și aici am lăguie puțin. Pe OBS, el vă bine jocul, dă-ți, dar pe OBS aici am lăguie. Dă-ți OBS-ul, închideți preview și ai rezolvat-o, te asigur. Că calculatorul tot procesează foarte mult să-ți arate ție live aici. Da, când eram pe câmp deschis, mergea mult mai ok. Da. Da, chiar mă curasem că era... Și asta știu despre FS21. Te-ai zis, câteva detalii micuțele de gameplay pe care nu vreau să le spun pentru că sunt super secretoase. Dar ce pot să spun, așa să fie foarte gen ambigu, să fiu foarte ambigu, e că se vor introduce elemente noi de gameplay. Și poți să-ți customizezi tu mai mult. Asta fără să intru în detalii, evident. Deci, cred că sunt niște informații destul de... Nu? Mă pui pe gândul că, din ce povesteai tu, tractoarele mm-hmm. care se introduc în joc vin cu... Au în spate niște contracte bine definite. Și mm-hmm. nu cred că ar putea să te lase să customizezi utilajele, spre exemplu, pentru că ar încărca cumva contractul. Tu tragi concluziile, eu n-am zis utilaje, eu n-am specificat utilaje. Tractorul cu apțibil de pel sau să-i schimbi culorile neoficiale. Eu n-am specificat utilaje, acum na, fiecare... Customizez. Caracterul oricum se customizează și oricum nu cred că interesează pe foarte multă lume că poți să-i mai pui o șapcă în plus sau un pistol. Da, asta nu era o ghicitare, Dadule, asta nu era o ghicitare. Nu, eu încercam nu câștigi puncte. Să fac brainstorming cu chat cu băieții. Și încerc să obțin și o reacție dramatică. Mă uit și pe webcam-ul tău să văd dacă ai vreo reacție când zic cuvântul magic. Știi cum ai făcut atunci cu mașina și început să-mi eu BMW-ul, Audi și mă uitam să văd dacă strâmb din apă la vreuna Volvo. Uite, știu că umbră un zvon care nu mai apare și face... Nu mai apare și face update-ul la PS21. No. Cineva spune că ar băga și animale noi în FS21. Bine, ar fi logic să faci niște animale noi. Nu, pentru că, nu, eu n-am auzit de chestia asta, dar sunt zvonuri, na. Ceva, cred că dădea cu presupusul că ar băga niște iepuri. Și un YouTuber, dacă are 1000 de oameni pe un live, de exemplu, sau la un clip, deja ușor se poate duce vorba, dar ca idee, eu iau și o deduc, da? Giants, firma care face Farming Simulator, a crescut în ultimul timp extraordinar de mult pentru că ei s-au băgat pe media. Au introdus parteneriate cu YouTuberi, au introdus treaba asta cu ambasadorii, fratele vostru de aici fiind unul dintre ei. Adică oamenii au crescut extraordinar de mult în ultimul timp. Bă, mult. Au și la e-games acolo concurs, poți să te întreci cu tractoare. Adică mult, mult. Și niciodată n-au crescut atâta. Deci sunt și mulți investitori, mă gândesc, da? Sunt mulți oameni cu bani investiți în compania asta, mulți oameni mai angajați, adică mai mulți angajați decât erau înainte. Așa că
deja comunitatea de farming a fost amânată cu un an și noi eram obișnuiți odată la 2 ani să apară jocul și deja am fost amânați cu încă un an. Deci, vă dați seama dacă nu ar apăra FS21 în toamnă? Că ar fi atât de multă lume dezamăgită că nu știu după aia când va apărea FS21 câți de mulți vor cumpăra FS21. Plus de alta, ar da review-uri proaste, numai așa de ambiție, cum că au întârziat cu 2 ani, dacă va fi lansat la anul, de exemplu. Așa că nu cred că își permite să dezamăgească comunitatea care e atât de mare și se bazează foarte mult pe comunitate. Pentru că hai să recunoaștem, farming-ul îl joci mult timp datorită modurilor. Îl joci puțin timp datorită lui, jocului, că e fain și așa mai departe. Dar modurile sunt cele care te țin mult timp, da, antrenat în joc. Și atunci, eu cred că n-au cum să-l amâne mai mult, că e deja prea amânat. Și asta e, ăsta este motivul pentru care nu cred că zvonul ăsta este real. Plus că spunându-i Farming 21, automat ca orice joc, FIFA și orice alt joc, dacă conține 21, ar fi trebuit să apară la sfârșitul anului 2020, nu? Cam așa ar fi. Păi aici s-au zvonit niște lucruri, cum că o să-i schimbe numele. Deci s-au zvonit lucrurile astea, că îi schimbă numele. Așa, și îl dă la sfârșitul anului 2021 și se numește 22. Păi și acum, și atunci strică și seria lor, cum ar nu veni. Știu, nu doar că schimbă numărul, ci numele. Se zvonea la un moment dat că se va schimba numele. Știi, gen, nu știu, din Farming Simulator, să fie gen Farming Simulator X. Na. Agricultură Simulator. Nu. Să nu-i mai pună numărul. Ok. Cum? Să nu-i mai pună numărul la sfârșit. Trebuie pune numărul, da, așa se zvonea. Acum, despre asta nu știu absolut nimic. Astea sunt chestii birocratice de ale lor. Ca la iPhone. Simulator așa mă gândesc. XI. Yeah. Okay. Nu, eu mă bucurasem când am auzit de iepuri dintr-un singur motiv, că dacă ar fi băgat iepuri, automat însemna că ar fi băgat și culturi noi. Adică pe hărțile oficiale, mă gândesc, nu? Ce iepuri? Gen morcovi, gen varză, nu? Nu știu ce iepuri zici. Unde auzi că se bagă iepuri? Nu, dacă ar fi fost adevărat ce a scris băiatul ăsta legat de iepuri... Nu știu ce a scris ceva de iepuri. Zim... A scris ceva la mine cum că s-ar băga și animale noi în FS21 și că el ar fi auzit de iepuri sau cineva spunea de iepuri. Ok. Și eu mă bucuram că iepurii ăștia ar atrage și alt, nu știu, alt fel de... De obicei așa fac, gen dacă bagă un animal sau ceva, automat îl conectează și cu câteva culturi. Eu, da. Și eu, de exemplu, sper la struguri. Eu ți-am spus, eu vreau struguri. Eu sper la struguri, acum vedem. Mai am timp să-mi găsesc alte jocuri pe care să mă lansez. Ce ți-ai dorit în FS21? Ceea ce nu ai văzut în preview și nu știi. Păi în preview nu avem. Ai văzut tu ceva în preview? Avem vreun preview? Eu, de exemplu, nu știu de niciun preview. Ai casa acolo unde ești, o să știu dacă vin la tine. Nu am animale pe aici, să știi, e foarte dificil cu animalele. Și n-am nici casă, nu am descoperit până acum, dar presupun unde ar fi una. La capătul acestor puncte. Da, nu știu despre preview, mi-ar plăcea și mie, de exemplu, dar eu nu cred că se va băga treaba asta cu fishing-ul, gen să se pescuiască și așa mai departe. Nu cred eu personal, părerea mea. Nu cred că se va băga, cred că ar fi genial dacă s-ar băga. Cu farming-ul, ce treabă, că fermierii nu pescuiesc. Da, da. Ei au gen partea cu apa... Like, eu știu că am făcut o hartă și știu cum e introdusă partea asta cu apa și apa e doar o textură animată pe care o pui... Da, practic modul de barcă, dacă v-ați jucat cu modul de barcă, e de fapt o mașină. E făcut pe platformă de mașină barca aia. Pentru că te poți plimba cu barca și pe uscat. Și nu se întâmplă nimic. Da, pentru că apa în joc nu este codată. Deci jocul nu știe că apa se comportă diferit. Da. Și nu mai ales să... scoți ceva din ea, să mai mergi și cu barca, adică mi se pare că ar trebui prea multă modificare în cod ca ei să facă treaba asta și până la urmă pentru ce? Vorba lui Dado, pentru ce? Gata, am găsit cabana. Am găsit și eu, bă, și zic, mamă, ia să vezi cum mergi cu barca, dar de fapt mergeam cu barca și pe uscat și avea aceeași textură. Adică nu era nimic special între ele. Având în vedere că e an impar, nu văd niciun decalaj, 21-23. Păi... Da, trebuia să lanseze în 2020 Farming 2021, cam așa să lanseze. Păi da, și el zice că o să urmeze 23-ul. Păi urmează 23-ul, dar n-a apărut 21.
Nu decalează 2 ani, că știi cum se întâmplă, că ai spus-o de review negativ și cred că da. Ți-a mai povestit și nu știu dacă ai observat și tu. SnowRunner, doamne, Expressul Zăpezin avea un rating foarte mare pe IMDB, știi, acum de sănătează. Da. Hey, în momentul în care s-a terminat sezonul 1 și nu era nicio informație despre sezonul 2, a apărut câteva review-uri negative. E, în momentul în care i-au spus că apare pe data de și totuși pe urmă au amânat, adică nu dădeau ceva exact, bă, a scăzut de la 9 pe IMDB la un 5. Da. Deci toată lumea dădea comentarii în dușmănie doar ca să-i provoace, să-i, știi? Hey, da, automat, pentru că au creat ceva dependabil. Da, adică... discuta pe Reddit, pe asta, despre chestia asta, hai să dăm, hai să facem, hai să... Asta cu fanii, odată ce e, adică te pot îngropa foarte ușor. Da, e fanbase, da. Ai, cum îl ai așa și... Da, da, ei te pot și distruge foarte rapid, știi? Ei sunt cu tine, te cresc, dar... Dar după aia ți-o și mierlesc dacă dezamăgești într-un fel, ești într-adevăr. Da, și... Am aici acasă, pot să spun un waypoint. Bogdane, și mie mi-e dor de acele curse, doar că... toate la timpul lor într-un fel, știi, gen, așa s-a nimerit atunci, nu știu, grupul cu care jucam, așa s-au nimerit modurile și așa mai departe, știi, cineva zicea că, bă, seria ta de Slovac a fost cea mai tare și celelalte serii pe care le-ai făcut au fost de căcat. A fost, într-adevăr, foarte miștoacă, pentru că am introdus pentru prima dată niște fabrici originale legate de o hartă. N-a mai apărut o altă hartă similară, sau n-a mai putut să fac altă serie cu altă hartă bună, pentru că n-a apărut alta. Și avem 80 de episoade pe Slovak Village. Am făcut tot ce se putea face. Nu poți să faci la infinit lucruri. Harta contează ce moduri găsești în perioade acum. Da, da, da. Sunt multe lucruri care nu depind de tine, gen. Crezi că noi n-am vrea o hartă de aia super mega, adică să fie foarte realistă, să aibă foarte multe detalii, foarte... Dar nu este. Nu se da, poate. Cu fabrici integrate și așa mai departe. Nu vezi că ai pe o hartă, ai două culturi diferite... Nu mai ai fabrica cu tare, pe alta ai fabrica cu tare, nu mai ai culturile, pe aia ai... Adică nu găsești și o hartă perfectă. A, și când le are pe toate, e foarte plană și nu are nimic în aspect românesc sau ceva. Când are foarte multe. Nu, dar găsești... Da, uite cum jucăm noi pe Hofbergam. Hofbergam, de exemplu, e o hartă la care ți explodează calculatorul și are de toate. Și n-am încărcat-o noi cum ar trebui, că noi încă nu ne-am apucat de fabrici. Să vezi când te-ai încărcat, când ai pune pe perioada. Da, da, așa este, da. Uite, de exemplu, sunt unele hărți pe care au foarte bine, nu știu, e foarte realistic drumul prin pădure. E, adică e ca și cum, nu știu, te simți ca în realitate. Da, da, doar ăla e, știi? Da, dar e doar ăla e. În altă parte găsești alte chestii mai realistice. Nu-i cum, și ajungem la aceeași poezie să facem noi din 10 mape una perfectă și să luăm din fiecare. Da, exact, da. Sau cum sunt și jocurile, din 5 jocuri să luăm câte ceva ca să facem o... Da, deci mie mi-ar plăcea foarte mult, știi, dar trebuie să cumva, nu știu, să se alinieze toate treburile, știi, ca să meargă. Găsim un modder, dar un modder, nu de la care editează cu click dreapta pozele, să găsim unul și să ne facă o hartă cum o vrem noi. Deci de ce nu și-ar face el o hartă și-ar băga-o pe site-ul la Giants, pe Farming Simulator și acolo ar câștiga și puncte după? Există șansa ca ăla să nu-i accepte, dar nu-i dăm un câștig sigur, adică nu-i dăm un ban sigur. Acolo e dacă eu acceptă, dacă nu-i acceptă, dacă... Păi eu acceptă dacă întrunește anumite calități și anume el poate face harta cu ideea de a întruni calitățile alea și atunci... Dar noi trebuie să întrunească ce calități vrem noi și a terminat-o și a primit banii. Sună bine. Easy îți fac, deci nu trebuie să mai aștepte. Eu zic că la început lumea se joacă de dragul jocului că e nou, iar după toată lumea cu moduri. Da, așa funcționează toată treaba, da. Clarus. Dar după aia știi, fiindcă tu rămâi în joc că ai băgat moduri și încă te mai ține interesat în joc, nu mai apare un DLC, îl mai cumperi și pe ăla. Și de asta compania are interes să te țină în comunitate și să dezvolte cât mai mult comunitatea. Ursula a chetat ieri și ești al meu. Sunt foarte bătrân și de chestia asta și nu poți să-ți dea ție moduri cum e tu de pe net modurile, adică nu poți să integreze tractoare multe și utilaje, pentru că ei au niște contracte în spate și dacă ei nu respectă contractele alea, vine la ușă și bate fendul, hei, de ce ai pus faruri verzi la tractorul meu, că tractorul meu nu are faruri verzi, știi? Și de asta devine puțin monoton cu ce îți dau ei, pentru că ei nu au foarte multe contracte sau nu au foarte multe utilaje prinse în contracte, nu au foarte multe utilaje modelate și de asta, modărul vine, n-are nicio răspundere, ia tractorul, face cum vrea.
îl face Pokémon, îl pune pe net și nu-l caută nimeni. Nu o să vină nimeni niciodată ca să zică, hei, Ionuț Gaming modding, de ce ai făcut? Nu. Ionuț Gaming poate să facă, vezi că e unul mort în spate. Da, știu. Mă duc după altul acum. Ok. Dar ei nu prea sunt atât de flexibili, că ei sunt gen oficiale, au o firmă, nu mai văd aline. Au răspundere, nu poți facă chiar de capul da. Lor, ce vor ei. Că și ar face, îți dai seama la câți modări ai și, adică ce modări au ei și ce utilaje perfecte scot. Da, plus de alta și băieții care codează acolo, adică ar vrea, sunt foarte buni și ar vrea să facă gen și mai multe lucruri, cum ar fi tractoare deformabile sau să poți face accidente, chestii treburi, știi? Că nu e blenecați, că au talent și nu pot să și le expună, dar nu-i lasă contractele, că... Că ei ce au vrut să facă, nu știu, ei au vrut totuși să facă un joc cu utilaje oficiale, dar știi că sunt foarte multe jocuri care aplică o altă strategie. De exemplu, bagă doza de Coca-Cola în joc, uite cum e PUBG și scrie, pe ea nu scrie Cola, scrie Coia sau scrie, știi, Colb, știi, dar doza e fix aia de Cola. Dar știu, dar e fumată treaba aia, e fumată și lumea nu vrea, din moment ce e simulator, păi de asta e regele farming, pentru că ei au contracte cu firmele în realitate. Da, dar pe lângă firme n-ar putea să bage și alte tractoare pe care le vor ei, adică... Au! Și se numește, compania se numește Lizard și e fix ce inventează Giants. Știi, gen... Da, compania lor, nu există Lizard-ul. Păi da, nu există, da. Nu știam, uite, asta e o informație nouă. Da, nu există, nu. Asta, da. Tot ce vezi Lizard e de-al lor, dar uite, două secunde. Asta de ce nu fac mai multe? Dacă au portița asta cu Lizard, de ce nu fac mai multe? Păi de ce, dacă ei iau contracte și acum în ultimul DLC, de exemplu, au făcut cu acele două utilaje de forestry și au făcut partenerea cu această companie din Suedia, cu care ei chiar au vorbit, chiar s-a întâmplat treaba, așa că dacă au șansă să facă cu cineva real, de ce să inventeze? E simulator, adică farming de asta se diferențiază față de alte jocuri, pentru că are utilaje reale. Yep. Foarte greu, adică, da. Mihai Cămăruț îmi scrie că știi că e un mod cu o dronă care are, de fapt, suport pe mașină și coliziune asemănătoare cu a mașinii. Da. Întreabă-l pe Mihai, el știe. Și vreau să răspund în locul tău, Mihai. Chiar a făcut un clip cu acea dronă care avea coliziune ca și mașină și după acel clip, tot Mihai a descoperit o dronă care nu mai are coliziune. Parcă am văzut-o la tine. Pe Alpine. Putem ca să facem pe aia? Pe care? Și damage-ul vizibil al tractoarelor este cool, dar dacă va exista o serie multiplayer și ceilalți player vor avea de suferit datorită acestor coliziuni. GTA. Nu, dă-mi voie să răspund că eu știu de la tine. Conform ai grijă și tu ce spui? Ce spui? Conform spuselor unui... Ce? Ce spui? Două secunde, știu că a fost o perioadă când ai zis că o să creezi tu o hartă, știu că e un proiect greu și durează ceva timp, dar cred că ai spus toate topurile pe doamne, tău! Mulțumesc, Bogdan, dar crede-mă, nu am cunoștințele necesare de cod. Asta îmi lipsește. Ca să faci o hartă, nu trebuie doar să știi să folosești Giants Editor-ul, ci trebuie să știi și niște cod. Și eu asta chiar nu știu. Și timp, și... timpul e cel mai important. Și cod timpul. Timpul cum e. Știi cum? Mi-aș omorâ jumătate din țările de pe canal și aș face o hartă. Dar nu știu codul și dacă nu știu codul, fac partea aia frumoasă și după aia e nefuncțională. Iar tu ai grijă... experiență cu hărți, ce discutăm despre asta? Iar tu ce zici? Ce vrei tu nimic, să zici? Nu, m-am răzgândit. Nu. Mi-am înghitit ideea. A, ok. Uite, am găsit aici... E în mine ideea. Bine. Uite, am găsit aici marginea apei, fix cum e în Farming Simulator. Aici e o eroare de hartă, că vorbeam de hărți. Și anume, planul de apă se oprește aici, când el ar fi trebuit să continue... Bine, scuzați fraza, în continuare. Să vină cam până aici, până când intră în pământ. Deci nici The Hunter Call of the Wild nu are programată apa ca și entitate separată, astfel încât să-ți permită să pescuiești în ea și așa mai departe. Ci de doar exemplu, o textură cu animație. Atât. De exemplu, GTA 5 nu deține licențe și toate mașinile din joc există în viața reală și pun altul nume. Da, exact. Dacă ai ști tu câte losuri... Procese, sunt oamenii implicați, bro, au sute de procese în curs. Farming-ul a preferat să păstreze denumirea, asta spunea Mihai, pentru a fi original și chestia asta
zice el că atrage, nu știu acum, dar într-un fel da, atrage. Că uite, eu spre exemplu am învățat foarte mult, eu de când mă joc farming, văd tractoare pe stradă și le recunosc, asta e fendă, asta e așa, asta e așa. Adică încep să văd și eu despre ce e vorba. Știu la ce folosește utilajul respectiv, că gândiți-vă că eu înainte să mă joc farming, eu nu, deci eu n-aveam nicio treabă cu tractoarele, eu nu știam că ăla portocaliu e UTB, nu m-am auzit, știam că e un tractor, adică pentru mine toate tractoarele arătau ca UTB-ul, eu nu știam alte tractoare. Eu văzusem niște tractoare la un moment dat în clasa a 12-a la o expoziție din curtea unui supermarket, la Bila. Și eu am fost șocat când am văzut tractoare cu casetofonul înăuntru, a zis, du-te. Dar eu nu știu, deci ăla a fost șocul vieții mele. Dar pentru mine tractoarele erau fix alea pe care le vedeam la țară. UTB-ul și mai erau unele galbene, tot așa, răpciugoase. În rest nu știam de treaba asta și eu cu ocazia asta eu am învățat. Challenger-uri sau JCB-uri? Băiți, ce tractoare galbene avem noi în România? Nu, eu vedeam la țară, era un tractor galben cu plafonul galben, de la tot așa ca UTB-ul arăta, tot așa, vai de capul lui, nu era mai wow. Galbene sunt Challenger-urile și JCB-urile, altceva galben? Dacă mă pricepeam pe vremea aia... Păi nu, eu vorbesc cu chat-ul acum, că ei știu cu tractoare cu astea. Care a fost mai populare în România. Bă, Bogdane, am băgat urs! Dă-o, dracu! Ne chinuim aici pentru ce? Avem 3 urși, bă, Bogdane, la Palmares. Palmares, ce vorbim? Așa, a, casa am descoperit-o, casa, nu? E aici, ok, am luat-o. O faci aici, de... E la naiba. N-ai zis că vrei să ne teleportăm puțin la locurile gemene. Mergem acum! Călin zice, după părerea mea, Slovac, vine ce cea mai bună hartă. Dadule, care e cea mai bună hartă după părerea ta? Pe farming? Pe farming? Da, da, normal. Ma... Aproape de lac. Ale al meu! Al meu, da, Alin! Da, am zis eu. Cea mai bună hartă? Păi eu nu știu foarte multe hărți, dar... Din punct de vedere al fabricilor și a complexității, e harta de pe tractori, știi? Holfbergwam? Din punct de vedere al, cum îi spune, al peisajului... Da, vezi, deci, din punct de vedere, asta e. Da, din punct de vedere al peisajului, e harta... Nu știu dacă e asta de pe brusa aia pe care aveai înainte, eram eu acapă. A, nu asta de acum, că e mai complexă, aia dinainte de pe farming nu era chiar atât de complexă. Da, nu ai cum, adică trebuie să iei puțin din câte puțin din fiecare, nu există o hartă perfectă. Uite, de exemplu, asta Slovak Village-ul e o hartă extraordinar de practică și polișată. Dar ca frumusețe, ca decorații, nu este foarte strălucită. Dar pentru că are niște fabrici integrate foarte bine, o face foarte specială aspectul ăsta. Dar... Da? Să vii la gemene până... Vin, mai am aici un urs. Mi-a plăcut și aia, gen 2K... 2K20 West, nu mai știu cum se numea. Am avut-o noi dat pe server. A fost de pe bro, da, aia. Da, și prima aia pe care tu ai jucat-o. Aia era foarte frumoasă, ca relief. Să și cam animale aici, dacă vii. Ok, am și un urs aici pe care vreau să-l te bag o cotizație aici. Radu, fii atent că Radu a învățat foarte bine și scrie Radu acum în chat. Zici și de harta cu Anana și zici și de harta cu Anana și de pe seria ta. Cum se numește? Pineapple Bay, ananas. Da, știu. Zici și de aia. Ce? Măi, nu că e pe marketing bun, Radu. Am învățat bine pe marketing. Să încercați și Estancia la Poace, că știu că tu n-ai jucat pe ea, pe Estancia la Poace. E o hartă un pic mai diferită. Foarte multă lume. Am 2 urși și 3 bizoni. Dacă vii, eu sunt pe burtă, nu mai fac gălăgie. Eu te aștept. 2 urși și 3 bizoni. Am aici lângă lac. Lângă lac. Yep. Păi, dar nu pot să vin acum, iei tu pe toți, că trebuie să mă duc să-mi iau un urs de la lac, de la lacul ăsta. Hai că mă grăbesc, mă duc la lac să-mi iau ursul și pe aia. Te aștept, ce mai, mă uit pe ei și te aștept, că n-are rost. Că o bă, așa, a, uite-mă, toată lumea zice de Fiat, ok, avem Fiat. Da, Fiat. Așa mi-a scris Fiat. Da, da, ăla e, da, că e galben, portocaliu, într-adevăr, așa este, da. Uite că pe ăla l-am omis. Fiatul care merge cu cât? Cu cât merge, cu când merge Fiatul, Dadule? 32 de kilometri. 32 merge? Dacă am nimerit-o, bag la ploto. De unde? Am dat și eu un număr. 25 sau 30 parcă merge, nu mai știu exact. Dai un premiu, dacă mă întrebi, am pus toate șansele. E cel mai încet utilaj. Vehicle, 25. Și nu mi-a scris băieții pe cea, să știi. Da? E bine. Nu, m-am adus aminte. Cu 31 era altul, era un JCB. Da, Bogdane, jumate de motor!
Suntem la jumătate, suntem la jumătate. E bine, e bine. Dacă o ține tot așa în toamnă, vedem lucruri mărețe. Opa, uite urși ursule noi aici. Când zice mărețe nu se referă la BMW și la iPhone. Vedem tatuajul. Dar stai că poate e motocicletă BMW. Și cred la mine în sat, un moșneac bătrân are în jur de 15 tiruri cu mine, tractoare, știi, însumate ca utilaje. Și m-am dus într-o zi, știi, și băiatul s-a dus într-o zi cu ziua să muncească la el și i-a dat 15 lei. Păi de-aia își permite tractoarele alea, că plătește 15 lei. Și pe utilaje în curte. 300 de metri. 100... Ah, ce-a plecat. Că tu vorbești de plecat, mie mi-a plecat iarăși FPS-ul din OBS. Serios? E dat preview închis? Da, și revenise și pe el deschis și l-am închis și l-am deschis și acum da, îl închid iarăși, da. A. Bogdane, următorii ursuleni sunt pentru matale. Trebuie să vii încet că eu sunt pe burtă, să nu strici. Stai niște, mai am doi de luat. Asta mă, că am urși, până acum n-am nimeni nimic, e prima dată când am și-o vânat. Fii atent, înainte de toate, notează-ți pe acolo, fă o poză cu telefonul, fii atent, eu fac, îmi bat picioarele. Stânga, aici avem urși. Aici e mulți urși. Te face poză cu telefonul? Păi da, am făcut deja. Da mă, să știu unde sunt urși, ce ai? Râdeai tu de Alin cu notebook-ul, cu notițele, dar uite, eu fac poză, poac, frumos, să știu alele. Dacă nu-mi spune jocul pe niciun, de ce ai? De aici va trebui să ne hotărâm când vii ori bizon, ori urși. Auzi, nu vrei tu să iei până vin eu? Poate pleacă. De asta zic, ia ca să ai acolo, bagă. Dacă trag în urși, o să fugă bizonii și tot așa. Ah. Silver! Ok, atunci nu mai durește mult. Mă, dar am la urși pe aici, fratele mele, dar nu spun, căprioare pe peste... Doamne! Zici că sunt prințesă, așa trag animalele la mine. Uite și ăsta e gliciuit aici. Să mă mai duc, mă, și după ăla. Doamne, mă mănâncă. Numai, hai că îl punem pe datul să aștepte aici. Hai, unde ești? Nu văd unde ești. La bacul, la lacuri, la gemene. Ah, te-am văzut, gata. Da. Pastravel? Vin acum. Salutare, Daniel. Salutare. Așa, mai este galbin și tractorul de la Renault. Așa este, doar că tractor așa vechi. Să vin încet, zici tu? A? Tu, eu te așteptam, eu mă ridic dacă... Unde vrei. Sunt? Păi sunt în spatele tău, dar unde sunt animalele? În stânga și în dreapta, uite, aici ai doi urci, unul lângă altul. Ai văzut? Și aici ai bizoni în dreapta. Apropii-te puțin. Viu acușica. Dar evită shift-ul când te apropii să nu... Nu merg pe shift, doamne fere. A, ce a pus frumos. Holy shit! Bun. Acolo l-a pus, ia uite, urși doi, da? Da. Și în dreapta sunt doi bizoni. Ori bizoni, ori urși. N-avem cum să dăm un tos, că e imposibil. Aline, ăla era glitchuit, l-am văzut. Păi, iau eu stânga, iei tu dreapta? A. La ce? La urși sau la ce? Sau vrei să dăm la păi, grămadă? Tu alege că ai fost aici de prima dată. Așa că păi, te rog să-mi spui. Aș vrea să te challenge-uiesc pe urși. Spune! Eu dreapta, tu stânga. Eu dreapta, tu stânga. Perfect. Am unul mai negricios așa. Mulțumesc, Bogdane, pentru contribuția ta la motocicleta mea. Și următorii sunt cu dedicație. Faci colecție de urși. Deci eu stânga, tu dreapta, da? Yep. Și tu ai și bizon și urs, văd acolo. Nu stăm puțin. Nu dăm amândoi în urși? A, tu îi vrei pe aia din stânga? Păi tu mai ai un urs în dreapta, nu-l vezi lângă bizon. Bine, eu mă bag la bizon și lau și tu la urșii aia și te descurci, da? Da, de asta zic că ăia mai și departe, păi așa mai... Nu văd să încă urs, gata, așa facem, hai. Zi-mi 3 de 1. 3, 2, 1 și... În piept i-am dat. Ursul meu e jos. Nice. Ursul meu e jos și... Și al meu e jos, 1. A, am dat amândoi multe, nu? Păi ce, te bagi pe lângă ai mei? Tu ai bizon și urs. Da, în dreapta și tu mi-ai... Da, dat... eu sunt în stânga, aia, n-avem treabă. Nu, Alin mi-a dat cu eu pe el, M-am speriat. Nu lua ursul, că trebuie să-i dau lui Bogdan. Mă duc să iau ursul ăla de jos, nu? Care a picat. Am dat și niște tufișuri, doar așa mă, de la mine, să fie și pentru voi. Tufișuri. Am dat firar mama lor. Da, noi ne-am uitat... Dar bizonul l-ai luat?
Bizonul a fugit, cred că i-a dat și alinii, am dat și eu și a fugit în pădure în față, deci era rănit oricum o să iau de sânge. Iar rusul a picat din prima, că i-am dat în piept cu arma aia grea. Rangemaster-ul? Yep. Uite, și mai am unul în partea asta, deci dacă... Cred că îi dau și la asta. Viu? Dacă... Păi dă-i de acum, dă-i de acum, rupe. E în drumul meu, unul de alta. Dă-i dacă e jucăușa așa, rupe. Ai face și gălăgie, asta e problema, că... O să avem tractoare electrice în FS21? Păi s-au introdus tractoare electrice în Alpine, DLC-ul Alpine. Cred că vor fi aceleași introduse în FS21, dar nu știu de altă firmă de tractoare electrice, sincer. Nu știu dacă mai sunt alte tractoare electrice în afară de alea. Știi care ar fi o lovitură de grație pentru farming, pentru giants? Cel puțin pe România, să bage nenorocirea de UTB. Să fie oficial. Și mie mi-ar plăcea să bage chestii mai clasice, dar nu. Asta e strategie de marketing. Deci dacă bagă UTB-ul, a zăpăcit copiii, i-a zăpăcit, i-a mâncat, pe pâine îi mănâncă. Să duc la colindat și tot își cumpără jocul. Deci UTB-ul oficial făcut bine. Dar știi că avem tractoare mai moderne făcute în România în momentul de față? Nu, cunosc, nu sunt în temă. UTB-ul e... Imrum. Irum, așa se numește compania. Mai ce fac la 100.000, tatuez un UTB. Uite că mi-ai dat acum. Frumos, vezi că rămâne live-ul ăsta, mai ales că ai zis, uite, am luat și goldul 900, frumos. Dar poate îl ștergi ca să nu... Păi încep să cânt ca să ții copyright. Încep să cânt. Cred că îmi iau șansele, să vedem, mă risc să vedem. Nu, cred că detectează algoritmul ăstora, nu? Între o melodie și tu. Dar ce, cum adică într-o melodie și tu? Vezi că ai în dreapta foarte multe animale dacă te interesează. Bro, am gold de 900, uite-te ce am luat aici. 450. N-am fost chiar atât de bine. Da, mă duc să-mi iau ursul. 450. Și am uitat de urs. Nici silver n-ai luat pe el? Știai că Renault nu este în joc? Nu au contract cu Renault? Nu știu. Nu știu dacă au contract. Renault nu este în joc, exact. Sunt doar moduri, așa e, adevărat. Fiatul e, da. Ce este? Era mă, și ăsta căzut pe aici. Nu, deci nu sunt utilaje în joc cu marcă populară care ei să nu aibă contracte. De asta oamenii se zbat foarte mult să facă jocul și să-l țină cât mai adevărat și realistic. Dar cea mai grandioasă. Care cea mai puternică firmă, nu știu, e John Deere-ul, că John Deere-ul, sau cea mai populară, nu știu. Pe America e foarte popular John Deere-ul, pe America. Adică dacă John... Franță? Mă, nu prea, Case-ul e foarte puternic, John Deere-ul e foarte puternic, Case-ul și John Deere-ul aș putea spune eu, și după aia vin ăștia, vin de la New Holland, iară mai jos, dar ca tehnologie, Case-ul rupe. A făcut și dacă nu. Case-ul a făcut chiar și primul tractor singur, autonomous, gen doar controlat prin GPS și aplicație și nu poate fi condus, decât controlat prin telecomandă. Adică Case-ul e foarte tehnologic. Are și niște combine și tractoare foarte mari și așa mai departe. Dar mai sunt și băieții de la New Holland mai încoace, sunt foarte buni. Dar cam așa aș putea spune. Case-ul, din ce am văzut eu, ar fi cam top. Și Fendu e bun, sigur că da. Doar că tehnologic vorbind, Case-ul are mai multe, hai să zic, la palmares. Dar și Fendu, într-adevăr, de asta e foarte greu. Adică, de ce nu New Holland-ul, de exemplu? Care face și tractoare și, de asemenea, combine. Am găsit o cireadă de căprioare. Ia ursul. 800 am luat pe ăsta, n-am luat 900 ca tine, dar am cu 100 pe ăsta. Numai, acum dau și eu cu ăsta, dau cu Rangemaster 338 în toți. Fuck it, să pice așa instant. Da, aici în Anglia, uite că și Radu și-a dat seama, John Deere-ul e mai popular, deci vezi John Deere pe stradă. Da, asta nu înseamnă că e cel mai bună tehnologie, pentru că, hai să spun și de ce. Spre exemplu, la noi în România, sunt unele mașini care nu au multe servisuri. Nu i-au lăsat celelalte companii să intre pe piață. La fel și aici, dacă o companie are tratate
cu primari, cu guvernul și așa mai departe, să intre pe marketul ăla, întotdeauna va avea cea mai mare deschidere, că a fost prima companie. Și după aia cine vine nu o să fie chiar atât de popular, pentru că ăștia între timp și-au deschis service-uri, și-au deschis, știi, reprezentanții și așa mai departe. Cum a fost, de exemplu, Tesla, care Tesla are puține service-uri deschise. În Europa, n-ai decât din Olanda, parcă, sau din Belgia, nu mai știu de unde poți să-ți cumperi Tesla. Gen, să te duci la service autorizat. Deci noi în România nici măcar n-avem service autorizat Tesla, nici nu există. Am văzut la Buchnic că discuta. Păi și Buchnic s-a dus în altă țară. Știu, dar acum a făcut el un live și a spus că se fac niște demersuri, să avem și noi primul sediu, dar nu se știe când. Da, asta vreau să zic. Asta nu înseamnă că mașina nu e bună, e cea mai bună, doar că în România nu are service. De ce? Că a venit târziu și nu a prins, nu a intrat pe piață. S-ar face în Ungaria mai degrabă reprezentanță Tesla decât la noi, dar oamenii români sunt mulțumiți și în Ungaria, dar cred că e mai aproape decât în alte țări, știi, în alte nenorocite. Mi se pare că în Belgia sau Olanda, nu mai știu unde se ducea. Și clasul, într-adevăr, foarte, foarte, foarte și clasul, da. Că suntem la capitolul tractoare, am cunoscut o persoană care are un Ford din 1000, mă rog, dintr-un an de asta foarte vechi, un Ford decapotabil, gratată. Și i-a schimbat tot, i-a schimbat cauciucul, ci că 3000 de lei au costat cauciucurile, mi se pare, că 3000 de lei a dat pe cauciucuri, i-a schimbat tot pompa de apă, iar distribuția, asta m-a uimit și mi-a arătat poză că n-am crezut, nu e nici pe curea, nici pe lanț, e distribuție pe, cum îi spune, deci sunt decât roțile, zimțată. Ah, wow! Ok, știu cum arată, știu la ce te referi, dar nu știu cum se numește. Am prietenit cu el și când mă duc în România, dacă coincide să fie și în România, vreau să mă duc să-i fac câteva poze. Deci arată fine, foarte fine. Poze de miliarde. Distribuție zimțată. Și că aia nu prea se strică cam niciodată, că n-are ce să strice la ea. Da. Și ca și idee, că de unde plecasem eu cu ideea, el își cumpără piese din Anglia, de aici. Și că aici sunt fabrici care încă mai fac piese, adică fabrici sunt magazine care da, comandă. Mai au piese Ford, dar firma efectiv nu mai face tractoare Ford aici în Anglia, nu mai există fabrică de Ford-uri. Da, da. Dar există piese pe care ei le țin oarecum, le păstrează, nu știu, cum zice el, ca piese de muzeu, între ghilimele, știi? Dar totuși da. Găsești ca să cumperi piese, mai degrabă de aici decât din România. Și prețuri nu foarte mari pentru treaba asta. Bro, cum e cu și ăsta zi, Daewoo, știi? Da, la se comercializează, bravo, da, se comercializează, dar nu mai sunt fac mașini, da. Exact. Și nu doar la noi, tu știi cât de popular e Daewoo în India sau Africa, tot așa în țări super mega sărace, pentru că a fost o mașină foarte fiabilă, ușor reparabilă, fără să trebuiască cunoștințe prea multe. Și și acum, pe acolo se fac. Bă, nu știu unde e ursul ăsta. Am foarte multe animale aici, să știi. Și eu la fel, și eu la fel. Ah, okay. Deci nu ne... ok. Nu. No. Am multe, zic că sunt 6-7 care traversează strada doar. Da, 8, 9, 12, depinde când vin copiii acasă, sunt, da. Da, ți s-a pus pe filmulețul ăla ei. De fiecare dată când cineva zice am 6, 8, 9, like în mintea mea, direct acolo se duce. Yep. Direct acolo. Da, Gears, da. E de fapt, fii atent, Aline V, deci băiatul tău o să te impresioneze cu engleza lui. Nu știu cum te impresionezi acum cu engleza. Pamă! Deci o să te dau pe spate. Ia-ți un scaun cu spătar. Iată, știu cum se zic la alea, un nume specific ale lor, fix de care Dadu spunea. Nu Gears. Te contrazic. Se numesc Hog Wheels. Nimeni nu aplauze o ceva o astea? Parcă tu ai fost DJ o dată. Nu știu cum să contracarez informația ta, dar neavând legătură cu ce jucăm noi și cu ce vorbim noi, nu știu cum se zice la tableta de pastile. Deci dacă știe, mă supăr. Nu am loc atât de multe, nu intră atât de multe informații. Am și cogwheels, care sunt special acele roți zimțate. Spune-ne cum se zice. Bă, Aline, te-am impresionat sau ce? Spune-mi tableta, cum se numește tableta? Blister. În engleză? Eu nu știu dacă e în engleză, știu că și ce limbă e? Tu zici așa la mișto, ai latină, ce e aia? Franceză, ce e aia? Spui și mie, cineva care lucrează în domeniu. Păi zi-mi ce limbă e. Că dacă... Blister. Hey, can you give me a blister? Căuta după aia să-mi dea una după ceafă, like... Detect language. Gracias, Aline.
Nu are Tesla nici reprezentanță? Nu are nevoie, bă, alo? Știi de ce nu are nevoie Tesla de reprezentanță? Că n-are ce să se strice la ea. Același motiv ca și UTB-ul. Da, mă, e în engleză, da. Blister packs for tablets, da. Dar și în România se folosește cuvântul la farmacie. Am văzut persoane care... Păi și cum, zice blister? Bună ziua, vreau și eu două pachete de blister, vă rog frumos. Nu, îmi întreabă ce medicament, aveți medicamentul X și pe unul zice vreau și un blister. Și eu eram, ce pula e blister? A, serios? Deci e terminologie engleză adaptată. Da. Să vezi ce scoate asta acum. Bogdane, nu! Din păcate, nu! Mersi, fain de contribuție, dude! Dar din păcate, nu. Joc cu amicii de pe Steam. Și așa am redus numărul serverului la 3 ca să nu ne aglomerăm la lag. Mi s-a întâmplat de multe ori, nu de alta. 300. Sper că e de înțeles. Păi, Alin, știu sigur că are... gen cu el am jucat cam tot timpul. Și știu sigur că nu există nicio problemă de conexiune la el. Bă, da, multe animale. Pe dadul cam ia valul câteodată. Ai făcut? Eu încă sunt uimit cum ți-ai dat seama de ce prostie vreau să zic atunci. Deci eu încă sunt șocat. Bă, deci cum ai cunoscut? Dar nu mai... Dar te știu de ceva vreme. Dar fii atent, apasă-și un pic pe ei. Până ascult eu ce vine 3000. Prin jur pe aici. 3000. Că sunt șocat. Deci eu pe urmă am realizat că tu chiar ai dreptate. Când făceai semn. Eram acolo 2 gică înainte. Și acum ce faci? Acum vânez. Așa? Vânează, datule, vânează. Mama ea, dracu de vânătoare. Știu că am deja picată, dar mai am una pe lângă care îi dă târcoale. Așa am eu pași în jurul meu. De ce vorbim încet? De când ai zis tu că ai ceva în față? Păi eu trebuie să aud, eu dacă vorbesc tare, eu nu mai au pașii. Bine. Poți să vorbești tare dacă vrei, dar eu nu mai au pașii. Nu, că și eu am aici. Merge bine. Eu nu am auzit până acum de cuvântul blitzer. Ia uzi. Andy Popescu spune altceva. Ah, ok. Cred că nu știți ce zice Cătălin Talent. Băi, dacă... O să ajungem. Dacă nu dispare YouTube-ul ăsta până îmbătrânesc eu, o să facem Tesla vlog. Până atunci, pășleau ce și cum, care-i treaba. Ia mă, se strică asta sau nu se strică? O ducem în România să-i facem testul suprem. Pac, pac. Acum avansează și la cum... copiază puțin Facebook-ul, eu cred că o să ne ajungem să ne mutăm pe Facebook, că Facebook-ul o să cumperi și YouTube-ul sau o să încerce să-l copieze. E foarte posibil. Da, YouTube-ul e de la Google, n-are cum să... Ăștia cele mai mari firme acum. Da, Google-ul? Facebook are și o teorie din asta, ce nu poate să copieze, cumpără, și sau ce nu cumpără, copiază, ceva de genul. Da. Funcții. Da, e bine, că asta înseamnă că o să fie din ce în ce mai longevivă. A, uite, Ionuț Skeleton, bine ai venit, Ionuț Skeleton, sigur că te știu, spune-ne o propoziție de aia de-a ta. Pe care Dadule a notat data trecută. Mai ții minte, Dadule, când îți spuneam și ziceai, dar ce limbă e asta? Ionuț îmi dădea frazele respective. Ah, ok. Da. Bienvenidos. Salutare, Vasile! Ești aici după urmele animalelor. Sunt foarte multe urme și ale dracu animale, practic. Cred că am văzut ceva. Am zis, cred. Gata, am văzut-o. Dădule, tu ai mai luat ceva, că nu mai văd nimic în chat. Am luat. În câteva minuțele. Te-am pupat jos din prima, dar numai cu 338 o dau. Am bat picioarele. Oare în realitate upload? Nu știu la ce te referi. Au început... Ce sunt astea? Sunt chesturi? Sunt puzzle-uri? Nu, asta e de la altcineva. Vorba neagră, oare în realitate upload? Nu știu. Asta e, vezi, uneori îmi strânesc curiozitatea. Și tu răspunde, nu, dar cred că dăm luat mai mult ca și posibil. Asta am luat-o de la tine am învățat. Cu Delia și cu... N-am cum să uit. Bendec, da.
Încă mă gândesc ce am vrut să zic în mesajul ăla. Ah, avem mesaj de la Ionuț. Ionuț spune asta: am câștigat de 3 ori pe locul 2, SIE 1, Dota, pa locul 1. Asta tind să lopata înțeleg, doar iarna am folosit la zăpadă. Dar de când m-am mutat în Spania n-a mai fost nevoie. SIE o dată, o două, pero no lopato. Înțelegi? Dacă îmi dai voie să te ajut, cred că el se uită pe live și folosește chat-ul tău. Cred că nu și-a dat seama cum... E un... Cred că să răspunde la alt live. Un live italian ceva. Nu, la Cătălin Talin și... Păi și pe ăla am văzut că vorbește italiană, deci... Opa, opa. Ești tu? Nimic. Mă uitam la o baltă cu aici, nebun. O fucking baltă. Băi, hai că am făcut și Dadu are 10.000, am și eu 9.000, aproape 10.000. Am zis că și Dadu are, am zis. Acum el poate vă spune cât are. Vreau să mă bag peste alții. Acum nu zise nimic, cum am trecut cu puțin? Bă, n-ai văzut mă așa. Eu pe mine m-am mâncat în curs să pun la titlu că jucăm profesionist, știi? Profesionist, știi? În The Hunter și ți-am băgat și tag. At Dadu, știi? Și lumea mă tot întreabă aici, bă, dar mai mi-ai apăsat pe ei și nu prea bate cu titlul, știi, adică e cam clickbait, înțelegi, și ia de aici dislike-ul meu și acum, Dadu, eu îți iau apărarea, dar pentru asta live-ul meu se duce în jos. În josul recomandatelor mă refer, știi, adică nu în ele. Dacă ai putea, dar nu zic, dar doar dacă ai putea tu să grăbești un pic așa, nu știu. Știți-vă că asta se întâmplă în online, în realitate nu vreți să știți cum o să-și pună luminile la gât așa când ne întâlnim și uite așa face cu ele. Exagerează. O să-și iau lumină tot timpul după el, o să țin așa de umăr ca pe gentuță, ca să fie tot timpul în câmpul meu vizual. Da, eu lucrez doar wireless, nu mă încurc cu luată după mine, nu e. Doar wireless frumos. Ca și la valierele, nu? Mă completezi. Mai puțin. Bă, eu am venit pe aici pe jos, dar nimic pe acelișa. Rădoi, ai luat bătaia azi. Pac, ai văzut. Ai găsit până la urmă Rockstar-ul ăla cu armă de cu cafeină? Nu. Nu te-am întrebat. Nu doar că nu l-am găsit, ci mai ăștia Rockstar-ul de bubblegum la magazin. Trebuie să aducă. Nu l-am găsit, chiar nu l-am găsit. Mai multe dată, ia-ți 10-20 și ai toată luna. Păi ce, eu sunt prost? Păi eu dacă mi-au 10-20 am până marți, dacă azi e luni. Eu până mâine. Eu nu pot, n-am cum. Energizante și chestii din astea. Bro, eu n-am self-control. Eu dacă le am aici în casă, eu le beau. Oh, wow. Da, nu, eu nu pot self-control, la mine nu merge cu self-controlul, nu pot eu, nu duc. Da, eu am aici, urmăresc o căprioare, dar cred că și-a dat repair vorba lui Radu, și-a dat repair și... Lol. Și-a dat slow repair ca pe Eurotrack Simulator. Bani. Bă, da, uite mă ursul, băi, băieți, băi. A, da, chiar, uite, Mihai Cămăruț mi-a dat o idee bună, pentru că eu nu știam cum să mă exprim cu luminile tale. Și știi stereotipul ăla de oameni care umblă cu casetofonul pe umăr de anul 80? Așa umblă Mihai cu luminile când o fără. Da, și pun pe stroboscopic. Bogdane, mersi, find it, că ai fost pe aici și te aștept și la următorul live, care va fi cu The Bus, dacă îți place. O seară frumoasă să ai. Hai, ținem și noi un pic și plecăm. Asta? Cum? Câți abonați are de bas ăsta? De bas oare abonați? Nu mă gândeam că a sunat ca și cum ar fi un nume de persoană. Ah, cu de bas, ok. și să apar tu de acolo cu mască de bas de man, știi, cu man aici scris mare așa, știi, pac. Pare. Și ne jucăm așa, să ne jucăm farming, știi, în episod. Oh my god, nu. De bas jucăm, cum așa? E frumos jocul ăla, cred că chiar o să prindă, adică a prins deja ce să mai prindă. Da, e chiar foarte frumos și în materie de The Bus. Cred că la... Chiar deci, e... eu am câteva serii cu jocuri de autobuze, așa că... Deci le știu un pic, le cunosc. Iar ăsta, într-adevăr, a rezolvat foarte multe chestii pe care toți le-am vrut la un simulator de autobuze. Nu știu dacă ai văzut, dar există un trafic infernal.
Cum? Cred că băieții care au făcut jocul au și ascultat. Așa cred și eu, comunitatea, da. Au notat pe carnețel frumos și i-a făcut fix ce își dorea lumea de la acele jocuri și ăia nu vreau să facă. Așa cred și eu, și pentru că au adăugat foarte multe chestii și au rezolvat multe chestii și excelent, iar multiplayer-ul va fi adăugat în curând. Așa că, Bogdane, ne vedem marți probabil la un live cu The Bus. Da, de-abia aștept cu multiplayer-ul să-l bage, că o să aibă și un aspect de economie, adică vom putea lucra la aceeași firmă amândoi eventual, dacă jucăm, știi? Tu îți faci rut, gen, faci în rute și în funcție de cât de lungă e ruta, atât de mult câștigi eventual, știi? Uh-huh. Închiriem autobuze și așa mai departe. Da, iar luni o să vină episod în care voi arăta autobuzul la cel mai lung posibil, care se îndoie de la mijloc. Dar dacă te muți, mai faci live? Că dacă te muți, nu începi procesul? Dacă mă mut... O să facă dat live cu farming, deci eu oricum aveți timpul ocupat. Dacă mă mut, o să fie nasol pentru cei care fac live-uri nocturne. O să le iau nișa de live-uri nocturne. Nu cunosc, adică cunosc, dar sper că momentan te bat singur. Că spun nu în general, cine face live-uri nocturne, adică practic, na, o să fiu și eu pe lângă pe acolo, pentru că o să am o cameră separată și atunci voi putea face live-uri noaptea. Deci, da, mai avem noi alte chestii gen în minte și alea pe care chiar nu vreau să le zic. Dar, într-adevăr, odată cu mutarea o să vină foarte multe schimbări din punct de vedere ale contentului, că, na. Da, să vezi cum o să fie. Deci, credem că e ca o gură de aer. Deci nu o să-ți vină să crezi. Și o să fii atât de liber încât la un moment dat o să stai și o să uiți să faci content și o să fii... Mamă, nu vine să cred că poți să filmezi la orice oră, adică o să te trezești noaptea, te puci la 10, că ești obosit, că na, ai avut o zi proastă, te trezești la 4, îți dai un refresh cu apă și ești, parcă bag un episod. Și până te pune apă ca să dori. Bagi un episod 40 de minute, ți l-ai pus la urcat, lasă că-i fac tamenii dimineață, dar să-l am acolo ca backup, știi? Pentru mâine, în caz că se viește ceva. Nu știi cât de frumos, hai de capul meu. Da, de-abia aștept la capitolul ăsta, într-adevăr. Și am și camera asta care o am ca extensie acasă, în afară, și avantajul e că pur și simplu poți să țip la orice oră, adică râd, cu hohă, te țip, nu-mi deranjezi pe nimeni, n-am vecini cine. În stânga, dreapta, în față, în spate am afară și decât într-o parte am camera mea, care oricum nu deranjezi pe nimeni, că de asta nu vreau să stau nimeni. E fain, eu în locul tău, eu spun cum aș fi eu, nu cum aș face eu în locul tău, nu, cum aș fi eu în locul tău. Eu o să am așa, deci să am exact situația ta, aș avea, nu m-am auzit ceva nou, aș avea gen frumos salteau acolo așa, sau patul lângă, dar nici nu aș ieși din cameră, înțelegi? Nici nu m-aș muta din cameră. Gândește-te că, spre exemplu, tu acum că ei poate nu și-au dat seama sau poate nu realizează, tu când vrei să filmezi, tu e cu preludiu. E cu mult preludiu. Ai, ai de făcut mâncare, da, bine, fă-i repede că am de filmat. Pac, ia green screen-ul, pune-l în spate, fă-ți, bă. Când ai avea camera ta, ai intrat în cameră, te-ai pus pe scaun și ai filmat. That's... Nici măcar n-apeși pe buton. Asta nu știu cum e. Nici nu mai apeși pe buton, nu mă mai ridic, apăs pe buton, să aprind lampă, tu ai pe aplicație, salut. Cred că asta mă încântă cel mai mult, faptul că o să am luminile mereu setate în același loc și nu mai trebuie să le mai montez, că și eu acum trebuie să le montez, să le bag în geantă de fiecare dată, la fiecare clip. Nu mai dai jos, deci te-ai pus pe scaun, ai filmat, nu mai pierzi timpul. Da, nu știu cum e asta. Pur și simplu. Plecăm în oraș. Nu-mi imaginez. Nu știu cum e. Cred, nici eu nu-mi imaginam. Eram, wow. Pur și simplu, asta tu știi că pleci în oraș și într-o oră. A, bași 30 să le las așa? Eu n-am pe unde să trec dacă le las așa. Mai luăm căpriuța asta. Am încheiat pe seara asta. Hai că am luat destule. Vreau să fac 10.000 de asta să te am. Așa, ce modest. Frumos. Ce modest. E bine, lucrez pe ora de America. Nice. O să avem vizualizări ăla pe Alin. Ți se schimbă viața radical. 10.076! Gata, și-a făcut Dan Blau. Stai să fiu pe YouTube popular. Forță, respect. Restect. Că atunci când scrii repede respect, scrii de fapt restect. Să facem și pe aia. Păi nu, că te-ai dus prea mult, dar tu nu vezi ce văd și eu? Nu, ce? A, tu nu vezi, da, hai că e bine, da, i-a tăiat degetul. Hai că ne gâdilăm la deget amândoi, e puțin dubios așa. De ce nu zic? Nu știu cum ai setat tu, băiebul ăla, dar... La mine părea ca și cum ai venit cu, mă rog, n-aveai un deget, asta e.
Ia stai că vreau să văd ceva. Mi-ai făcut curios. Ia uite, Dănuț, am văzut scorul tău că apăsai pe ei și ia uite ce zice la mine. Zice, ați vânat ceva azi? Așa, un pic dând în tine. Eu am 10.000, n-are cum, adică, na, se citește. Are glumițe, dar cred că s-a... Ia stai așa, că acum văd. A, deci, practic, a. Uite, unde s-a dus? Aici, perfect, da. Să punem și un... Da, n-aș mai face asta cu... Știi, că e ca și cum o scutur și o scutur și o scutur în cap în cap și... Mie, Harry Potter! Da, da, Harry Potter și cu Ron, amândoi. Și pe acum cu Harmony, n-a... mai trebuie Harmony. Nu-ți intri, te baci. Forța Mihai, forța Costi? Forța Costi? Ce? Luat șocat! Ce e forța Costi? Cum e? Costi Ioniță? Ce cu Costi Ioniță? Costi Ioniță, bă, ăsta e live și... cu random. Da. Și el în melodii când cântă, el așa zice, forța Costi, adică singur, știi? Nu așa cred, nu cred așa zice, ceva, nu cred. Și m-am gândit, forța Barbănea, știi tu singur să zici despre tine. Nu cred. Așa zice, forța Costi. Dar nu se poate așa ceva. Unul zice despre el asta, forța, eu să zic despre mine, forța Mihai, în timp ce cânt? Exact. Hai mă, ce treacu. Nu știi că sunt și melodiile aia populare când cântă și... Păi și cum sună asta, mă? Salut și bun venit la un nou live cu The Hunter, forța Mihai, acum hai să vedem. Da, da, da. Păi cât de cringe sună asta? Da, da, poți să spui salut și bine v-am găsit la un nou live cu... Așa? Barba neagră aici de față. Păi nu, trebuie să zic forța. Nu, aia era problema mea, forța. Aia, cu forța nu știu cum mă inserez, dar... Băi, păi și mă... Joci, uite, învânezi de Hunter și faci... O, forța, barba neagră, știi? Când te încurajezi... Hai de cap, mă... Da, mă, sunt și... Păi și Costinuiță mai există? Mai face ceva? O să fii uimit, dar da. No. A participat și el în proiectul Trăpănele oarecum cu câteva melodii și acum și-a făcut și el propriul canal de YouTube și și artiști și la fel îi combină, face un fel de Trăpănele V2. Practic e artiști de populară cu artiști de rap, cu artiști și îi combină. Dar oricum el tot timpul a fost cumva și între. Și ce se pare cel mai tare e că el în aproape toate melodiile bare și el cântă și el, să trece și el în titlu, dar tot ce face el în melodie, adică are un sunet de pe care îl face din gură ca și background, știi? Really? Un efect din ăsta, da, își face un efect din gură tot timpul. Ori un... face la-la-la-la-la, ori blablabla și are niște inflexiuni din astea. Un, un scat în... nu știi ce e un scat, nu? Nu, mă gândeam, dar dacă îmi spui propoziția până la cap, poți să deduc cumva. Deci, nu un scat în sensul de mierda, Alin V, posibil să știi la ce o să mă refer, în blues... Știi, genul muzical blues, ăla de cântau negrile, ei l-au inventat prima dată, știi? Da. De, cu trompete, cu alea, în blues, da. Vine unul și scrie, știi, dar nu se înțelege ce zice, doar că zice cumva pe ritm, ăla, când cineva face asta, se numește scat. Dar face așa. Bine, mi-a plăcut, mi-am adus aminte de... It's the scat, man! Știi? E aia. Da, da, da. Da, ăla e un blues. Și scat-ul acolo a fost inventat prima dată. Și probabil asta face Costi Ioniță, un fel de scat, doar că mai forță. Mai un scat, dar mai de buget. De buget. Dacă găsiți eu pe cineva aici care... No, nu e nimeni cu scat-ul. Ia, 0-1 pentru Germania. E bine, na, asta e. Da, ai activitate acolo, adică pe chat-ul tău ai diversificat, ai random, știi, din toate oamenii domeniile. Și-au găsit pe... Ei au zis așa, bă, e un chat, da, comunicăm și noi aici. Că pe Facebook se mai verifică, pe Facebook mai vede nevasta, așa, ce ai făcut? Ia să vedem pe Facebook. Păi nimic, pac, frumos. Dar așa, nimeni nu știe că el era de fapt pe chat la Barbă Neagră și, pac, comunica, știe ce face Germania, știe cum se descurcă ăla, ăla... Carmen, cum? Carmen, da, exact, e... Carmen, bunoasă știi? Carmen, știi? Deci, ai ce cu părere? Tu ai omorât cumva niște curcan, că m-am teleportat și văd niște curcan morți pe aici, prin zona mea. Nu, ăla a fost Alin, cred. Alin? Da, da, și a lăsat așa să facă mizerie pe câmp? Păi, nu știu, și sincer sună a mine, dar nu-mi amintesc să fie omorât curcane recent. Da, eu am omorât niște curcani, dar la începutul live-ului, adică nu cred că mai sunt, dar cred că poți mâncați de vreo pumă ceva. Ce crezi că și-au dat revive singuri? Și-au dat respawn? Bă, da, aș fi mirat să fie ai mei. Acum, stai așa, că îl vedem acum. Bă, ce al cui ești, mă, zi tu, al cui ești. Nu e al meu, ce ai? Îți garantez că nu e al meu.
Sial cu ești. O fi chiar al tău. Barbă neagră. Silver de 137 al tău. Îmi amintesc când am dat în el. E dat de la 139 de metri. La curcan în timp ce zbura băiatul meu. Da. Și mai și vorbeam în timpul ăla. Și ai dat cu, cu Stradivarius. Da, da, da. Păi dracu, dacă dădeam cu 338 nu mai găseai. Îl trimiteam pe al DLC. Intra pe DLC-ul cu câinele să amestecat. Da, da, da. Luam curcanii. Pe hartea de tipic Spaniei, de nu găsim noi animale. Cuatro colinas, da, le împingeam direct pe acolo. Să reproducea. Da. Bine, oameni. Aici o să ne oprim și noi, că deja ne-am... Ia uite-mă, fix cum oră că e ăsta. Stai, mă, numai... Bă, avem bizoni. Bă! Hai că mai ține la live-ul. Mai ține, stai așa. Dacă iau un bizon, ăla sunt. Stai, că poate am luat bizonul. Mai ține live-ul cât iau bizonul. Adică live-ul meu, vreau să zic. Dadu, dacă vrea să continue să-și facă și el acolo un scor mai de YouTuber profesionist aici, gamer... Hai, cum rămâne la latitudinea dânsului? Eu vreau să înțeleg de ce îmi dai bullying. De ce îmi faci bullying pe live? Dar nu-ți fac bullying, îți fac... cum se numește? Dar era cumva bullying-ul ele... Pe online era altfel. Parcă se numește acum. Online bullying, cred că. Cred că am zis-o bine. Nu, cred că așa e. Da, nu știu. Dar știu că mai era un termen legat de bullying. Păi eu te știu pe tine cu caracterul ăsta, ca să-ți răspund. Eu te știu pe tine, om cu caracter foarte tare. Și duc, sunt mare și duc, cum s-ar spune popor, mare și duc. Da, și pe lângă... Pe lângă asta, tu știi că-s doar niște cuvinte, adică cuvintele nu rănesc, că n-au cum. Sunt cuvinte, nu, uite. Nu, dar luminile alea, dar luminile alea mă booster așa puțin. Cuvintele, aia, asta... luminile... Na, aici nu e, nu e de mine, au ce frumos arată. A doar unul, silver. Până nu închizi live-ul. Pune. Mi-a rășit la valiera odată că mi-e dor de azi. Nu cred că vrei. Nu cred că vrei să arăt la valiera? Arată-mi. Nu, eu mă duc și... Dar care dintre ele vrei? Cam 3 plus încă 2 de la Mir? Adică... Nu, nu, pe aia care o vreau. Că uite, încurge o pe aia de la pe care o vrei tu. Și tu ce mi-arăți? Mi-arăți? Uite, am o băluță. Ce e ăla? Am o băluță. E schiloți? Da. Ai mască de aia cu mare striker-ul, cu dins, tu ai cu altceva. Da, dar eu am cu băluțe. Vezi? Că îmi curge băluța după lavaliera ta, uite. Ah, cu băluțe. Ah, ok. E fain când te duci la KFC sau ceva, știi, să zici, bă, nu mai veneați odată, chiete. Se topește bună, masca. Bună, se topește masca. Acum poți să-mi promovezi și Instagram-ul, nu? Poți să-mi promovezi orice că aplicat. Nu vrei să intri la costurile, ce să-ți fac ție? Să nu țin niciodată că știi wireless, că n-aș mai putea să-mi fac down block când pleci. Mă scuz când îmi pun și ăsta aici, eventual. Ce, nu se vede? Asta e ideea. O să fac gameplay cu astea. Doar cu ele. Să fac gameplay. Wow, stai să fac un print screen. Să vezi cum se aude. Păi nu le-ai folosit când am făcut Overcooked? Bă da, le-a folosit Mihaela, nu eu. Eu am folosit prin ăsta și Mihaela a avut la varieră. Dual microfon. Se poate în OBS, sigur că da. Da, tehnologie maximă. Dar nu se place pe mondo, ok. Nu, nu, de ce? Eu am păstrat aici calitatea ăstuia și Mihaela a avut alt de ăsta, transmițător. Și tu când arăți așa, eu sunt așa, o să fie a mea. Bă da, eu sunt curios ce content crezi tu cu astea. Dă-mi și mie! Vine aici. Fac, dă mâna în jos în 3, 2, 1. Gata, ai prins-o. Dă și la nenea, se atingă și nenea. Eu tare curios sunt, că le zici. Zici de mult de asta, sunt tare curios de vlogurile pe care le voi face, le vei face cu ele. Le iubesc. Ce? Le iubesc. A, păi da, știu, dar ce faci cu ele? Adică eu vreau să le... Atunci o să fiu eu, cum faci tu cu Dănuț? Nu, nu, crede-mă, nu. Nu. Păi nu? Mi-am comandat și suportul pentru bretea și îmi pun aici așa pe bretea și GoPro și lavaliera și merg să răsfăiesc magazinele, să răsfăiesc, adică să fie așa, gen... Poate găsesc și niște autobuze, deși aici nu mai sunt în Londra, să am autobuze de alea frumoase. Ok. Nici mi se pare... Păi și vrei să și comentezi în același timp? Da, păi de-aia mi-o pun, că doar nu mi-o lavalieră, doar de design, să-mi facă bretea frumos.
Da, prin magazine, doar că nu mai poți să... Că în magazine ai văzut și tu. Când te vede așa, nu te lasă. Să știi că se vede o leacă chestia aia pe GoPro. Da, eu, de exemplu... Da, dar nu s-a sesizat. Nu știe nimeni ce sync-ul ăla și ce... Nu, nu știe nimeni ce... Păi nu, se vede GoPro, că e o cameră, se vede lentila, se vede că, bă, ăsta filmează, înțelegi? Singura chestie care mă dezavantajează și încă mă gândesc la ea e că eu, ca să-i pun avaliera, să fac setup-ul ăsta, trebuie să-i pun automat și adaptorul pentru microfon și automat și o carcasă cum ai tu și ele deja măresc puțin volumul camerei, știi? Adică o să fie puțin vizibil. Da, asta așa este. Asta e nasol. Adaptorul ăla mă omoară și pe mine de mor. Dar, da, eu le-am pus în carcasă cum ai și tu carcasă. Da, aceeași carcasă, doar că asta e de plastic la mine. Există căprioare micuțe? Pui de căprioare? Nu știu. Eu am ceva... A, nu e chiar micuț, dar... Ok. Și fix când ziceai tu cu clema, așa am pus eu, că aveam o geantă așa pusă, așa, da, da, oblic, mi-am pus-o pe aia de la geantă doar. Fără ham, știi, doar așa pusă pe geantă. Îmi doresc treaba asta să intru prin magazine, să arăt prețurile, că m-a mai întrebat lumea și mi s-a... Adică asta îmi place și mie, ca să văd alții ce să mai mă uit. Păi și ce, nu poți să faci... Nu poți să faci voice-over dacă tot vrei... Dar oricum, GoPro-ul tău cuprinde calitatea. Da, da. Că e destul de aproape. Mie mi-e frică de... frecatul ăla, dacă mi se freacă cureaua la ghiozdan, dacă foșnește, știi? Am testat eu și nu se freacă, pentru că GoPro e ținut de clemă și clema e de curea. Iar dacă se freacă ceva, e de fapt clema care se freacă, nici de cum GoPro. Și nu ia sunetul, adică nu absolut prin vibrație, prin ceva, prin... Absolut deloc, îți garantez asta. Să-ți fac și test, dacă vrei, în privat, îți trimit video cu treaba asta. Pe notă mai serioasă. Și de asta vreau o lavalieră, ca să fie tot mai pro. Dar pot să-mi fac sunetul? Pe telefon. Să-mi registrez pe telefon în același timp și să-mi suprapun. Da, barabim, uite asta. Așa să-i fac și lua Alin V pe plac, două secunde. Alin V, ce ai cerut, mă, mâncața? Și că mi-e frică de ce o să arate. Ce ai cerut? Mă faci curios. Așa? Nimic. E ca cum ai zis tu la pastiluțe. Cum ai zis la pastiluțe? Blister. Cum? Blister. Ah, blister, da. Nu știu de ce zice blister, că blister e de fapt un fel de vânătaie pe care... Nu, dar așa zice și în engleză, că o tăia o iritație. Cred că... Pack of blister with pills, bla bla. Dar cine ești cerut ție să-i arăt și îmbrăcămintea ca să mi se urce așa? Cine ce treaba asta? Uite, fii atent, e... Știi că vorbeam noi despre asta. E fix, ai la variera pe care ți-o pui, da, ți-o pui la tricou. Pentru microfon. Și fiind coțicul așa, doar ți-ai legat de cealaltă parte de adaptor. Pac. Yep. Ai puțin mai mult cablu, într-adevăr, decât ai avea nevoie. Și du și de euro. Pe asta poți să-ți le iei acum. Du și de euro. Comandă, pac, iot, ți-a venit. Calitatea, dacă vrei, după live îți fac test să vezi. Are mic... Deci, perfect. Nu, că mi-au acum setul ăla care... Bă, la conține și la mic. Fii atent, te mai învăț și ceva. Fii atent. Vezi geacul de băgat? Da. Geacul de băgat, nu știu dacă se vede acolo, are 3 inele negre. Ok. Dacă are 3 inele negre, înseamnă că poate fi cuplat la telefon și merge. Dacă are doar 2 inele, atunci merge la cameră și calculator, dar nu la telefon. 3 inele negre înseamnă că merge și la telefon. Așa că ăsta e la varieră de telefon. Așa că pui pe asta, o pui în buzunar, ai calitate, fără să mai ai adaptorul, exemplu, sau case-ul la GoPro. Cu 20 de euro. Dar iau setul de la Sinco, nu pot să folosesc doar asta? Cum adică? Păi, îți iei setul cu wireless și o folosești pe asta? Nu face parte din setul de la... Asta vine dacă îți cumperi ăla cu două transmisătoare. Normal, pe ăla îl cumpăr, ce ai? Asta e cadou. Ah, păi da, păi și cadou. Atunci o să le-am când o să-mi cumpăr setul. La ce da, să zic. Da, păi, nu, setul. Să grăbești procesul. Să dai acum 25 de euro și să-ți le iei pe ăsta. Și pe așa cum să te bași și magazine până ți iei tu pe alea pe wireless. Nu, te bași direct pe magazine să faci contentul pe care ni l-ai promis. Nu mă grăbesc, dar... Când vreau să iau setul așa, să desfac și o cutiuță așa frumos ca tine. Mi se pare că și amâni un pic așa cum face Dănuț. Și iau camera aia, dar
Nu prea postăm așa. Să mă ierte Dumnezeu, dar pun câte 3-4 clipuri pe zi, deci nu e, nu, e cu o comparație greșită. Nu știu ce să zic aici. Ne-a comparat pe nișe, nu, nu. Nu? Nu. Păi, Dănuț deja oricum e puțin istorie, că mai trebuie 20 de abonați și l-am luat, care el are 8750 parcă. Că te compar tu la abonați, da, na, asta e, e doar comparația ta. A, și, da, tu ai înțeles, nu, că cu asta nu-ți mai trebuie carcasă de plastic la GoPro, nu-ți mai trebuie adaptor, că tu faci în telefon înregistrarea. Deci ție nu mai trebuie lucruri. Nu pot să fac în telefon, pentru că eu în telefon mai am 80 de mega liber, că iPhone-ul meu e de 32 și nu mai are spațiu. Practic toate update-urile de la iOS mi-au ocupat tot spațiu. Eu nu mai am aplicații decât esențiale. Bancă, Bitcoin și cam atât. Nu am spațiu în telefon. Da, mă, îmi pare rău despre ce să zic, da. Și am spațiu. Forța Apple. Eu acum am o chestie, adică odată venită cu un update, eu nu mi-am făcut update la telefon acum un an, pentru că nu mai am spațiu. Dar cum să, dar în schimb, cum să fac acum update așa? Care când nu mai folosesc o aplicație, îmi șterge cu oarecum aplicația și când am nevoie de ea, mi-o bagă la loc. Păi dar da, așa, dar vezi că ai reziduale și când intri tu pe internet și alea, vezi că ai acolo, gen în buffer, încărcate multe imagini alea, nu merge curățat? Nu, am curățat, nu. Mai am foarte puțin, sub 100 de mega. Mamă, dar 32 de giga, n-am, 32. Păi da, dar mai iOS-ul consumă, mi-a ocupat foarte mult. Eu asta vreau să zic, da. Da, păi și eu am 30 de giga ocupat doar din sistem. Pe vremea când a fost bun, când a apărut, când nu era atât, când nu era iOS cât e acum. Da. Uite, la mine e ceasul 11:27 pe telefonul meu de 128 de GB memorie internă și 8 GB RAM. Ha, mă, 1:27. La tine cât e ceasul? 10:30, cred că, nu? E pe Anglie, mai cu o oră în urmă. Ha? Da. A, apropo de 8 GB RAM, 8 GB RAM pe telefon și cameră de... Ia stai puțin că m-ai provocat. Stau un pic, apropo de asta, ce căprioare? Stai puțin că m-a provocat. Nu se mai poate așa. E să umblu la cutiuță, că nu se mai poate cu el. Stai așa, că m-a provocat. Am dat casa cu curul sus. Nu știu la ce tarif. Fii atent că e prăfuit. Că am și eu, dar eu nu trădesc marca. Fii atent, e nou în cutie. Da. Și aveți ce... Ia uite-l de cât e. Nu de știu, spune-mi tu ce e. S20 Ultra 5G. Dar nu-l folosesc, că nu-mi place. Eu sunt fan Apple. Ia uite-l. Vezi? Ăsta e ăla pe care mi l-ai zis că l-ai luat la mâna a doua și îl vinzi cu 50 de euro mai scump. Vezi? Vezi, îl cunoașteți că râde, de el cunoașteți, iată-l. Că face mătrășenii la mâna, iată-l. Second... CH Market. Hai mă! Pentru prezență, a spus un număr extraordinar de mare, mulțumim pentru numărul de like-uri, ne ajută extraordinar de mult în... recomandare. Da, nu uitați că marți vine un live cu The Bass pe canalul Barbă Neagră, luni vine și pe data un live, dar nu știm cu ce. Și la, tine ce live? Ce live vine? Vine live. Când o să-mi iau la valieră, mai vine live. A, bă, că data viitoare ți-arăt și eu ce cutii mai am pe aici prin cameră, ia. Că tot ziceai tu, da. Măi, cutie! Termină că nu e cutie! Nu e cutie! Da, mă, da. Nu e cutie! E adevărat? Da. Na. Da. Știi cum e asta cu Samsung-ul tot de-l țin cutie și nu-l folosești? Ia zi. Ca pula doar pentru pișat. Atât. Vezi că aici mai rănim puțin pe orgoliu. Că aici mai țin melodii fără să vrei? Tu am zis ca, erau comparați. Păi da, dar mai lovi fără să vreau. Eu te înțeleg, dar a fost colaterală treaba, total fără să vreau. Like. Bun. Puțin telefonul ăla în dulap, doamne ferește. Nici măcar n-am dulap, că măruț. Nici dulap, nici pat, cred, mă. Am totul pe covor. Ca turcii, mă, ca tătari. Da. Păi, la 8 minute s-a câștigat atât de bine. Oh, ți-ai luat telefonul în prealabil pentru că faci 30 de cani. Când vine ăștia la Eneba să te sponsorizeze, când zic cât vrei pentru reclamă, păi am dat pe ăsta 800 de euro, 800 de euro, vă rog frumos, acum aici. În câte rate vreți dumneavoastră? Bun, ne vedem mâine. Pa, pa, noapte bună!
Toate cele bune.